bună, salut, nu te-am văzut. Este, nu vine să cred, o cameră pe stradă care mă urmărește. Eu sunt foarte obișnuită cu asta și de aia n-am fost surprinsă. Bine v-am găsit la Vocea României, la Lucruri Simple. Eu ce fac aici, pe Bartoș? Uite, eu te urmăresc spre Academie. Academie? Ce Academie? Păi ne vin la cursurile de balet? Bă, stați așa! Ce? Mă strigă cineva, trebuie să plec, mă întorc. Dragii mei, astăzi, la Lucruri Simple, invitata noastră este Maria Popovici, o cunoscută comediantă româncă, frumușică și sprințară. Haide că facem podcast, nu mai facem balet. Bine, să nu mă puneți, am făcut balet, știți că am făcut balet când eram mică? Da? Da, foarte varză eram. Și am zis verde sălcioară. Ah, ce drăguț! Și ea, dacă toți suntem aici, zi-mi tu ce ai vrea să bei astăzi la podcast? Apă. Bun. Depinde ce mă puneți să fac. Posibil să am nevoie și de niște vin. Alb? Alb. Perfect. Sec. Bun. When you fever, fever when you hold me tight. Fever. Am văzut că aveți agenda cu Horia Brenciu. Da. Ce nu poate să-și cumpere oamenii agenda cu Horia Brenciu? Da. Vreau și o să am... Vreau în fiecare zi când văd ce am de făcut, mai întâi să văd pe Horia Brenciu. Și vrei aveți cu... și cu poza lui? Nu, avem... Aveți o poză cu el să-mi pun pe perete la mine acasă? Nu mă enerva, Maria! Yo! Maria, nu mă enerva! Hei, hei! Vreau tot ce aveți cu Horia Brenciu. Uite, văd că are... Asta e adevărată, cu Gene Kelly, da, autograful. Mamă, câți bani are Horia Brenciu. Mă reține pe pereți. E clar. Și aici e semnat Horia Brenciu din loc în loc. Tot pe pereții ăștia. Come on, come on. Maria, Ria, Ria, Gana, Ria. Ah, ăla, ăla. Gana, Gana, Beze, Gama, Beze, Gama, Ma, 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 Ma. Mersi. Pe aici mergem? Da, pe aici se țin cursurile de pian, canto, tobe, că eu încerc să te conving. Ah, pian, canto și tobe. Unde mă duce și frate? Și chitară și acum coborâm. Că... Deci am urcat și coborâm. Da, mamă, e cam un labirint. Deci... Aoleu, Doamne, unde mă duceți? De unde știu eu sigur că aici e Horia Brenciu? Hei, 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 hei. Maria, Maria, Maria să trăiască. Maria, Maria, la mulți ani, Maria. Ia să vedem dacă Horia Brenciu ieșe la casă. Ia să vedem. Aoleu, aoleu, e cu drastea și tu aici. Mi se pare normal, dar băi, avem oare camere atât de bune? Nu mai exagera, te rog eu mult. Încearcă să nu mai exagerezi. Mamă, mă. Știi care e frica mea astăzi? Să nu se strice asta, să se ducă la live-ul tot. Nu. Frica mea astăzi este să spun o poantă proastă, zic, ai una mai bună, hai caută mai bună. Sau altele. Sau tu care îmi dejoși toate planurile și nu am cum să mai glumesc ever, ever. Mamă, mi-e frică că o să mă pui să cânt. Deci mi-e rău de frică. Tu să cânți? Să nu mă pui să cânt. Deci mă stresez atât de rău chestia asta și mi-am dat seama după aia că m-ai chemat la podcast și mă gândeam ce drăguț și după aia mi-am dat seama, aoleu, o să mă pună să cânt. Nu mă, doar eu, cel care cântă asta sunt doar eu. Bine, mulțumesc. Uite, Maria e fata cu zâmbet de foc, ea mi-aduce întotdeauna noroc, pe oricând o voi invita, Maria Popovici e dragostea mea. Foarte bună vrăjeală, bravo. Nici Marius de la pian nu știa. Nici Marius de la pian. Nu. Am înțeles. Eu știu cum vreau să mă consider tu astăzi pe mine, ca un fel de prieten vechi al tău. Aș spune și mai mult, ca un fel de soț al tău. Soț al meu? Eu am un singur soț, îmi pare rău. Te rog, punctează. Când vezi declarații de genul ăsta... Am un singur soț cu ăla mur de gât. Ești în stare. Da. Așa. Îți aduce aminte că ai contribuit și tu la asta un pic?
Nu mai știi. Eu te-am invitat la nuntă, dar tu nu ai venit. Unde e camera? N-a venit. Nu a venit. La mine ai spus că nu poți să vii. Ai spus că nu știu ce, nu poți să vii, dar tu ai contribuit pentru că când eram în Timișoara atunci împreună, i-ai zis Duminicu, ai trimis videouri și ai zis hai mă, cer eu de nevastă, nu știu ce. Și poate i-a intrat undeva acolo informația asta în cap. Poate. Și în anul ăla? Da. Extraordinar. Da. Dar vezi că la podcasturi e ca la anunț, dacă eu vin la al tău, trebuie să vii tu la al meu. Da, sigur. Dar la noi să știi că nu e cu flori, primire, tot e... Zim de ce nevoie. Am înțeles că preferatul tău este vinul Sauvignon Blanc. Da. Scuze, poate spărgeam ceva. Apasă. Te rog eu mult, că și așa am emoții. Bine băiatul! Bine chiar acum Sauvignon Blanc pentru fata! Mamă, băi, deci și la mine acasă, dacă vii să știi că nu o să ai condițiile astea. Deci la mine acasă, dacă vii, o să te întreb ce bei, uite, ia-ți, mi-am ia-ți făcut acolo, bar, poți să-ți alegi singur. Auzi, poți să-mi scot asta sau trebuie să o am? Scoate-ți tot. Da, imediat. Pe sub masă sau trebuie să se vadă? Poți să faci orice. Ideea este că... Dă-mi bani la mine. Nu pot să o arunc. Uite, gata, bancul, uite. Nu! Aoleu, doamne, câți bani are Horia Brânci. S-a rupt. Am văzut că toți pereții ăștia de pe hol sunt semnați de tine din loc în loc, așa mulți. Am văzut că poți să cumperi agende cu Horia Brânciu, tot cu Horia Brânciu. Mișto. Vrei? Da, clar. Și o poză cu tine, vreau să-mi pun acasă, să am... Vreau să-ți dau ultimul afiș. Te rog, în dimensiunea lui, exactă, vreau la mine acasă. Dar pot să-ți fac și un de la hologramă și din când în când îți fac. Maria, te vreau, Maria, da, te vreau. Te rog. Eu acum, în toamna asta, te vreau în echipa mea, e da, sintagma principală. Perfect. Te vreau în echipa mea, te vreau un lup de ăsta, uh-huh, știi? Vreau să spun buchetul mai încolo, okay, și aș vrea da, să spun că... Am crezut că Miriei, că e pentru fiecare invitat, aveți un buchet și tot dați. Da. Și aș vrea să spun, pentru că astăzi suntem pe 11 septembrie, îți spun la mulți ani. Mulțumesc. Pentru că au trecut 3 zile da, de când noi în calendarul nostru ortodox sărbătorim Maria. Da. La mulți ani. Ce mă îmbăt și mă fac de râs. E foarte frică. Eu n-am băut într-un podcast până acum. S-a terminat, gata. Ah, și am și show diseară. Unde e show diseară? Am la Comics Club. Vrei să vii? Puteți, da. Colegii tăi? Comics Club. Da. Aș vrea să vin, dar astăzi mă duc la tenis. Vezi, așa mi-ai zis și la nuntă, că te duci la tenis, așa am zis și la show-uri. Bine. Încheiem aici podcastul nostru, a fost o plăcere să te-am... Mulțumesc foarte mult nu, pentru invitație. Nu, plăcerea a fost de partea mea. Pentru că astăzi este septembrie, luni, vreau să vă spun așa. Maria Popovici este absolventă de UNEATC. Pe vremea mea se chema simplu ATF. Peste 10 ani se va chema așa. UNEATC, ATF, MLPNSMN. De la CMPL, SPN, MN. Nu știu, dar o să se adauge diverse litere da, în plus. Înainte să ajungă să spună glume, Maria a jucat 5 ani într-un teatru independent, numit La Culise. În Culise. În Culise. Așa, documentare, mersi frumos. Mai să nu te prind și pe tine în prezentarea mea. A câștigat premii. Păi. Și aș vrea, când zic cu fiecare premiu, un jingle și aplauze și ovații de la puternice. Și premiile, că le-am adus cu mine. Premiile sunt afară. Da. Prima ediție a Open My Contest. Organizat de Club 99 în București. Și locul 3 la Stand Up Fest 2015 Brașov. Și 2014. Și 2014. Vezi, eu de-aia deci, fac podcast. Eu zic, fii atent. Du-te până afară. Da. Mai. Întrebăm aici. Îmi place, mă ține ca pe ace. Asta e un cântec. Îmi place, mă ține ca pe ace. Să reții, Marius. Glumesc, să știi, apreciez foarte mult că știi toate astea. Serios, stai așa. Nu mai știu. Și locul întâi. Ia vezi. Aveți și tobe? Nu. Nu, avem tobe false. Locul întâi. Ce e? Ai problemă. Așa, femeie la tobe. Să-și daune și doamnilor la tobe. Femeie, atenție. Locul întâi în 2016 la iUmor. Da. Tot ea, Maria Popovici, a urmat cursurile unei școli de balet de la 4 la 11 ani. De unde știți asta, fraților? 7 ani de zile a studiat balet. Degeaba.
degeaba. Nu cred așa ceva. Părinții mei săraci erau dezamăgiți din ce în ce mai rău în fiecare an. Se gândeau, dar de ce, mamă, nu poți? De celelalte fete? Și eu eram așa. Nu, era... Nu, eu cred că... Mai ții minte de plie, mefie? Ții minte, m-a ajutat un pic la facultate, că am făcut un an întâi balet și știam tehnic să fac totul, dar nu am grație, nu am avut niciodată și nu mi-eșea, să știi. Nu mi-e, crede-mă, nu. Tu suferi de modestie, fata mea. Nu. Astăzi spun sincer. O să îndepărtăm mai multe lucruri pe care o să le abordăm. Am înțeles. Mulțumesc, chiar aveam nevoie de asta. Este că sunt... Și mi-au dat și băutură. Este căsătorită cu Alexandru Minculescu, și el comedian, cei doi duc o viață romantică și plină de bucurii. Maria, draga mea, prima mea întrebare, fără menajament, cum stai la capitol vocal? Pentru că știu că am înțeles că atunci când erai mică, pregăteai spectacole de varietăți de cântat cu alea. De unde știi atâtea lucruri? Deci asta cu baletul nu știe aproape nimeni. Stai puțin. Cadru. Și aș vrea o clipire când... Ia. Acum continuă. Deci... De unde știi așa ceva? Pe bune, cu baletul chiar nu știe nimeni. Și gândește-te că sunt câteva pagini. Hai de capul meu, tu mă urmărești pe străzi. Ai simțit vreodată? M-ai văzut vreodată? Nu. Te văd pe afișe peste tot. Brânciu, sala palatului. Brânciu, sala palatului. Da. Am eu o boală cu sala palatului. Este un fel de... Un fel de netratabilă. Ia să văd dacă poți să fac 5. Da. Cu vocea, cum stau? Deci eu cred că stai foarte bine, pentru că tu ai avut o copilărie plină de elemente muzicale, de spectacol, show, tralala, și tu ai ales să faci stand-up. Fii atent aici ce vreau. Eu astăzi vreau să te schimb. După cele 6-7 ore de podcast, cât vor fi, ce bine. Noi terminăm asta, te duci direct în spectacol, direct. Dar tu te duci direct în spectacol schimbată. Eu nu am, nu știu de ce, nu am niciun pic de încredere în vocea mea. Eu am auzit atunci când și nu e nimeni atent, îmi zic oamenii, bă, tu chiar ai voce. Dar pentru că nimeni nu mă auzea. Dacă mă pui acum să cânt de la emoții și faptul că am zero încredere în mine, nu mai pot să cânt. Dar cânt singură în casă, am un curaj. Uite, acum am făcut un film cu Costel și Costel îmi zicea, bă, tu chiar ai voce. Dar nu știam că aude. Cântam în mașină, știi? Dar știi de ce? Pentru că și lui Costel i-am pus niște partituri și când a început să cânte... Asta-i părul. Nu, că atunci te setunsese, nu? Era mai... Da, el are mai multă încredere în vocea lui. El a făcut improvizație muzicală cu Micuțul. Au trecut peste niște chestii. El a făcut cu Micuțul improvizație muzicală? Da. Aud pe asta pentru prima dată. Foarte, adică le găsiți pe YouTube. Sunt foarte mișto. Pe teme, pe chestii și pe loc. Versurile, muzica. Dar eu nu sunt așa ca el și nu am atât de multă... Adică am tot timpul senzația că nu am voce și alții spun că am voce, dar eu cred că am voce la modul să imit, să cânți așa, știi, încet, când te prefaci, o să cânți, dar nu dacă în plin. Să știi ce zic? Am mai făcut la școală, că am făcut un ATC-ul, dar... Visul meu, vreau să spun, și asta am spus, cred că și lui Micuțu și lui Bobonete. Uh-huh. Le-am zis, băi, visul meu este să se întâmple. Deci eu dăm șansa asta... Să mă remarc ca cel mai mare fan al tău care vine la spectacole, dar trebuie să împlinești o singură condiție. Și cred că tu ești acel om de stand-up comedy de care am atâta nevoie. Deci am văzut cu mult timp în urmă un american care era pe scenă și făcea stand-up muzical. Uh-huh. Avea secvențe din melodii, da. Le dubla... mai făcea niște poante legate de muzică, venea o secvență muzicală pe care oricine o poate apăsa din regie sau tu cu un buton, că vorba aia, acum suntem în era, scuză-mă că iau desfăcătură de la vin, suntem în era aia în care zic pac, știi? Da. Deci orice se poate face. Eu vreau să fac din tine chestia asta. Eu vreau să fac acea femeie fatală, în primul rând, deci... Asta e clar, când deja... Cine deschide acum laptopul, vede. Pe YouTube, intră pe YouTube, vede La Femme Fatale. Clar. Filmul clar după sunt. Care și Micuțul și Teo, Vio, Costel, nu mai zic de Mincu, sunt leșinați. Clar, eu asta și-mi doresc în viață, altceva nimic. Astăzi, is the time. Dar serios, nu o să pot să cânt, pentru că filmezi, nu mai filmați. Da, nu, opriți camerele, vă rog. Mulțumesc. E ok?
Ok? Ai oprit camerele? Perfect. Gândește-te că am oprit camerele. Ce-mi faci? Și acum vreau să spun un singur lucru. Așa. Tu ești aici, în fața mea. Și pentru că cineva, cu câțiva ani în urmă, insista să te duci undeva să te afirmi. Pentru că îi spuneai poante multe. E vorba de nașa ta. Băi, terminați-mă, de unde știți asta? Este foarte ciudat. De ce știți asta? Mi se pare ciudat. Mă speriați un pic. De unde știți? Asta e ceva care... Deci nu știu cine știe asta. Foarte... Vrei să încheiem, să spun? Nu, dar e foarte... Deci transpir din ce în ce mai stres. Băi, dar... Nu, e aici alături de mine, make-up artistul, în caz că vezi brobodele pe frunte, vino și tu și dă... Nu, avem mai... Eu sunt cel care îți va îndepărta orice broboană. Da, orice brobonea. Brobonea, foaie verde de la rea. Cum se numește nașa ta? Dana Miron se numește. Dana, mulțumim... Poți să mă... Da. Dana. Știu de ce râd așa ca proastă, am zis. Dana, îți mulțumim foarte frumos, pentru că tu ai contribuit... la bine dispunerea acestei societăți, acestui popor. Dacă nu existai tu, să remarci calitatea asta a glumelor, a unei femei pline de bună dispoziție, noi nu beneficiam astăzi de zâmbetul ei, de emoție, de modestia ei. Femeia fatală, Maria Popovici, e... nu dormi, Maria, e aici lângă noi. Nu mai pot de râs, gata. Deci avem aici, avem nu make-up, dar avem niște șervețele. Mulțumesc. Plângi. Poți să și plâng? De bucurie, dar poți să și plâng. Deci eu am plâns. Da? Uite, cu o săptămână în urmă, când a fost colega mea de scaun, nu-mi place să zic colega mea de scaun, de fotoliu, da, de la Vocea României, Teo Roz, noi am plâns. E o problemă foarte tare la noi. Când unul începe să plângă, plânge și celălalt de plânsul lui. Mamă, ce-mi place de fata aia. Nu mai pot după aia. Nu mai pot. Și am descoperit-o la tine în podcast. Nu știam de ea înainte. Foarte. Deci nu mai pot după aia. Îmi pare rău că nu am timp să... Adică am chemat-o la un show și îmi dau seama că nici ea nu are timp și nici eu nu am timp, dar mi-ar plăcea foarte mult să o cunosc, îmi place de ea în septembrie, nebunie. În septembrie, o iau de mână, da, în luna asta nebună septembrie, venim la tine și stăm în primul rând. Ce drăguț! Vorbesc foarte serios. Vă aștept cu mare drag. Bine, și alături de nașa ta, vom face o masă a noastră. Da. Family table. Da, numai că și nașa mea și Teo au un copil mic, abia au născut, amândouă, și cred că cu timpul stau mai prost. Vor înțelege copiii mici? Pentru că glumele tale, acum, trebuie să fie momentul, asta o să le spune, pe legănușul lor scrie așa, Carpe Diem. Ok, mergem mai departe. Din 2013... este împreună cu Alexandru Minculescu. E, vezi? Nu e așa. Ba da. Ba nu. N-am zis căsătorit. Nu sunt împreună cu el din 2011. După prima ediție a Vocii României, oficial, din 2011... Neoficial suntem din 2010. Aveam un alt iubit. Și încă nu era definitivat așa. Băi, situația în viața eu mea. Cred că... Să intre Minculescu! Hai să intre... Nu, am glumit. Da, știu. I-am spus, dar avea altă treabă. Fii de aici. Din 2011, asta înseamnă că în 2010 v-ați pupat doar și în 2011 v-ați îmbrățișat. Băi... În stilul meu vechi. În caz că se uită mama. Ce să-i spun? Noi mama? Doar ne-am pupat mereu. Nu mă, da, în 2010 ne-am pupat. Alo, chiar ne-am pupat. Maria, ce faci, mamă? Vrei să zic cum ne-am pupat? Da. Deci, eram cu colegii la Vama Veche pe plajă și Mincu, care era cu 4 ani mai mare ca mine, că el a mai făcut o facultate înainte, avea foarte bună așa vrăjeală de calitate. Cum ai tu, că și tu ai foarte de calitate? Adică e bine, e de bine, așa spun eu, vrăjeală de calitate. Sună urât cuvântul vrăjeală, sună urât, dar... Calitatea nu, dar dă-i tu o altă conotație. Pentru mine, adică, ca și cum ai cumva cuvintele la tine, spui lucruri frumoase, pozitive. Și stăteam pe pătură, ne uitam la tele. Pe pătură, pătură, da? Eram studenți, n-aveam bani de șezlong. Uite, o stea căzătoare, nu știu ce, și m-a pupat. Dar eu aveam un iubit acasă și a fost complicat. Și practic tu te-ai dus acasă bulversată. Bulversată. Extraordinar. Da. Să știi că am trecut prin acest moment și nevastă mea poate să afle acum în premieră. Am trecut prin momentul ăsta. De bulversare. De bulversare în 1993. Wow. Da. Când tipa cu care am mers la mare... la Costinești, puțin mai acana de Vama Veche,
A zis, băi, eu vreau să zic că, nu știu dacă vom mai fi împreună, dar între timp am pus ochii pe alta. Uh-huh. Și mi se părea foarte interesant că era dualismul ăsta. Ce fac acum? Cu cine merg mai departe? Cine îmi va oferi dragoste mai departe? Așa te gândești și tu? Da. Dar că eu aveam 19 ani. Lucrurile erau mai puțin complicate. Eram la fel, aveam și eu 20 de ani. Ah, ok. Deci înțelegi. Noi doi ne potrivim. Punem o melodie. De ce oare eu te-am cunoscut? Ok, acum cântăm. Băi, dar... Mi-e foarte frică, mă. Deci, gândește-te că oamenii... Trebuie să mă beau niște vinuți, deși m-am îmbătat de la două. Nu. Ce vin e asta, fraților? E vin Cuza. Cuza? Bun. Eu n-am mai băut de mult vin Cuza și de o săptămână. Cred că a trecut o săptămână. În orice caz, din 2016, da. Tu locuiești împreună cu Micu. Din 2013 locuim împreună. Nu. Băi, pare. Nu înseamnă că dai uz, cum e? Locuim fals împreună, și uz de falsă noapte. Dar locuim împreună din 2013. Atunci, eu aveam 23 de ani când ne-am mutat împreună. Și după... ok. Trebuie să refacem. Știi că eu sunt corespondent Wikipedia în România. Deci cine ți-a dat informații? Dacă ți le-a dat Mincu, e praf. Ne certăm acasă dacă ți le-a dat Mincu. Mă rog, în orice caz, ca să trecem peste acest moment delicat al situației, tu și Mincu faceți glume între voi. Și aici vreau să-mi dai o chestie foarte clară. Am citit într-un interviu că voi faceți glume exagerate. Uh-huh. Eu sunt Mincu. Dăm un exemplu de glumă exagerată pe care oamenii care ar vedea aceste glume ar zice, nu cred că e exagerat. Tu crezi că e exagerat? Da, nu știu. Nu pot să dau un exemplu de glumă acum pe loc, de context, poate. Context. Adică, de exemplu, oamenilor, cred că le vine foarte greu să creadă că noi facem mișto foarte dur unul de altul. Pare că unul din noi totuși s-ar supăra. Am auzit oameni care zic că voi, de fapt, nu sunteți împreună, că nu v-ați vorbi așa. Dar e felul eu cred că atunci când ești comediant, cumva nu-ți mai ajunge... Scena? Nu, nu-ți mai... Glumele nu-ți mai ajung, trebuie să fie mai mult, mai exagerat ca să râzi, să te duci mai departe. Poate unele lucruri pe care nu le-ai spune pe scenă, că oamenii ar zice, bă, nu se poate chiar așa. Dar nu-ți mai ajunge, nu? Poate un cunoscător de vinuri vrea să fie mai nu știu cum. Așa suntem noi, le facem mai dure, ne ducem mai mult. Și atunci noi suportăm genul ăsta de glume, pentru că ele nu vin cu o încărcătură negativă. Eu nu... îi spun pe bune o jignire sau el mie, e doar să faci haz de necaz. Mi se pare că în viață, pentru că viața nu e ușoară tot timpul, pe mine mă salvează mult acest haz de necaz și prietenii mei apropiați, sincer, cu asta trecem prin momente grele cu foarte mult haz de necaz. Un context greu? De exemplu, te invită Horia Brenciu la podcast. Bravo. Unde afli că s-ar putea strească să cânți și ție ți-e rușine și faci haz de necaz. Înțelegi? Asta e haz de necaz. De astea să tot ai. Necazuri de astea să tot ai. E un exemplu prost că nu e un necaz. Eu mă bucur enorm. Ați citit în ochiul ei că nu este adevărat ceea ce a spus. Pentru că toți oamenii... De ce ai trei camere una lângă alta în același unghi? Pentru că una este cu ochii tăi la ochii tăi. Am înțeles. Alta este la plan mediu. Mm-hmm. Și una este în încadrătură mai mare. Da, și la noi la fel e la studio. La studio avem tot așa mai multe camere, geamuri și sufrageria aferentă. Să intre lumina pentru... Tana, s-am transpirat. Băi, fii atent aici. Asta este, într-adevăr, gluma este o armă, autoironia ta este o armă, pe care o apreciez foarte mult, da. Și sinceritatea ta debordantă, dureroasă câteodată, transparentă, 100% e o armă. Au mers de fiecare dată toate armele astea? Da. Chiar uneori Nu te suport. Ca să dezarmezi oameni care sunt un pic mai, nu știu, serioși sau stresați sau, nu știu, nu-și ies din felul lor de a fi, poți să folosești umorul să-i dezarmezi. Sau să-ți folosești umorul să-i destresezi. Eu folosesc umor foarte dur în ultima vreme cu mama mea, care are un simț al umorului foarte dezvoltat. Chiar... oamenii spuneau adesea când eram în jurul la Stand Up Revolution că râd forțat. Și ziceau, bă, nu mai râde așa forțat. Și a venit maica mea odată și a stat la toată filmarea. Și după ce au văzut-o cum râdea, a zis, a, tu nu râzi forțat, tu râzi ca mama ta. E moștenire de familie. Așa râd din orice.
Și am, am glume la care cred că oamenii ar zice, bă, nu se poate așa ceva. Dar eu știu că o fac să râdă, de fapt. Am dus-o la stomatolog și are frică, cu mulți oameni cred că au de stomatolog, și avea și niște chestii complicate de făcut. Și stătea pe scaun și medicul îi explica ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă. Ea nu prea era de acord și am început să țip la ea și am zis că trebuie să ai dinții frumoși pentru că nu o să fii babă și te duc la azil, ai înțeles? Că nu puteți să ne facem de râs la azilul ăla. Și maica mea râdea și medicul se uita. Urlam că tu crezi că mergem la azilul ăla să ne facem de râs? Pe mine mă știe lumea. Zis, ai dantura frumoasă când te trimit acolo. Deci, anumiți oameni poate n-ar suporta genul ăsta de glume. Poate zice, bă, nu e amuzant să spui că o duci pe mata la azil. De-aia nu mai putea de râs. Da, știi? Da, pentru că știe că nu există posibilitatea asta și că doar facem haz de necaz. Na. Da, o să o duci la azil. Normal. Ok. Și pe tine, copiii tăi, mi-au zis că plănuiesc. Băi, nu acum, azi de dimineață m-am gândit la asta. Un an, doi mai ai, serios, nu te stresa. Nu te stresa cu asta. Mi-au spus că te mai țin o perioadă. Andreea, mai duce la azil? Nu, așa zic și eu, mama, nu. Fac apă plată și mixat mineral. Așa. Tu știi că acum... eu știu că în viitor o să devii mamă. Eu? Da. În viitor, am zis. Futurul. The future. Ok. E, pentru chestia asta vreau să spun un singur lucru. Da. Că atunci când ești mamă și ai un țânc sau o țâncă. Sau o țâncă. Știu eu, care se merge ca uite așa, tu îți dai seama, aoleu, trebuie să fac sport. Uh-huh. Brusc îți dai seama, aoleu, trebuie să fac sport, că nu rezist cu lângă acest atomic bump. Iar tu după aceea o să te apuci de sport. E bine, atunci intervin eu, Horia, mă sun și spun ce trebuie să faci. Da. Îți spun... Eu fac sport. Sunt foarte rezistentă. Știu că nu par că fac sport pentru că sunt mai supraponderală, dar eu fac sport. Nu, nu. Ce sport faci? Alerg foarte mult. În ultima vreme n-am mai reușit să fac kilometri de anul trecut, că n-am avut timp și dacă nu te antrenezi... Pe zi, câți kilometri? Uite, anul trecut aveam o medie de 8-10 pe zi și când voiam să mă duc înspre semi-maraton, alergam 16. Dar am avut o perioadă foarte aglomerată din septembrie și până acum și plină de proiecte și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, dar dacă nu te antrenezi, îți pierzi din antrenamentul ăla de a avea rezistență. Și acum o reiau de la aproape zero, ușor, ușor, fără stres, nu pun presiune asupra mea, dar tot înspre semi-maraton doresc să mă îndrept. Tu spui ca și distanță semi-maraton, nu că te duce după aceea la semi-maraton. M-aș și duce la semi-maraton. Îmi doresc să mă duc la semi-maraton, dar este... sunt niște pași. Nu trebuie să te arunci așa cu capul înainte, că e nasol. Adică... progresiv. Da, da. Asta le spun oamenilor care vor să se apuce de alergat, că mulți îmi scriu și zic că s-ar apuca și nu pot. Și le zic, păi da, alergă 500 de metri prima oară. Nu alerga 5 km cum face unul de pe net, care probabil a început cu 500 de metri. Alergă o săptămână 500 de metri până te plictisești și la un moment dat o să alergi 600 și tot așa. În afară de alergătura asta... pe care o faci zilnic. Sens, o Maria, alergătura asta care, te rog, haotică din viața ta. Alt sport nu mai faci? Mai merg la sală, dar sinceră să fiu, deși îmi place mult că am o companie plăcută la sală, mă plictisește alergatul în natură, în parc, mi se pare mai, nu știu, pentru mine mai interesant decât statul în sală. Ai încercat vreodată tenis? M-au dus părinții mei când eram mică și acolo tot praf eram. Să știi că și pe mine m-au dus părinții când eram foarte mic. După aceea s-a întrerupt dorința mea de a merge la tenis și a fost reluată de acum 6 ani. Ah, ok. Când o fată, o sportivă, anumită Ana Bogdan, mi-a dat o rachetă. Uh-huh. În cap? Nu, mi-a dat-o în mânuță, dreaptă, și eu a trebuit să... Dar știu că faci tenis, că te urmăresc pe rețelele de socializare, să știi, nu doar tu mă urmărești pe mine pe străzi. Zim dacă glumele pe care le făcea cu 5 ani de zile mai sunt bune și astăzi. Nu mai sunt bune nici unele când le privești. Crede-mă, te judeci atât de mult. Întotdeauna când privesc un material de stand-up din trecut, mă gândesc, Doamne, dar cum râd oamenii la asta? Că eu nu înțeleg. Ce vă vine să râdeți? Apoi urmează o altă situație când renunți la, da, tu îți faci un material, un set de 35 de minute, faci spectacole, mergi cu el prin țară și exact în momentul în care trebuie să începi să-l schimbi, gata, să-l înlocuiești cu altul ușor, ușor, ți se pare, a, mai bine de atât nu o să scriu. Nu o să mai scriu niciodată. Asta a fost cel mai bun, s-a terminat, s-au terminat toate glumele din lume, astea au fost. După aia când trec în câțiva ani spui, oh, glumele alea erau proaste, ce era în capul meu? Doamne, dar voi de ce ați râs? Când cineva îmi spune că mă place, zic că ai fost la show-uri, nu, de pe net. De pe net? Dacă vii la un show live, ca și la muzică de altfel, mi se pare diferența cer-pământ. Adică dacă îți place cumva stand-up-ul pe net și vii într-un club de comedie, o să
caz de pe scaun de râs, e atmosfera altfel. Ah, corect. Dar adică să fie acolo exact este, în sala de... Da, mi se pare că stand-up-ul filmat rămâne la 5% din valoarea lui. Sau stand-up-ul filmat îl omoară puțin, dar sigur, pe cel live. Da. A, nu m-am mai duc, am văzut-o la televizor. Nu m-am mai duc, am văzut-o pe net. Nu, dar nu se compară. Plus că stand-up-ul filmat în club îl omoară pe cel live, dar stand-up-ul filmat în platou la TV rămâne foarte puțin, pentru că e un context în care nu e un show, e o filmare. Deci este o mare diferență. Nu e un show, n-ai filmat show-ul live, ai filmat, e o filmare. Se duce din... Da, dacă oamenilor le-a plăcut, eu oricum le mulțumesc și îi apreciez, dar e mult mai tare să vii în sală. Cred că trebuie să faci tot timpul niște apariții. Aici am făcut o chestie, dar să vedeți când veniți la stand-up. Horia, hai în sală. Asta încercam să zic. De mult nu mai hai fac bicep, se-mi pare... A. Asta încercam să-ți spun, dai să vii la un show live. Ok. O să vii la un show live? Văd că încerci să mă domini. Da, poți să spui dacă o să vii la un show live sau nu? Da, jur mulțumesc că vin. Mulțumesc frumos! Încercam să bag așa păi, și dar tu... Dar ți-am zis de la început că voi veni cu Teo Rose. Mie îl cheamă Teodora. Minți. Eu îi spun, de ce mă minți? O știi pe asta? De ce mă minți? O știu. O știu, gata, ai întreabă-mă întrebări. Uite cum transpir, dar că mai e frumos. Dă-mi șervețeluțul. Uite șervețel. Mamă, păi astăzi o să transpirăm amândoi. Marius, tu ai transpirat? Nu? N-ai o să transpiri. Dragii mei, vreau să vă spun un singur lucru, că Maria are un staff foarte important. Stafful ei nu este un staff oarecare, ci este un staff care, cred eu, ține foarte mult la ea și oferă. De exemplu, astăzi printre noi este chiar make-up artistul ei. Cum îl cheamă? Alexandru Tanasă. Păi ce mândră am fost! E o prezentatoare Tanasă, nu? Este extraordinar, Tanasă, este fără tine, nu aș putea trăi! Alexandru, zici? Alexandru, da. Și cântă foarte, el cântă, l-am adus să cânte. Alexandru, vină puțin încoace, dragul. Alexandru, vină încoace, mamă. Pot să fac o mică introducere? Te rog, bagă introducerea. Știți că este un băiat care machiază de la vârsta de la 14 ani. Așa? A intrat la facultate și a terminat cu brio și a fost șef de promoție și e foarte deștept și foarte cu minte. Lasă-mă mai jos. Îl iubesc foarte mult și a reușit tot ce a reușit prin muncă și e un make-up artist extraordinar și să nu-l căutați, că e doar al meu. Deci tu ești doar al... Stai pe mine, pe piciorul meu. Așa, deci. Cântă pe aia de azi dimineață. Deci astăzi, acum vom cânta o melodie ca să vedeți ce înseamnă staff muzical. Asta am vrut să... Eu am backup vocals. Și ce melodie cântai de dimineață? Când era cicoarea îmbobocită. Când era... Mai știu și coace doamne prunele, dacă ajută. Coace doamne prunele. Dar îți cântai ceva mărine la nunta ta. Dar nu știu dacă știu versurile. Nu contează. Mărine. Mărine la nunta ta, mărine, mărine. Toate fetele ori jucam, măi, dragă mărine. Acum vă știu. 1, 2, 3 și... Mărine la nunta ta, mărine, mărine. Ia! Toate fetele ori jucam, măi, dragă mărine. A fost Alexandru pentru voi, aplauze pentru el! Acum și el a fost emoționat, dar dimineața la mine acasă să vezi cum bagă, mă machează și cântă tare și nu știu ce și face mișto de mine că eu nu cânt așa ca el. Vezi, Tanasă? Doamne și domnilor, pentru că am pregătit un cadou special pentru invitata noastră. Aoleu, de astăzi. În afară de flori? Da. Știi că eu am chestia asta de televiziune, dar eu am depândit acum 30 de ani. Să știi că mă mănâncă palma stângă, iartă-mă. Scuze-mă. Acum 30 de ani. Acum 30 de ani, când debutam eu. Unde Scarpina Brenciu, mulți bani intră. Așa am făcut Scarpina. Deci când, acum 30 de ani. Acum 30 de ani, wow. Mi-au rămas câteva mici stereotipuri de astea de prezentare. Uh-huh. Știi? Din păcate. Foarte bine. Mie nu mi se pare din păcate. De ce? Trebuie să rămână niște chestii clasice. Apropo de noutatea situației, apropo de zgumele schimbate. Mie mi-au rămas câteva sechele, să le spun. Ei bine, doamnelor și domnilor, vă atragem atenția că urmează un moment senzațional. De ce? Pentru că dincolo de stafful ei și Maria știe să cânte. Iar dacă astăzi nu-i descoperim vocea, iar dacă eu nu-i descoper vocea, eu vorba aia cu două titluri de Vocea României și două titluri de X-Factor, dacă mi-a... Vreau să vă atrag atenția că în cele ce urmează vom cânta 5 refrene. Sau 6 refrene.
imediat vine și dacă tu cânti bine, ai un cadou de la mine. Bine, dar să știi că nu știu să cânt bine și nu știu de ce pun această presiune pe mine, că nu e ca și cum am zis vreodată că eu cânt bine și acum nu cânt bine. Ai spus glume bune din totdeauna? Da. Yes! Yes! M-a pasat-o. Yes! Yeah, ok. Așa. Deci, eu o să-ți dau... Da. Eu o să-ți dau 5 bucăți muzicale. Bine, haide, dă-mi-le. Refrenele acestor bucăți muzicale. Ai mai avut și alți invitați stresați să cânte? Da. Nu, nu niciodată. Ești primul. Of. Poate erau cântăreți, nu, Horia. Nu, nu. Bobonete nu-i cântăreți. Și a cântat oricum, nu? Da. Vezi, mă, bărbații ăștia cât încredere au în ei și noi ca proastele. Ia, dăm refrenele. Hai. Acesta este primul refren. Move it, move it. Dragii mei, atenție. În cele ce urmează, da, cântă Maria... cu mine, te rog, că nu știu când să încep. Nu te la sigur, draga mea. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, scoate vocea. We like to move it, move it. We like to move it. Aceasta a fost prima piesă pe care... Hai că n-a fost așa rău. Simplu. Mă rog, prost cântat, dar nu așa... Asta e de încălzire, pentru că, practic, da, există... Acum, când cânti, se cântă. Ha, ha, ha. Când se face recitativ, ăsta cu I like to... Ăsta e un recitativ, vorba vorbită. Cânte cu vorbită, ăsta e recitativ, știi? Mm. Dar, asta stai că bag mâna așa. Trebuie să mai beau un pic de vin. Imediat fac refill-ul, că și nu, eu am... Nu, stai că mi-ajunge asta. Deci, pentru a-l putea... Ai putea face competiție lui Alexandru... Uite cum tremură mâna. Auzi, avem și salvare pregătită, poate un... Poate un... Auzi, dar de ce? Fii atent, de ce sunt, de ce sunt oamenii oare așa stresați să cânte? Să știu că eu știu mulți oameni stresați dar să cânte. Dar nu știu, îți spun eu. Eu, eu, care falsez, că... eu care falsez de multe ori. Eu nu cred așa ceva. Ba da, se falsează de multe ori. Nu cred. Ba da, toată lumea falsează. Toată lumea pe care o vezi tu cântând la televizor... Cred că și Michael avea niște note pe care le lua sub ton, înțelegi? Eu cred că pentru că noi nu ne pricepem la muzică, nu ne putem da seama. Da, asta e adevărat, asta e adevărat. Și, și urechea se, se specializează, să spun așa. Exact cum tu, se urcă unul pe scenă și începe. Vreau să vă spun despre viața mea. Da, da. Viața mea e de cacao și vreau să vă spun că poate fi și albă câteodată. Și nu râde nimeni. Eu cred că dacă urște și zice asta... Poți să lași pe următorul, înțelegi? Exact așa, eu cred că e bună. Dar tu, specialista, spui că e proastă. Ok. Deci fii atentă. Asta este o, asta este o piesă da. Mai îndrăzneață. Aolea. Ți-am pregătit 6 stiluri diferite. Da. Poftim. Da. Oh, ok. Mamă. De fiecare dată e tonalitatea. La 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 na. Păi mă dusei. Păi mă dusei. Începe tu. Da. Păi mă dusei. Păi mă dusei să trec la Olt. Păi mă dusei. Iată. Păi mă dusei să trec la Olt. Cua mea, cua mea, cua mea mândră cu tot. Ai voce, mă! La 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 la. Foarte bine, descoperim vocea! Cua mea, cua mea, cua mea, cua mea mândră cu tot. La 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 la. Și podarul, și podarul cer un zlot. Se repetă? Da. Și podarul, și podarul cer un slot. Și pe mea, și pe mea, și pe mea mândră. Bine ați venit la Vocea României! La 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 la. Atenție, anul viitor la Vocea României va veni Maria Popovici. Și pe mea, și pe mea, și pe mea mândră de tot. Tra la 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 la. Auzi, dă telefon la, dă telefon la cluburi. Zici că mor niște pisici. Dă telefon la cluburi și spune-le tuturor că Maria nu mai spune glume, Doamne, are concert. Dacă vor să mențină contractul foarte bine, o să spună printre piese și ceva glume. Mersi frumos. Ești foarte drăguț și încurajator. Când o să ascult podcastul ăsta, o să... Da. O să, o să vezi? Băi, de, chiar am avut voce la podcast. Ești gata? Da. Perfect. Zlot este moneda Poloniei. Da.
Ia uite, domne. Da, era... Ești pregătită? Mai cântăm tot asta? Nu, gata. Așa arunc, așa. Vreau să te simți liberă. Da. Mm-hmm. Începem cu basul, da? Haide. Hai că am văzut ce e. În sensul că o cântam în facultate la canto, nu că știu eu să o cânt. Cântai în facultate la canto? Că ai făcut și canto în facultate! Degeaba! M-au dat afară! Deci piesa se potrivește perfect cu tine. O damă intră într-un local, își aprinde discret o țigară și privește puțin stresată la cei din jur. Și începe să cânte. Never know how much I love you. Never know how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Îmi tremură vocea. Give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Și strofă. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Fever all through the night. Fever in the morning. Fever all through the night. Doamne, îmi tremură vocea de la stres. Sunteți drăguți. Este... Simt cum mi se închide gâtul, efectiv. Maria, tu ai nevoie de chestia asta. Dar nu am niciun pic de încredere să Maria, cânt, tu ai nevoie de chestia asta. Și dacă îmi dau timp înapoi, în urmă cu 5 ani de zile, când noi doi ne-am întâlnit pentru prima oară în viața noastră. Da. Poate n-ar fi bine să sună asta la televizor, dar risc. Atunci... Eu pot să povestesc tot, dacă vrei. Să vă povestesc? Da, las că să povestim destul, avem tot timpul. Deci, eram atunci... cu Horia la Timișoara. M-a invitat la un restaurant, dați lumine mai jos. Te-am invitat la... Hai la restaurant, Mario. Da, mă, Horia. Maria și Horia. Două prenume care se termină în A. Aoleu! Uite, eu dacă sunt la mine în casă... Uite, serios. Da. Poate sunt mulți oameni care au emoții legate de niște chestii. Nu sunt mi se pare normal. Eu dacă sunt la mine în casă, mi se pare că... Ah, ce bine când melodia asta. Că n-aude nimeni. Dacă nu se uită nimeni. Dacă nu e nicio cameră pornită. Bun, fii atent acum. Dacă vă uita... Adică dacă îmi dau seama acum că vor privi oamenii și știu că nu am o voce bună, s-a terminat, deci mă emoționez atât de tare. Perfect. Perfect. Noi asta, bariera asta... Asta o să o ridicăm definitiv și o să o spun. Mamă, ce podcast mișto în care ai ambiția să și schimbi ceva. Și acum, vreau neapărat, fii de aici. După ce ai cunoscut, ai trecut prin ea, ți-au trecut emoțiile. Da. La mulți ani, Maria, la pentru mulți Sfânta ani. Maria. Nu mă duc beata Sfânta acasă. Maria. Poți să-mi spui Sauvignon, fii atent aici. Poți să-mi spui Cuza, fii atent aici. Vreau neapărat să începi. Da. Încă o dată piesa asta. Ok. Nu vorbesc serios. Și acum cu și mai multă încredere, ca și când n-ar fi camere. Gândește-te că am închis toate camerele. Ok. Gândește-te că suntem noi doi și gândește-te că suntem cu 5 ani în urmă la restaurantul ăla. Numai noi doi și chelnerul care așteaptă să ne servească. Deci nu mă gândesc să creadă lumea, că eram doar noi doi. Lasă așa să creadă lumea. Lasă să vedem și comentarii negative de la Mincu. Deci, 1, 2, 1, 2, 3 și... Never know how much I love you. Așa te vreau. Never know how much I care. Oh baby. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Baby, 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 fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime. Yeah. Moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Oh baby. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Come on baby, baby, fever. Oh baby. In the morning, fever all through the night. Bravo! Stai.
Alexandru deja și-a pregătit... Alexandru, picuț, să știi bine. Că pentru sala Palatului îi trebuie altfel de make-up, Maria. Vrei să mă retușez de cât am transpirat, Tanasă? Când vrei să intri... Dacă poți, când că vrei simt... să intri în cadru, ești liber să o faci. Dacă poți să mă retușez pe corp. Pe cine? Pe corp? Transpirat. Pe corp? Era o glumă, retușează îmi pare unde rău. Vrea ea. Pentru că urmează o nouă piesă. Așa... Din nou refrenul. Da. Este o piesă pe care o știi. Cred că ai gătat-o de mai multe ori. Iar eu te voi însoți. Ah, ok. 1, 2, 3 și... Însoțește-mă. Ascultă-mi tonalitatea. Ok. Zâmbește la oameni. Ha, 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 ha. Zâmbește. La, la, la. Și acum, Maria, începem. 1, 2, 3 și... Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Și toată lumea! Și! Dacă pleci, ia-mă și cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Bine, am avut și voța a doua, băi! Formidabil! Maria are nevoie de încurajările noastre. Maria trece printr-un moment foarte de schimbare greu. Artistică. Ia momentul care vine... Cu ce începi tu spectacolul tău? Primele două cuvinte. Bună seara! Stop! 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 Da. Astă seară când te duci la spectacol. Da. Astă seară când te duci la spectacol. Da. Din culise. Da. Te anunță cineva? Da. Fie de aici. Mă anunță omul care e pe scenă. Și aveți două microfoane. Unul la tine, unul la el. Dacă vrei tu să mințim, da. Amă, deci de azi înainte trebuie să ai două microfoane. Da. Sau el o portavoce și tu microfonul. Da. Domnilor și domnilor! Și ai acum. Când intri da. Tu, când dacă pleci. Vrei zâmbet din prima? Ăsta se va. Dacă tu vii, Maria, bărbații se vor gândi, femeia visurilor mele, femeile vor gândi, ce bine arată, așa vreau să arăt eu. Ce mă? Ce da, mă, da, așa e. Ăstea mă gândeam la adevărurile pe care le spui. Fii andaci. Și, dar tu ești surprins. Da. Cum intri pe scenă, ești surprins. Eu sunt announcerul. Domnilor și... Ai portavocea noi. Stai seama dacă vin oamenii din seara la Comics Club, care știu că vin la show-ul de stand-up și mă văd că încep să cânt dacă pleci, o să zic că m-a nebunit săraca, frate. Asta e important, asta e. S-a și după aceea se vor duce acasă și zică, bă... Bă, aici au două microfoane, nu mergam în două de alea. Ca toate microfoanele! Stai că am distrus tot. Băi, tu îți dai seama ceva cu Maria? Vino acum repede, Tanasă, și retușează-mă. Deci între timp a căzut și microfonul, am dat microfonul jos. Aoleu, pentru că vreau... Mi-e rău. Hai acasă. Bă, eu sunt dur, bă. La mine se zică toate. Tanasă. Hei! Hai acasă, hai cu Maria. Da, na, 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 na. Se vede rău că așa a spirat. Nu mai știu, râu repede. Nu știu cu ce să-mi fac cânt. Te așteaptă, mama, tata. E de bun. Doamne și domnilor! Ne-am întors după pauză! Revenim cu știrile! Doamnelor și domnilor! Sunt announcerul de la Clubul de Umor din această seară. Vă prezentăm... Fii de aici, că intri dacă pleci. Vă prezentăm pe Maria Popovici! Bună dacă seara! Dacă pleci... Nu! A, nu mai zic bună seara, intru direct. Mă scuzi că Maria Popovici! Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Mulțumesc frumos! Am fost Maria Popovici. Asta a fost tot în seara asta. Ne vedem data viitoare. Da, altceva, așa e, asta o să fac, să știi. Gata. Mulțumesc, gata, ho! Apreciez. N-avem bisturi. Tu trebuie să înțelegi da. Că tot ceea ce facem noi, vorbă, cântec, glumă,
Tot e spectacol. Da. De aceea ți-am pregătit o încumcată muzicală. Asta este mai gravă, pentru că dacă am ales, am ales 5 genuri muzicale, dar asta e cel mai greu. Îl încep eu. Dar nu cred că știu melodia asta. O Sole Mio. Ce-ai, mă, Horia, mă? Vreau să te testez în toate ți-am genurile făcut muzicale. Ceva vreodată. Toate, fie aici. Che bella cosa. Da, dragi. Stai, băi, eu fac să... Eu fac, băi... Eu fac ăsta strofa, tu faci refrenul. Ah, bine, mă! Numai el face strofa, fac eu refrenul. Terminați, fraților, v-ați stresat. Alexandru, vino și machează-mă și pe mine. V-ați stresat, aiurea, mă, face el strofa, fac eu doar refrenul. De ce n-ai zis, mă? Băi, eu n-am și... vorbele la mine, fii atent. Nu e problemă. Încep eu. Da, da. Că... Că... Nu știu. Că pe la cosa. Ne vedem la sala palatului. Na, giurnata e sole. Ori a vrenciu trei zile la rând. Na, rias. Na. Pe... Pe l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa na giurnata sole. Sole. Dar nu știu, serios nu știu. Manatu sole. Manatu sole. Cubelo in iome. Iome, ne. O sole mio. O sole mio. Stai înfrontate. Hai de mine, mă. O sole, o sole mio, stai înfrontate, stai înfrontate. Băi, și Pavarotti, tu știi când s-a apucat de... Tu știi că l-a cunoscut scena, celebritatea Pavarotti? La 31 de ani. Da, deci eu sunt următorul Pavarotti. Exact! Clar, da, eu mi-am dat seama de mult. Deci cântă Pavarotta cu mine, te rog, cântă cu mine. Nu mai plânge, Horia, nu mai plânge. Știu că te-ai impresionat. Mă emoționez la naiba. Da, te rog, nu mai plânge. Hai să cântăm împreună, că și așa mi-e rău. Manatu sole, cubelo in me. Sole mio, stai in fronte a te. O sole mio, stai in fronte a te. Stai in fronte a te. Extraordinar. Mi-a făcut vocea a doua. Aplauze pentru Maria. Ce să mai bă, e clar. Ultima. Ultima, că mai avem muzicală. Una normal, că mai avem una. Și cred eu, dacă tu cânti asta bine, e clar. Am primul cadou pentru tine. Da. Din... Că astea au fost cântate pe extraordinar. Am văzut. Poftim. Ia să vedem. A, da, uite melodia asta, ca să-ți spun că știu de ce ai luat-o. Am, asta e singura melodie pe care un pic am lucrat-o la canto. Că în rest, nu, îți spun sincer... În cadrul facultății. Deci, în cadrul facultății UNATC și nu mă ascund să spun asta, cel puțin când am fost eu studentă, nu am avut o profesoară de canto care să se implice să ne învețe ceva. Și să știi că contează mult asta, contează să ai un... Dacă te aveam pe tine profesor, probabil cântam toți. Și nu exagerez când spun asta, vorbesc serios. Dar dacă nu ai pe cineva să te ghideze, mai rău te... Colegii mei cântă senzațional. E intimidant să-i vezi cât de bine cântă. Foarte bine cântă toți Hai colegii mei. Hai să răsturnăm statisticile, Maria. Dă-mi voie să spun asta. Îți mulțumesc pentru încredere, dar e o realitate. Am colegi care au o super voce. Și cred că dacă nu ai niciun ghid bun și ai și oameni care te intimidează, mai rău nu poți să cânti. Dar este într-adevăr singura melodie pe care la un moment dat am lucrat. Acum, nu-ți promit că o să fie bine, da. Dar na. Ești modestă? Nu, nu. Începe tu să văd cam... La mulți ani, Maria, la mulți ani. Să știți că noi primăm la 12 ziua, aia e trist. Întâi vreau neapărat să o auzim pe ea care cetonitatea, pentru că asta trebuie să fac prima dată. Dar n-am mai cântat-o de 12 ani. 12 ani! Domnul Brânciu! De 12 ani de sclavie, e un film. De 12 ani! Oscarizat. Deci fii atent de aici. Da. Tu, un adevărat profesor de care spui, ar fi făcut așa. Cântăm puțin, cântă puțin... What good is sitting alone in your room? Ți-am luat o tonalitate. La, 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 la. Eu nu știu ce tonalitate. Si bemol major. Bă, mă, știi?
știți? Nu Fabergé minor. Mă, Sibem... știți, bravo. Atenție. Da. Și acum o să mergem cu tine. Ra. Doamne și domnilor. Așa. În spectacolul această seară, Maria Popovici. Ți-mi zici când s-a început, nu știu. 3 și... What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horns, are celebrating. Where your table's waving. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Cred că e un la, ar fi mai bine? E bine? Am auzit aplauze? Da. Nu, săracii de ei mai și stresezi. Dragii mei, eu oricând pot fi profesorul Mariei Popovici, dar este un munte de talent. Ce pot eu să fac cu muntele ăsta de talent? Să-l dau afară, doamnelor și domnilor, din podcastul ăsta. Nu este afară, din contră. Intră, pentru că acum este prețul succesului, iată-l. Pentru prima dată, Maria, într-un podcast... Va primi asta. Trebuie să aprind asta. Cred că e aprinsă. Va primi acest lucru. Parizer? Mă scuzați, am stricat surpriza. Putem să... Da, este parizer. Extraordinar, e una din mâncărurile mele preferate. Nu cred! Știți. Da. Cui nu-i place parizerul? Dar vreau să spun ceva, eu nu sunt de acord să-l mănânci cu muștar. Îl mănânci simplu. Îți mănânci simplu? Da. Eu mănânc cu usturoi. Nici cu usturoi. Parizer, pâine, atât. Știu, te înțeleg, cu usturoiul. Nu, dar nu, mi se pare că parizerul trebuie mâncați, uite, chiar de curând mâncam cu niște prieteni parizer, cum mai faci, și au pus muștar, nu pui muștar, nu parizer pui muștar. Simplu. Da, n-am pus muștar pe parizer, ci am pus doar așa... Da, decorativ. Decorativ. De unde știați că mâncarea asta... Am ghicit. Ai ghicit, da. Am ghicit, pentru că... Am niște gusturi foarte fine, eu nu sunt ca alții. Draga mea, gusturile tale sunt și ale mele. Da. Crezi că eu alegeam ceva care nu-mi plăcea și mie? Eu o să vin cu tine. Te rog, servește-te. Îți mulțumesc frumos. Vrei să-ți arăt eu cum se... Nu, știu cum se face, doar că aș fi preferat să nu mâncăm acum, doar că mie că dacă refuz, doar să vorbim mult despre asta. Mulțumesc frumos. Pune cu paviva. Deci mi-au dat flori, mi-au dat pune cu parijele, m-am dat și vin. Avem și... Le-am furat și niște hârtie igienică de la baie. Avem, dacă vrei, și raspberry smeură. Am și eu de asta acasă, sincer. Pe care o preferi? Dar... N-ai gustat-o niciodată? Nu, îmi pun în gin, în loc de apă tonică, îmi pun asta. Bine. Știi că eu fac șpriț din apă minerală cu apă plată, aici. Dar acum nu, pentru că beau vinal. Foarte... Te deranjează dacă o să mănânc puțin usturoi? Nu, de ce? Trebuie să ne și sărutăm în podcastul ăsta sau doar mai pus să cânt? Eu cred că e mai puțin stresant dacă ne sărutam decât dacă mai puneai să cânt. Pe cuvânt. Băi, mi-mi place usturoi de moră. Da, e foarte sănătos, mai ales dacă mănânci așa, e foarte sănătos. Da, dar are o problemă. A doua zi, cred că miroase camera în care am dormit oribil. Mie mi se pare că în ultima vreme nu prea mai vreau să mănânc usturoi. Că am senzația că nu scap de gustul din gură nici în timpul nopții. A doua zi dimineață scap. Chiar dacă mă spăl pe dinți și am aflat un truc, pot să bei cafea să scap de gustul ăla din gură. Andreea, iubire. Fac cafea? Te rog frumos să-mi faci o cafea mică. Să beau cafea pentru că am mâncat usturoi. Și trebuie să ne sărutăm la sfârșit. Și Maria o să insiste să mă sărut la sfârșit. Așa e podcastul, noi n-avem ce. Eu n-am... Să știi că nu mai pot acum să mănânc, dar o să mănânc, promit. Nicio problemă. Stai liniștită. Vreau să te întreb. Da. Și vreau să văd dacă e adevărat ce ai declarat. Știu să fac orice, sarmale, ciorbe, deserturi. Da. N-am zis că bine. Nu, dar nu, intenția contează. Da, știu să gătesc și mie îmi place la nebunie să fiu casnică
La nebunie îmi place. Deci îmi place să strâng rufele, să le pun în dressing, îmi place să fac mâncare, îmi place să stau la cratiță, cum se spune, chiar dacă sună urât expresia asta, la cratiță, îmi place la nebunie. Incredibil. Da, foarte mult. Unul dintre, să zic așa, visurile mele, nu știu cum să le... Un gând al meu, pe bucket listul acela, este să pot găti. Eu sunt într-o incapabilitate de a găti ceva. Iar tu cu șirul ăsta de sarmale, ciorbe, deserturi? Da. Cred că pentru deserturi îți trebuie o... Răbdare. Nu, răbdare. Asta e. Îți trebuie multă răbdare. Ce deserturi? Cu ce desert te mândrești tu? Păi, poți să fac orice, sincer. Aproape orice din astea clasice, adică, nu știu... Poți să faci plăcintă cu mere? A, da, bineînțeles. Mă da. Voi lupta pentru titlul pot de să fac. Supremație. Poți să fac chestii de astea. Poți să fac rețete clasice, în general, și da, mi-e ok. Îmi place foarte mult să gătesc paste, când vine vorba de mâncăruri, dar și ciorbe și aproape orice. Îmi place să stau în bucătărie, să ascult muzică și să gătesc. Și să cânt, că nu filmați voi ca să mă stresați, că dacă nu m-ați îmbolnăvit. Cafeaua pentru sărutul de la final. Mulțumesc foarte suflet. Mult. Andreea este e fiica mea cea mare, probabil cunosc, ai cunoscut-o. Da, da, o cunosc, da. Este îngerul meu păzitor și ea contabilizează cu cine mă sărut. Au, și cum e să te trezești în casă cu Horia Brenciu? Vă treziți dimineața și zice, bună dimineața, copii! Haideți la micul dejun! Haide, dragă! Așa trăiți? Rămân la ei de Paște, dacă am așa e. Da? Și nu-ți zice... Nu, și când vă așa. Culcați, adormiți, când vă citea povești, nu zicea, a fost odată ca niciodată! Într-o împărăție foarte... De ce nu dormiți, copii? Hai că vă cântă tata acum! O, bra frumos! O, sole mio! Dormi! O, sole mio! Miros a ustrui, băi, am mâncat panizer! Nu vă era greu! Cum să le fac așa ceva? Tati, m-am dus la... Plânge, Horia! Tati, m-am dus să dorm. Somn ușor. Tati, dar nu-ți miroase gros ustroi? Deloc. Ok, deci lăsați doar partea asta. Nu, pe dar de ce să... Pe vremea când era mai mică, Andreea venea de la concerte, seara. Și zice, unde ai fost la ora asta? Unde ai fost? Cum zici tu, unde ai fost până la ora asta, Andreea? Nu-i facem așa ceva. Am zis, noapte bună, Andreea, noapte bună. Nu-i reproșezi. Vezi, toate sfaturile astea pe care ți le dau, te le pui undeva acolo. Când o să devii mamă, o să... Horia, am învățat să nu țip la copil. Să nu mai faci așa ceva. Să-mi spui unde mergi. Cum? Ai fost la Neversi? Trebuie să-mi fi spus, iubitul meu, îți dădeam și bani. Frumos. Asta e. Bravo. Niciodată nu trebuie să-ți pierzi... Care este ciorba ta preferată pe care știi sigur că dacă de exemplu, vine un investitor străin da. Care face cu tine concerte în toată țara, un turneu da. De 40... Sperăm că nu concerte, spectacole, da? Spectacole și concerte. O să fie greu să aleagă în ziua de astăzi. E bine, tu, ce o să alegi? Ciorbă de burtă. Aia o fac foarte bine. Măi, Horia, nu știu eu să cânt, dar fac ciorbă de burtă. Vă invit la mine acasă, credeți-mă că fac foarte bună ciorbă de burtă, te aștept să vii. Ciorba de burtă. Cu toată familia ta. În momentul când chiar te așteaptă, ea invită, dar te așteaptă destul de rar. Haide să stăm liniștiți. Alexandru e un prieten foarte bun de-al tău. E așa, sinceritatea de mine, e dezarmantă. Da. Da, da, da. Deci să mergem la tine. Bun, hai să mai rezolvăm o chestie. Cu vocea suntem pe drumul cel bun și o rezolvăm, dar mai vreau să rezolv o chestie. Vreau să fii relaxată, vreau să duci microfonul către tine. Și acum, draga mea, Maria, ești într-un avion. Mm-hmm. Nu mai râde, Alexandru. Bun. În stânga, un bărbat se uită la tine, cercetându-te cu privirea. În dreapta, o damă bine se uită la tine, zâmbindu-ți, știind că în zâmbetul ei înseamnă că te apreciază. Da. Ce te deranjează la avion? Măi, Horia, da. Dacă aș putea, eu cred că dacă aș, fără niciun fel de glumă, dacă aș putea să rezolv asta, cred că s-ar rezolva peste 50% din problemele pe care eu le am în viața asta. Am o să lucrăm la asta, lucrăm asta. Să spun ceva, eu am o, din cauza acestei mici obsesii cu avionul, probleme, nu știu cum să o numesc, notez undeva când zbor, nu știu de ce. Ca să număr câte zboruri am, că am eu un gând la modul, când o să ajung la numărul cu tare, o să fiu, bă, ai zburat de atâtea ori, nu mai ai de ce să ai emoții. Păi astea se numesc mile.
Da. Și efectiv am ajuns, ultimul meu zbor a fost zborul cu numărul 70. Eu cred că sunt multe zboruri, 70 de zboruri la viața mea. Sunt sigură că mulți oameni au avut mult mai mult de atât, dar pentru mine cred că sunt multe. Și pur și simplu e la fel. E la fel de fiecare dată. Cel mai mare stres e când sunt în aeroport, când ajung în aeronavă, cât de cât se instalează un oarece calm, că nu mai e așteptarea, emoțiile alea, că urmează, că urmează. Și te așezi. Și te așezi. Bun. Nu știu să explic exact ce se întâmplă, dar uite, acum când se creează panica și când se adună panica? Bănuiesc că e o chestie progresivă, nu? Da, e foarte mare panica înainte să urc, să mă îmbarc. Mă stresează ideea că o să fim toți închiși acolo și o să plecăm. E un lucru. Asta e vorba de orice. De exemplu, dacă noi ne-am plimbat cu tancuri pe stradă și tu ar trebui să urci în tank să te dai jos la a treia, tu avea și mai mare stres. Deci, prin comparație, imaginează-ți că te uiți într-un tank la care toată lumea stă așa unul lângă umăr lângă altul. Mm-hmm. Și acum fii în legea. Da. Și acum te relaxezi în avion. Da. Deja e belfărie curată. Tu crezi în alte vieți? Ești, adică... Cred în tot ceea ce... E posibil. Îi place spiritului să creadă, să zburde. Am înțeles. Deci, nici eu nu am neapărat o credință intensă în ceva anume, okay. Dar am început să lucrez cu cineva. M-am dus cu foarte mult scepticism și eu tind să fac mișto de absolut orice, așa e felul meu, da, de a fi. Și cu persoana asta cu care lucrez, la un moment dat intri oarecum într-o stare de... Nu neapărat visare, dar nu ești nici relaxare. Relaxare, oarecum profundă. Hipnoză, dar nu chiar. În două dăți diferite, într-o dată am văzut clar cum cădeam de undeva de sus cu mare viteză și vedeam cum se apropie pădurea. Și într-o altă dată de curând am văzut ca în jocuri pe calculator cum caut ținta cu avionul să trag. În dăți diferite. În presupunerea persoanei cu care lucrez eu acum, sunt niște alte vieți în care eu am fost pilot de luptă și m-am prăbușit. Să intre Tom Cruise, că pe el am invitat astăzi, ca și... E doar o presupunere, nu cred că e adevărat sau nu, e doar ceva ce eu am văzut, nu așa clar cum te văd pe tine acum, dar e ceva într-o ceață, se vede foarte ciudat. Poate să fie și imaginația, bineînțeles, poate să fie o mie de chestii, eu nu sunt convinsă de nimic. Dar altfel nu înțeleg de ce, pentru că am avut o perioadă la un moment dat când zburam fără stres și apoi iar s-a stricat jucăria și... Și ce a declanșat stresul? Măi, am avut o dată când... Bine ați venit când... la ora de psihologie? Băi, da, ce a declanșat problemele, stresul, Maria? Mă pui să cânt, mă... Așa. Am urcat într-o aeronavă odată dinspre Londra, spre București. Așa. Și întâmplător a fost un moment în care foarte mulți oameni îmi dădeau atenție, mă arătau cu degetul, vorbeau cu mine, dar era mai intens momentul și m-am dat jos din aeronavă. Am avut un atac de panică și m-am dat de jos de 4 ori la viața mea din aeronavă, dacă vrei să te miri mai mult. De 4 ori? De 4 ori, da. Se numește că renunți la zbor, trebuie să semnezi undeva și ești însoțit afară, că se presupune că ai pățit ceva. Că altfel, oamenii văd că cineva se dă jos și au presupunerea că s-a întâmplat ceva cu aeronavă. Da, am făcut-o de 4 ori. De 4 ori. Erai singură? Nu am călătorit niciodată singură. Aproape întotdeauna am fost cu Mincu. E ceva care te deranjează la Mincu? Faptul că, cred că pentru că nu mai suportă să zboare cu mine, că e stresant, se îmbată în avion. Se îmbată și după aia îmi face declarații de dragoste, beatuna. El nu-și dă seama, știi? Și el se îmbată de la stres, că eu, săraca de mine, sunt foarte stresată. Și se întoarce și zice, iubire, eu pe tine te iubesc mult, foarte mult, în primul rând. Astăzi nu se întâmplă nimic de el. M-a băut și astea sticluțe de alea, știi? Nu e, știi ceva, se iubesc. Mulțumesc frumos! Dar mai să știi că în timpul zborului de cele mai multe ori sunt ok. E mai mult gândul că urmează. Când ajung acolo, mă gândesc ok, mai am 3 episoade din serialul ăsta de văzut și ajungem. Ok, mai e. Dar n-am călătorit niciodată un zbor mai mult de 6-7 ore, adică n-am ieșit în afara Europei. Tu vrei să spui că niciodată n-ai fost în Asia? Nu, din cauza fricii. Extraordinar. Da, și îmi doresc din suflet, adică am așa fear of missing out, îmi doresc mult de tot să ajung. Doar că ideea că trebuie să urci în aeronavă și nu mai ieși din ea 7, 8, 10 ore. Bun, hai să-ți dau câteva lucruri. Hai să-ți dau o poveste de-a mea. Da, te rog. Eu o comparație, dar e la același nivel de stres și de panică. Eu mi-am luat brevetul de scafandru. Ah, ce tare! Și am avut, după vreo 2-3 ani, numai...
mă scufundasem deloc și la un moment dat, într-o zi, eram într-o pe insulă, pe lume. Ce frumos! Și am zis, a, mă duc la scafandru, mă dădeam cu pumnul în piept, așa, pac. M-am dus la recepție, vreau și eu să mâine dimineață o scufundare. Poftiți, semnați! Mâine dimineață ne vedem la 6, da. Ne vedem la 6 toți și alți turiști lângă mine, ne urcăm pe navă, ne duce undeva în larg, nu mai vedem sărmul, între timp ne echipăm. Ați mai... Da, bineînțeles, am... Do you scuba? I have, yes, I have brevet! I have, I am scafander! Mă rog, tu ziceai, I have brevet! I have! Dar înțeleg, I have brevet, mother! Sucker, lacker! I am brevet, you are stupid! Toată lumea, hop, gata? Ok, stop! Let's jump into the water! Mm-hmm. Am sărit cu toți în apă. Și brusc când sunt în apă... Zâmbesc așa pierdut în stânga și în dreapta, toți ceilalți se scufundă și dispar de lângă mine și rămân eu singur lângă navă. Încerc vreo 2-3 ori, dar mă apucă panica. Aoleu. Mă apucă panica pentru că atunci când te scufunzi, singura ta cale de respirație la 20 de metri sub apă, aoleu, este tubul tău de oxigen. Aoleu, mi-e rău când povestești. Ascult, nu, te ascult, te dar ascult. Dar nu respir prin nas și prin... Nu, doar prin gură. Știi? E o chestie. Aerul din tub vine așa și... Îl dai, îl scoți. Și de-aia, ai 50 de minute durată la tancul de oxigen, la tubul de oxigen. Gata. Bun. Ideea e că eu nu intram. Pentru că mă gândeam, dacă sunt la 20 de metri și deasupra mea toate zecile de mii de metri cub de apă sunt presurizați. Și atunci, de pe navă, un om din Asia, hello mister, come to the shore, au că te duc la mal eu. Pentru mine era simplă, și aici vreau să mă întâlnesc cu tine, pentru mine era simplă, zic, yes, of course, give me your hand, hop în apă, hop în navă, mă duc la apă și beau o bere pe uscat. Zic, lua la Hector de scufundare. Dar ceva din mine mi-a zis, nu fă asta. Nu fă asta. Stai aici. Da. Nu fă asta, stai aici. Da. Pentru că după aceea, când bei berea sau vinul Sauvignon Blanc pe... Zici, băi, fii atent aici. Asta este întrebarea cea mai nasoală pe care post facto realitatea ți-o prezintă. Și totuși puteam să mă scufund. Sunt perfect de acord cu tine de asta, de toate cele 70 de ore am urcat. Mie nu mi-e ușor. Pentru mine, pentru alți oameni, poate sună ridicol asta acum, dar pentru mine, de fiecare dată când am urcat, am învins ceva. Eu așa înțeleg te vreau, ce spui așa tu. Te vreau. Eu nu sunt, mie nu-mi place să fiu victimă, eu vreau să rezolv problema asta. Au fost dăți în care eram în căpșorul meu și cu problemele mele absolut terifiată și am zis, nu, orice ar fi, o fac. Adică din 74 de ori, de 4 ori am renunțat la zbor, dar de 70 m-am urcat. Eu o să ajung în Asia, eu o să ajung în America, eu o să ajung în America de Sud și o să ajung peste tot. Dar e nevoie de... Deja vreau să te întreb unde vrei să ajungi ca loc, precis. Aș vrea foarte mult, acum am luat viza și aș vrea mult să merg la New York. Doresc foarte mult să merg să văd niște spectacole pe Broadway. Și, ce spectacole, Broadway? Am văzut de 3 ori în Londra Book of Mormon și e preferatul meu și aș vrea foarte mult să-l văd pe Broadway. Cred că... nu cred neapărat că e mai bun sau mai slab, dar vreau să-l văd și pe Broadway. Ai văzut Book of Mormon? Bineînțeles, de 3 ori. Și tu de 3 ori și eu de 3 ori. Nu, suntem la fel, nu mă să cred. La mulți ani, la mulți ani, mai un pic. Numai că... văzându-l... Ce mă bucur că te-ai uitat la Book of Mormon. Oh, Dumnezeule. E cel mai amuzant lucru și, din lume. Și cu nevastă mea lângă mine. Da. Deci ea s-a distrat copios. Da. Dar tu cred că e și romantică. Sunt, da. Și trebuie să urmărești și elemente romantice. În primul rând, primul cel mai scump din lume, da, este Hamiltonul. Am văzut Hamilton, este superb. A fost singurul spectacol musical la care nu mi se închidea gura. Stăteam așa. Pentru că mă uitam nu numai la... cum o dădea oamenii ăia din hip-hop în operă, în aceea scenă, cum dansau, cum se mișcau, cum jucau, dar dacă priveai la ultimul din spate, din figurație, și ăla era perfect și implicat și asumat și îl costa fiecare pas. Și mă gândeam, bă, frate, da, mă durea în timp ce mă uitam, dar am și plăcea la modul la... ți-am spus, am uitat cu gura căscată tot spectacolul. În septembrie voi veni eu la tine la spectacol, iar în decembrie vii tu la Mamma Mia. Da, vreau să vin la Mamma Mia. Am și colegi care joacă în Mamma Mia, care au fost cu mine în clasă, de care îți spun că aveau o voce foarte bună.
joacă Mama Mia și Silviu Mircescu, nu? Da. Dar nu joacă și Ana Bianca Popescu, nu. Ana Bianca Popescu joacă în... poate în altceva. Da, 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 în... stai puțin că nu We Will Rock You. Așa, We Will Rock You, da. Ok. Tu, eu cred că va trece o lună, două, vor trece clar, va trece puțin timp până te vedești la New York. Dar fă-mi și mie un hatâr. Îți fac. Humor me. Yes. Deci, tu, după un zbor de câteva minute, pentru că te duci cu Concordul, flu-flu, nu mai merge Concordul, se deschide așa, thank you, thank you very much, și ieși pe scară să cobori. Mm-hmm. Și atunci se aude melodia asta. Dar... o să cântăm asta, nu? Dar nu știu versurile. Start spreading the news. Start spreading the news. I'm coming today. I'm coming today. I wanna to be a part of it. New York, New York. Stop, 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 stop. Gata, gata. Nu e bine, pare rău. Gata, gata. Ți-ar veni vocea acum și vrei să cânți? Nu-ți dau voie să cânți. Mai înțeles, domnișoară? Bagă-ți mințile în cap. Să mergem mai departe. Asta este episodul în care aflați că Horia Brencio este și bipolar. Veniți chiar, da. Hai veni să iei parizerul. Îți iei stabilizamul. Îl puneți la pachet, da? Sper da, că... îl punem la pachet. Vezi că una... Și am altă surpriză pregătită. Da? Ai altă... Stai așa. Dragii mei, vreau să vă spun că Maria a jucat în 3 filme. Păi, ești nebun. Triplu Sec. Triplu Sec e un serial. Asta e primul film. Serial. Nu că ar fi sec. Nu, nu e vorba de vin. E Triplu Sec, serial. Că așa se numește film. E, al doilea serial. Film este A Job, The Interview. N-am jucat în filmul ăsta, să știi. Ba da, așa scrie în Wikipedia. Nu, eu am jucat cu tine în Fast Out Touch, chiar dacă n-am avut o scenă împreună. Nu, asta era ultimul film. N-am dar jucat. Asta este scrie pe internet. O scrie, dar nu e. Triplu Sec e un serial. Și să știi că am jucat când aveam 16 ani într-un serial, se numea Chiquititas. Pe... la TV era un fel de telenovelă pentru copii. Și de atunci te-ai îndrăgostit de Aba. Da. Chiquitita. Nu când, dacă nu când și tu. 2, 3 și. Chiquitita. Dar s-a dus pe ton, mă, extraordinar. Eu fac din fata asta o solistă adevărată. Alexandru Tanasă, pregătește-te. Vezi că la soliști, la cântăreți, le pui și... nu mai cânta! Unde te trezești? Calmează-te! O sole mio! O sole mio! Gura! Tu de ce mi-o sărutai? Știi, ăsta e bancul. Nu. Gura! Tu de ce mi-o sărutai? Ah, ok. Nu știam. Vezi, dacă te apuci de... trebuie să înveți poantă de asta de muzică. Ce vreau să spun? Alexandru, la machiaj, vezi la cântărețe, vezi că trebuie să pui diamante, pe, așa ca un fel de lacrimă. Am văzut-o la Irina Rimes, spun eu, la... trebuie să faci... toate și... diamantele. O să o glumă. Am glumit. Am glumit. Glumești cu piese de cotitura națională? Îmi cer scuze. Și bineînțeles, Maria, după aceste experiențe de seriale Triplu Sex și Chiquitita, a jucat și în Taci sau Faci? Faci sau Taci. Faci sau Taci. Și tu ai jucat în el, se cheamă Faci sau Taci. Ei, mulțumim foarte mult domnului Iura și Lucașu. Și Investitorii am jucat, dacă vrei să știi, m-am pupat și cu Nathan Ticu. Pe gură. Care a fost cel mai plăcut sărut pe care l-ai dat în film? Nathan Ticu, clar, a fost superb. Dar am făcut un film vara asta, Horia, cu Costel și cu Mircea Bravo și o să se numească Moartea în Vacanță și o să fie foarte tare. Suntem foarte mândri de te-ai săturat, te-ai sărutat undeva acolo, nu? Nu, acolo nu m-am sărutat. Era o femeie de afaceri care nu sărută niciodată. Eram o femeie de afaceri care nu se sărută. Chiar eram. Chiar am dat-o la brăzneală. Da, nu, chiar așa era. Să fie foarte cu tare. Cu Mircea când... Bravo. Da, și cu Costel. Costel cum joacă? Bă, proz rău, mă, sărăc. Costelule, nu mai juca drăguțul. O să fie cel mai tare personaj din film, Costel. O să fie foarte tare. O să vorbească. O să vă placă foarte mult. Mi se pare că au găsit o chestie așa în Costel. Personajul nu e el, cum îl știți de zi cu zi, dar e o parte a lui. Au găsit-o foarte mișto. O să fie foarte tare filmul. Eu sunt foarte mândră. Mă bucur foarte mult pentru știrea asta și pentru vestea asta. O să-l urmăresc pe Costel pentru că trebuie să îl critic. Eu sunt criticul lui primul, critic, the first critic. Dar aș vrea să-ți mulțumesc ție în primul rând. Pentru că dacă nu erai tu,
Nu știam ce înseamnă embarasada. Da. Tu spui cu foarte mare siguranță chestia asta, dar a fost poanta la care în filmul faci sau taci să arăți cel mai mult. Când, în momentul în care Maria era cu cafeaua în sus și Giga Craioveanu, care era un tip de la trupele spaniole de securitate, și când ți-a spus hola și tu i-a spus eu soy embarasada, deci tot publicul a izbucnit în râs. Și de atunci ai zis embarasada. Când am auzit spune replica asta, pentru că ai tras numai o dublă, pentru că ești perfecționistă și știi din prima ce trebuie să spui, am zis, băi, trebuie să fii și mai bun. Practic, tu m-ai făcut... Și eu a trebuit să vorbesc în spaniol în filmul ăla. Da, da, da. Chiar mi-am învățat replicile în spaniolă, foarte sârguincios. Și vreau să te întreb dacă tu știi spaniolă. Știu puțin așa, la modul să merg la restaurant să comand. Deci să te descurci. Tu știi să comanzi la restaurant? Da, știu să zic, hola, nos queremos comer algo y beber un botella de vino seco blanco con agua... con gas, sin gas, con gas. Știu să zic din astea. Zumo de arania, suc de portocale, adică doar așa, un pic. Și desert? E algo dulce, ceva dulce, cred că așa se zice. Aha. Și a fost minunat? Vom mai revenim aici, la restaurantul vostru, a fost minunat? Nu știu. Fue maravilloso, nu cred că e în spaniolă, nu știu. Asta e tot, doar pur și simplu ce am auzit așa din zbor când am fost în Spania. Și nota de plată, cum se dice? La cuenta, por favor. Atâta trebuie să știi, altceva ce deja trebuie. Visul meu este să... Nu mai vreau să mă duc în niciun fel de... Vreau să mă duc pe munți. Vreau să mă duc pe Popocatépetl. Ce tare. Pe Machu Picchu, dar nu mai duc. Vreau să mă duc în Spania... cu Maria. Bine, după un zbor... Te zic, hola, eu nu sunt embarasada, pero quiero comer algo. Deci o să fie interesant. Vreau să... Am vrut să te întreb asta de prima dată, când te-am întâlnit acum 5 ani de zile, dar n-am apucat să-ți spun toate întrebările. Tu ai intimidat vreodată vreun bărbat prin umor? Poate că da, dar poate nu a spus. Poate nu ți-ai dat seama. Dar sau... cred că da. De fapt, cred că da. Da. Nu, da. O, trase, nu știu, sigur, nu mi-am amintesc. Da. Poate sigur, că da. Da, da. Da, e da. Mm-hmm, e da. Interesant că umorul poate să fie o armă care poate să doboare, pentru că eu nu pot să-ți replic nimic. Băi, termină mai femeie, sau nu pot să... Poți să replici, da, o să fie nasol pentru tine, dacă nu. Când un om care combate umorul cu o supărare, da, atât timp cât umorul nu, repet, deci umorul poate să aibă o încărcătură negativă sau de jignire, și asta nu e ok, să fie răutăcios, adică. Dar atâta timp cât nu are și îl combați printr-o chestie de asta de oftică sau supărare, tu o să pici prost, majoritatea nu o fac. Dar da, 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 mi s-a întâmplat. Eu cred că femeia, în special în rolul tău de stand-upper, de comedian, am impresia că se întâmplă câteodată, ca să o iau pe după iniște, așa se spune la noi în Brașov, eu cred că e mai vulnerabilă decât bărbatul. Tu cum ai simțit asta pe scenă? Mai e posibil să fii mai vulnerabilă, pentru că sunt situații pe scenă când trebuie să te descurci. La stand-up există confuzia asta că poți să vorbești în public fără să fii întrebat. Există din ce în ce mai rar. Oamenii s-au învățat că nu e chiar așa. E diferit că trebuie să ai grijă să faci omul ăla să tacă. Acum câțiva ani noi nu aveam bodyguard la show-uri. Care bodyguard? Nu e menit să fie acolo să se lupte. E menit să spună, bă, nu, că îi deranjezi pe ceilalți. Ăla de pe scenă se descurcă, care experiență. Și tu nu poți să spui tajba acolo. Nu poți să... Știi, dacă Costel se enervează pe scenă, să presupunem că e cineva care nu se oprește. S-a enervat vreodată, l-ai văzut tu? Da. Poate să fie haios. Eu dacă mă enervez pe scenă, sunt isterică. Că sunt femeie. Și este o chestie de percepție și atunci eu trebuie să am și mai multă grijă să o iau pe la Ploiești, să-l fac pe la Setacă. În ultima vreme și de câțiva ani avem bodyguard care e menit să fie acolo doar să roage să nu fie deranjat ceilalți spectatori, care și ei au plătit bilet. Dar oamenii s-au învățat cu ce înseamnă stand-up-ul și foarte rar cineva întrerupe da fără să fie întrebat. Că poate întreb, hei, a fost cineva vreodată la Brașov? Și oamenii răspund da sau nu.
Atunci nu vine bodyguard să zică nu răspunde, e întrebare retoric. Da, ești doar. Dar înainte nu aveam și erau momente când nu tăceau și era nasol pentru ceilalți. Că tu, ok, ai avut un set prost și mâine ai alt set, dar omul ăla a plătit bilet în seara aia să se simtă bine. Și să știi că oamenii nu se supără pe tine. Se supără pe ăla care vorbește, dar n-au curaj să se ducă, domne, taci! De asta ai nevoie. Dar nu cred că ai avut vreun episod de genul ăsta în care... Am avut un episod în care un tip s-a urcat pe scenă și m-a pupat. Și a fost dat afară din sală și a zis că își cere scuze, dar a crezut că e interactiv. Da. Dar e ce nu-și dau seama oamenii e că atunci când orice om e pe scenă, vede în față, e orb, vezi reflectoarele. Și atunci dacă cineva îți vine de afară, vine dintr-un întuneric, te sperii, mi s-au mâiat genunchii în momentul ăla. Dar dacă în locul lui era actorul tău american preferat, Matthew McConaughey? Nu mă supăram, pentru că domnul McConaughey poate nu înțelegea în română ce am zis și voia să vină să-mi zică la ureche să-i zic în engleză. Și atunci aș fi spus, da, se poate, domnul, dar yes, luați un loc. Haideți acasă că am făcut o ciorbică de burtă. Ce ciorbică? De burtă, să pare genul. Eu nu ar trebui să te invit acasă la mine, ar trebui să te invit la podcast la mine, pentru că și eu ți-am făcut o surpriză. Dacă îmi ții măcar noi aici, mor. Micu! Nu Micu. Glumeam. Draga mea, vreau să spun că printre preferatele tale... Păi chiar îmi tot aduceți mâncare, nu? Printre preferatele tale se află această ciorbiță. Ah, ce tare, da! Foarte mult îmi place. Și este și caldă! Și, să știi că și pe asta știu să o fac foarte bine. Pentru toți cei care ne urmăriți, vreau să vă spun că Marie îi place foarte mult bouillabaisse. Ah, ok, scuze, am crezut că e pur și simplu ciorbică de fructe de mare, eu aia știu să fac. Bă, nu, dar ăsta așa nu se numește așa, bouillabaisse de mare? Greșesc eu? Nu știu. Vreau doar puțin să o gust. Da, normal, și eu vreau să gust. Deci vreau să văd... puțin să nu dăm pe microfon. Deci nu contează, că microfonul e obișnuit, de la mici, mămăligă și așa mai departe. Ia. E foarte bună. Deci foarte bună! Băi, e super bună. Eu am făcut-o. Serios? Ai zis că nu știi să gătești, mincinosule. Aoleo, ce... Uite cum lucrează declarațiile mele împotriva mea. Este super bună. Foarte bună și gust. Dacă e cu minte și Alexandru, trebuie să cânți mulți, Alexandru, ca să... Vino să iei. Vină, mami, și ea. Hai, uciu. Băi, ce bună e. Da, chiar e foarte bună. Uite, și de asta pot să-ți fac, dar eu o fac mai ciorbică, adică pun lămâie și o acresc. Dar asta are puțin... înțepător. Picant. Simți? Foarte puțin. Da, trebuie să o fac chestia pentru... Prietena mea care gătește m-a învățat că atunci când mănânci crevete și are și capul, să sugi capul. Că este multă aromă acolo. Prietena m-a învățat Bodo. Da, mulțumesc. Deci asta este... Deschis? Nu e deschis. Da? Perfect. Așa. Pe mine m-a învățat Bodo că acești creveți se mănâncă cu tot cu cap. Eu nu i-aș mânca cu tot cu cap, știu doar că mi-a spus, bă, trebuie să sugi capul și am râs, ha-ha-ha, dar într-adevăr că acolo e multă aromă. Ori a făcut mișto de mine, ori... Asta, capul ăsta? Da, nu-l mânca. Nu-l mânca, doar suge. Da, nu suge. Mai zis că mănânc subit. Nu, dar e foarte bună. Eu am făcut-o, nu? Cine a făcut-o? Da, tu ai făcut-o. Foarte bună. De ce ai zis că nu știi? Că uite ce bine ai făcut-o. Eu când fac. Sunt atât de multe lucruri de făcut. Trebuie să culc copiii, trebuie să mângâi nevasta. Câte lucruri. Și mai trebuie să și zbor. Mai trebuie să și când. Ți-ți place să zbor, nu? N-ai niciun stres. Mie-mi place să zbor. Nu-ți ascund faptul că într-adevăr există niște sentimente câteodată de claustrofobie când vine să ies așa prin fuselaj precum Superman și zic lăsați-mă să zbor de gherase de dirno. Dar de ce nu-ți iei, uite, de exemplu, pentru că pe mine mă stresează claustrofobia, una din obsesiile mele este stau doar pe primul rând în dreapta și la margine, adică ăla e tot spațiul din lume. Sigur, orice da, ar fi. Eu stau acolo, dar de fiecare dată mă gândesc că mă gândesc la ale mele și mă pierd în gândurile mele. Problema e că mintea asta noastră este foarte complexă. Dacă o lăsăm singură să se ducă în vraiște, în porumb, ea se duce liniștită în porumb.
Da? De aceea dai de făcut ceva. Știi ce? Da. Uite, îți propun pentru următoarea ta, următorul tău zbor, ia-ți de cântat. Cu siguranță nu te gândești la zbor. Da. Dacă zbori, ia-mă și pe mine, dacă zbori. Și cântă chestia asta. Trebuie să veniți cu mine, să stați toți acolo în jur, să filmați, să cântăm, nu mă mai gândesc sigur la zbor. Da, da, e adevărat. Vreau să te întreb o chestie importantă pe care eu am observat-o de ani de zile la tine. Eu te consider o femeie prezentabilă, din toate punctele de vedere. Zâmbet, păr, ochi, buze, nasă, pomeți, gropițe, urechi, decolteu și așa mai departe. Eu te-am văzut de foarte multe ori urcându-te pe scenă, îmbrăcate în rochii pline, rochii lungi, închise până în gât. Sau blugi și un tricou. Eu mă urc pe scenă în blugi și un tricou. Nu mă urc, nu prea mă urc pe scenă. La televizor probabil că te mai duci făcând chestia asta. Întrebarea mea următoare. Eu am văzut și spectacole în exterior și știu că și tu le-ai văzut. Da. Uite, Amy Schumer aia, fata aia, nu e îmbrăcată sexy când intră pe scenă? Nu-mi place cum mă îmbracă oamenii atunci când urcă pe scenă. E prea exagerat în ceea ce privește, adevărat. Cred că ține de fiecare în parte. Eu cred că atunci când vine vorba de stand-up comedy, și nu vorbesc de o altă formă de comedie, vorbesc doar despre stand-up comedy, eu cel puțin simt nevoia să nu existe niciun fel de atenție pe felul în care sunt îmbrăcată și o să am întotdeauna blugi și tricou sau niște pantaloni de in și o cămașă. Nu o să mă îmbrac niciodată frumos și nu prea mă machiez. Mă duc exact așa cum sunt sau ceva foarte light. Nu m-aș machia cum m-am machiat acum pentru podcastul tău. Mie îmi plac machiajele și nu știu ce pregătire, dar nu aș face-o la show-urile de stand-up. Mi se pare că nu trebuie să fie focusul pe asta. E părerea mea. Să știi că muzică e la fel. Sunt oameni care se îmbracă în șlap, intră pe scenă. E băiatul ăla de la Imagine Dragons care stă fără tricou, am văzut. Da, băiatul ăla care are o problemă la spate și care o problemă la spate. Sunt pe de altă parte și oameni care au luat trenduri. Adică David Bowie, îți dai seama ce trend puternic a făcut în anii ăia ca să-i impună vestimentație, ca să-i impună machiaj. A fost o chestie complexă. Mm-hmm. Deci eu nu cred că stand-up comedy nu este și el în rândul spectacolelor. Ba da, este și poate să fie cum vrei tu. Asta e chestia. Băi, trebuie să recunoști un lucru. Da. La tine la spectacol vin și oameni care te plac pur și simplu pe tine. Cu siguranță. Vezi? Da. Dar în același timp, așa e felul meu de a fi când fac show-uri. Vreau să fiu cât mai Dar nu ai spus tu adinaur că trebuie să progresezi și să schimbi poanta de la un show la altul, de la an la altul? Nu cred că înseamnă neapărat progres ceva legat de estetic. Poate să însemne sau poate să nu însemne. Poți să experimentezi. Poți să experimentezi. În septembrie te machiezi când vin la spectacol? Mă dau cu rimel pentru tine. Băi, bă, ușor, ce în pasta mică. Ce acum, i-am dat parizer, i-am dat supă de asta de fructe de mare și ușor o spălăm, o îmbrăcăm și o punem pe scenă. Care sunt comediantele tale preferate din lume? E foarte greu să răspund la treaba asta, mi-e greu să aleg una din fetele care îmi plac cel mai mult pentru că aleg mai mult să vorbesc de cineva pe care am văzut live. Uh-huh. Este o gagică care acum a ajuns din ce în ce mai cunoscută, dar mă bucur să spun că am văzut-o când a început. E o comediantă din Londra, o cheamă Sarah Keyworth. E foarte bună. Și am... Tunsă scurt. Acum e tunsă scurt. Când am văzut-o eu prima oară la un spectacol, la un festival... avea părul lung, era mult mai tânără ca acum și era super la început de drum. Acum e tunsă scurt. Quot era demonstrandum. Da. Deci o să mă tuns scurt. Nu. Esteticul ei a zis să schimbe ceva. Ai văzut? Da. Deci să mă machiez. Nu. Deci să faci un pas mic către viitoarele tale spectacole. Să surprinzi. Deci, doamne și domnilor, Maria Popovici, dacă pleci, ia-mă și o să fie bulversați. Da. Bac. Bă, să știi că ai dreptate și tu. Și rimelul ăla o să fac, promit asta, că aplauzele pe care le dau spectatorii să fie și mai focoase, hot, caliente pe limba ta. Lasă că-ți fac toate. Mincu n-are nicio introducere. Doamne și domnilor, Mincu n-are. Nu, lucrurile de la stand-up țin foarte mult de materialul pe care l-ai pe scenă și mai puțin așa de... Uite, de obicei când am văzut un comedian care a aruncat pe scenă cu foarte mult tam-tam, bună seara, nu știu, și mai ales prin străinătate, să știi că după aia setul lui nu era așa de interesant. Pe când oamenii care sunt mai
Ok, o iau mai simplu, după aia te omoară de râs. Exact la fel și pe scena Sălii Palatului. Crezi? Dacă tu intri cu artificii, surle și trâmbițe și un triplu flic-flac și cazi pe scenă și după aceea o freci două ore, cu siguranță publicul... Da, păcat. Nu te mai crede. Și publicul nu poate fi păcălit chiar așa. Exact. Așa că mai bine nu cânt eu niciodată. Glumesc, uite. Asta o să decid eu. Asta o să decizi tu. Auzi, poți să rog ceva? Eu sunt foarte alcoolică. Poți să mai pui niște vin? Că e bună supița asta, dar... Mi-e scuze, m-am luat cu spectacolele tale și am uitat de tine. Mă ajută mai mult dacă îmi pui vin, că în caz că mă mai pun să cânt, măcar eu uit că am cântat. Nu, nu, nu. E chestia că... Ei săraci, oameni care se uită la podcast, nu o să uite niciodată, că o să aud aici, o să-i râcâie. Pregătim și a doua sticlă, doamnelor și domnilor. A doua sticlă. Eu am băut un singur pahar, în caz că se uită mama. Un pahar am băut. Un pahar, mama. Fii atentă. M-am gândit la o chestie formidabilă. La mulți ani. La mulți ani. Iartă, am o mie de lucruri de făcut și doar o viață de trăit. Așa. Tu stai cu Mincu la o masă. Uh-huh. Acasă. Uh-huh. Degustați tocmai proaspăta ciorba de burtă pe care ai făcut-o. Da. Și vă vin și vă uitați la sare. Vă uitați la oțet. Vă uitați la piper. Și în clipa aia amândurora, vă vine exact aceeași poantă în cap. Da, da. Da. E, aici e o chestie formidabilă. Începeți să vorbiți despre ea, o gâdilați, o parfumați, o progresați, o dezbateți acolo. Da. Cine o ia? Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat discuția asta. Că eu am pornit-o. Păi da, da, nu știu ce. La. Da, s-a întâmplat. Nu știu, o ia cel care a dezvoltat-o cel mai bine în zona lui, că noi nu avem același stil totuși. Adică e diferit un pic. Dar am avut discuția asta. Sau am avut moment în care a zis el ceva și eu mi-am adus aminte și am spus pe scenă și când m-am dat jos înainte să urce, a zis, bă, eu am zis asta azi dimineață. Și am zis, bă, banii rămân în familie, e ok, lasă. Da. S-a întâmplat, normal. Să ne certăm, să ne ciondănim pe tema asta. E un lucru pe care... Noi ne bârfim unul pe altul pe scenă și atunci nu ne certăm așa mult în viața de zi cu zi. Dacă Mincu m-a enervat, scriu, îmi fac un pic de material despre asta. De exemplu, acum încep să scriu niște chestii despre el, că mă scoate de minți cu niște lucruri și pentru că spun în fiecare seară pe scenă, nu ne mai certăm. E genial. Dar zici tot, adică nu te abții. Deci, stand-up ca terapie. Da, clar. Clar. Ce zici? Dăm puțin telefonul, te rog. N-am vrut să-ți spun lucrul ăsta, dar acum o să-ți-l spun. E pe masă. Ah, iartă-mă, e pe masă. Vezi, luat de discuția cu tine, uite de toate. Eu, când te văd, uite de toate. Să știi că... Mincu nu e așa cum crezi tu. Aoleu. Este mult mai profund. Aoleu. Ce se întâmplă? Aoleu. Bună, Cinela. Cinela. M-am dat Horia să... Fac un video care să fie surpriză, să fie o declarație de dragoste, s-a gândit el, pentru că e un îndrăgostit, un romantic incurabil. Te urăște! Și pentru că este în altă generație. Cei care mă cunosc știu că nu sunt deloc adeptul declarațiilor de dragoste în public, care poate de multe ori sunt spuse pentru a atrage mai mult atenție, a atrage vizualizări. Nu cred că așa îți manifesti dragostea. Ești un pic jen acum, pentru că în timp ce fac video-ul ăsta mă gândesc cine o să vadă ce prostii zic eu aici. 2-3 oameni, 4 acum. Nu înțeleg de ce nu opresc filmarea acum. Wow. Îi iubesc foarte mult. Ia taci, că a zis te iubesc foarte mult. Și aș vrea să le spun oamenilor, ascultătorilor lui Horia Brenciu, că foarte puțin te cunosc, foarte puțin lume știe cum ești tu de fapt. Cred că ești doar Maria Popovici, femeia care a pus stand-up-ul feminin pe hartă, femeia care are mereu răspunsurile la ea, care este mereu amuzantă și plină de viață. Nimeni nu știe că tu cred că ești omul care se gândește cel mai mult la ceilalți oameni din jurul lui. Nu cunosc pe altcineva care să se gândească atât de mult la ceilalți, să-i ajute, să îi...
să le facă surprize prietenilor, să strângă o prietenii la oaltă, să serbăm zile de naștere și tu ești nucleul grupului nostru de prieteni, ne-ai unit pe toți și ne-ai ajutat foarte mult. M-ai ajutat foarte mult și pe mine să mă schimb, nu înțeleg cum de ai stat cu mine la început și ce ți-a plăcut atunci la mine. Acum sunt porță. Dar am crescut împreună, ne-am schimbat unul pe celălalt și asta este cel mai important lucru care ni s-a întâmplat nou în viață. Cât de mult ne-am modificat unul pe celălalt și această modificare a pornit prima oară de la tine. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Îți mulțumesc că ești cel mai bun prieten al meu și e foarte greu să ai asta într-o relație de dragoste. Și, hai că se pricepe la momente de romantice. Sper foarte tare că acum ești la podcast cu Horia și probabil deja a cântat 7 melodii, a urlat 10 bancuri, s-a dat cu capul de masă sau ce a mai făcut el. Horia, te salut, ești un showman, în adevăratul sens al cuvântului. Și nu o să uit cât de mișto ai fost atunci când ai acceptat să faci un promo, când avea Costel un show de stand-up la Sala Palatului și eram și eu invitat și ai venit din prima să faci un promo, să filmezi pe stradă un promo cu noi. Ai fost foarte deschis și când am fost la Timișoara la filmări și ai comandat trei porții de clătite doar pentru tine, cu nu e adevărat la clasică că poate împărțim și cu alții, poate mai gustă și altcineva. Dar nici chelnerul n-a crezut minciuna aia. Și când am plecat de la restaurant, a venit un ospătar care a vrut să mă salute și să facem o poză și tu ai fost foarte funny, te-ai uitat la el și zici, nu, nimeni, nu vede nimeni, că Horia Brânciu aici cu mine, nu vreau o poză. Așa că sunt convins că o să fie un podcast drăguț și, na, ce să zic, mai vorbim după. Bă. E cel mai lung mesaj pe care l-a dat cineva pentru cineva în 2 ani de podcast. Bă, da, sincer, gata, atac acum, foarte frumos. Nu mă așteptam să zic asta. Deci a zis că te iubește, că ești prieten. De obicei, atunci când cuplurile ajung la o adevărată maturitate, într-adevăr atunci ești prietena mea, dincolo de a fi soția, iubita mea și așa mai departe, femeia mea, ești prietena mea, e un lucru foarte important. Da, noi am fost prieteni înainte să fim împreună. Cumva întotdeauna l-am simțit ca fiind prietenul și mai ales colegul meu, că am început fiind colegi lucrând împreună, știi? El face declarații de astea în public? Băi, deloc, de-aia acum gata, mi s-a schimbat fața, nu mai... Da, mișto, nu mă așteptam. Credeam, în mod normal, dacă cineva l-ar ruga să facă asta, să știi că ar spune nu. Adică îl cunosc foarte bine. Dacă cineva i-ar spune poți să faci o declarație, ar spune nu. Sincer, nu. Deci... E clar că ai un impact asupra lui, că de căsătorii m-am căsătorit și pe lumea când ne-am cunoscut nu se punea problema și tu ai zis, haide mă, amicu, ce? Doamne, iartă-mă! Poți să vă mai spun ceva? Că până la urmă, dacă nu-ți convine, poți să montezi. Deci, da, a fost foarte funny faza aia. Mie, eu apreciez foarte mult oamenii care au simțul umorului, cred că oricine îi apreciază, dar pentru mine e cu atât mai important. Esențial. Și într-adevăr și eu am râs foarte mult în seara aia la restaurant când a venit ospătarul respectiv să facă o poză cu mine și tu ai zis hei, hei, hei! Se pare așa bună autoironie perfectă. Și da, ai comandat, cred că 15, ai zis ce clătite aveți și ți-a zis ce au și a zis pe toate. Pe toate. După care la 12 noaptea m-a sunat Brânciu și a zis dormi? Nu, ai un trifere. Ai venit la noi în cameră și am vărsat-o de pastilele și ți-ai luat trei ferment. Deci era pe vremuri, all this but gold is, pe vremuri într-adevăr mâncam seara. Acum nu mai mănânc seara. Foarte bine, și eu încerc să nu mai mănânc seara, dar nu pot întotdeauna. Dar ceea ce astăzi poți, nu lăsa pe mâine, așa cum zice și proverbul. Pentru că, draga mea, eu știu... Dau puțin buiabesul mai în dreapta, cafeaua de după usturoi mai în dreapta și vreau să spun că asta este pentru prima dată, prima dată când eu cânt din repertoriu acestui artist. A, mai cântăm? Sunt anumite lucruri pe care nu se schimbă, iar nu se schimbă niciodată. Deci acest artist a făcut această melodie, iar eu cu tine, da,
pentru mine e o premieră, dar și pentru tine. Hai sau... că s-a adus la pahar de vin, acum știi ce simt, nu mai îmi pasă că nu știu să cânt. Fii atât de aici. Da. S-ar putea ca piesa asta, acum, încălzită fiind, pregătită, mental, puternică. Parizer, buiabes de ăsta, vin. Mesaj de la iubit că te mesaj iubește. Mesaj de la Mincu că mă gata. Iubește. Acum e momentul. Trebuie să punem șervețele. Nu suport să văd șervețele pe masă, de asta am un, am o, un Mulder aici. Îmi cer scuze. Nu problemă, vreau să fie ordine. Te rog, te rog foarte mult. Dar acum urmează piesa care va schimba, îți va schimba și mie și ție viața. Da. Ia. Știi ce piesă e? Mai fără. Este rău, dă-mi coacă, cred că știu. Ah, Macanache. Macanache este finul meu și îl iubesc foarte mult și e foarte Macanache talentat. Macanache este finul tău? Pe bune? Știai. Dar eu de ce n-am căști de-astea? Ia pune căști. Ia. Să punem casca în cap. Ia 2-10. Cum se aude? Cum se aude? Se aude bine, bine, bine. Aha. 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 Ești pregătită? Dacă cânti odată cu mine, sunt pregătit oricum. Atenție! Cum o dau eu, n-are nimeni. Nu, hai încă o dată. Hai! Te pregătim! Cum o dau eu, n-are nimeni treabă. Tehnica mea n-are nicio grabă. Nu mersi frumos pentru toți care mă întreabă. Sufletul meu nu-i de vânzare de nicio tarabă. Înțeleg acum de ce nu te înțelegi o boabă. Tu n-asculti decât rima de pe ultima silabă. Viața e o luptă cu tine până la extreme. Am terminat-o cu școala, îmi dau singur teme. E prea devreme pentru a mă teme de besleme. Când vocea interioară nu încetează să mă cheme. Șoptește ca un tău de încetat în cască. Înainte să apuce mintea să gândească, gura să vorbească, ochiul să clipească, surca pe tovă și tot auzeam cerească. Acest strigăt de ajutor vine din interior. Închid ochii și tac, cel mai bun ascultător. Mă bucur de câte ori trebuie să cobor înăuntru, să văd ce chestii cu adevărat mă dor. E ca un univers nemărginit ascuns în mine. E ca un infinit de gânduri toate clar de sine. Căutându-l tu pe el, te găsește el pe tine. Fără să știi cum pleacă și fără să știi când vine. Sufletul, spune tu. Spune tu ce-ți mai face sufletul. Zi tu, bagă. Zi tu. Ha, ha, strofa a doua. Maria Popovici, live. Zici așa. Și 1, 2, 3, 4. Când mă uit în oglindă, abia atunci văd cine ești cu adevărat. Când mă uit la mine și doar tu știi ce simt cu adevărat. Trăiește mine la propriu și la figurat. E singura care nu mă poate minți. Te port în inimă și în vârfuri minții. Aș vrea să zic personal, încântat de cunoștință. Permanent, conștient, de apă conștiință. Ești fratele meu, cum ar veni de suferință. Deși tu ești un suflet, eu sunt o ființă. Îmi place corpul în care stai, e genul tău de casă. Mă întreb dacă mă auzi, mă întreb dacă îți pasă. Te odihnești vreodată? Ia zi, ești nemuritor, ești șef la mine pe tala sau ești vizitator? Yeah! Ți-am găsit până... Și sufletul pereche, de asta trebuie să-i o spui tu în șoaptă la ureche. Și vom trăi fericiți, nestingheriți toți patru. Rolurile vieții ca la teatru. Ah, și când o fi să nu mai fiu, ce o să te faci? Ții concediu și te duci undeva să zaci. Să nu mă uiți, fratelo, să n-ai regrete. Și pentru viața următoare i-am două bilete. Două bilete. Și Maria zi! Spune tu! Spune tu! Spune tu cum arată sufletul. Hai, bagă! Zi tu, zile tu, unde este sufletul? Acum! Sufletul, 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 sufletul. Spune tu ce-ți mai face sufletul. Yeah, zi yeah. Tu, bagă, zi tu. Zi tu, Maria, live. E pentru prima dată când te ascult cântând această piesă. A sărit mai departe, e mai mișto decât o mesă. Wow! Înainte n-aveam căști când am cântat celelalte piese. De acum ce? Ai găști, acum ai găști. Vii la noi să ne spui povești și spune-i lumini cu o declarație de dragoste pe ritmul de Minculescu, te iubesc foarte mult. Nu uita să duci gunoiul, că te rog în fiecare zi și nu mai suport. Bagă, zi tu cum arată sufletul. Era Mincu? Da! Te auzi prima dată în coș! Prima dată te auzi în coș! Nu pot să cred așa ceva! Auzi, eu ca să te umbi cu căști! Mi-ai adus surpriză, Flori! Da. Unde suntem? Ce se întâmplă? Te-au convins? Te-au convins, oamenii ăștia? Nu pot să cred!
atât. Îți mulțumesc. Hai să ne pupăm. Trebuie să mă pupă Horia. Hai să ne pupăm. Poate e că... Mamă, ce de flori. Bine, te-am găsit. Ce frumos. Hai că... Deci am ajuns la un moment foarte delicat. Deci, Mincu, bine că ai venit, că m-am pus să cânt oamenii ăștia. Mi-e tare frică. Și vreau să-ți spun ceva. Vino puțin în stânga. Vino ca să spun ceva. Nu, stai acolo. Vino să spun tot ce am pățit cât am fost aici. Deci, în primul rând, mama, ce declarație frumoasă ai făcut. Sunt foarte impresionată, aproape am plâns. Asta una. Trebuie să las pe el să vorbească aici, tu trebuie să vorbești aici. Bine, că vreau să zic ceva. Dar neapărat trebuie să spui, vino tu mai aproape. Vino tu! Vino tu! Bagă-te vino mai tu. Aproape în suflet tu! Vino tu! Vino tu! A fost super funny cum tu m-ai auzit prima oară în căști. Credeam că ai înregistrat ceva în cască. Voiam să spun ceva. Mi-am dat seama că te cunosc atât de bine, că indiferent cât de clar era că nu o să vii azi, știam că o să vii. Te cunosc prea bine. Și eram acasă și hai să spun ceva. Știam că... deci mi-a explicat foarte bine de ce nu vine cu mine, de ce nu mă duce cu mașina, de ce are altă treabă. Și problema e că te cunosc atât de profund că mi-am dat seama că o să apar la un moment dat, chiar dacă a trecut ceva timp și tot nu veneai, dar doar pentru că nu ați ascuns voi bine, te cunosc prea bine. Odată ce te duci de 70 plus 4 ori cu el cu avionul, normal că trebuie, prezența lui este sine qua non o chestie, un marsupiu, dacă ai avea pe Mincul, ai prinde în marsupiu, îmi pare foarte rău să spun asta. Dar eu vă simt că voi sunteți de nedespărțit. Și acum piesa de nedespărțiți. Nu, glumeam. Lasă-mă să te las. M-a pus Horia să cânt foarte multe piese și mi-a fost rușine și cred dacă poate aș fi putut să le cânt mai bine, îmi tremura vocea de la stres. Băi, a tremurat toată. Deși e un om care îți dă foarte multă încredere și ar fi trebuit să nu pățesc asta, dar am prea mare emoție. A fost senzațională, iar Maria e formidabilă. Exact așa cum ai spus tu. Aulă. Unde-i paharul? Îl facem poștă, dacă vrei. Nu, e pe drum. Paharnice. It's on his way. Paharnice, Tanasă! A, știi? Adon! Știi pe Alexandru? Tanasă? Marian! Da, cum să nu? Marian. Viitorul folclorului românesc. Nu știi video cu Vadim? Cu Marian! A, da. Meme, de atunci, de la video ăla, mereu când vrem ceva, când avem de ce, urlăm. A, da, paharul ăla, știi? Nu, dar da, mai e o chestie cu aia, când faci așa de fiecare dată, zice... Da. Pitica de... Înțelegi? De fiecare dată, zice acolo. Dragul meu, ești bărbatul care mă determină să deschid o nouă sticlă de vin. Hai să vezi. Bun. Ce ajungem la show bestii seară. În cauza lui Horia Brânciu. Spune-i cum am schimbat show-ul. Fii atent aici, facem acum show. Să văd dacă te cucerești. Deci e începutul nou de show. Horia vrea să urc pe scenă și să cânt Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, ar putea vreau fi funny, să vin cu tine. Dar dacă ai cântat toată melodia. Cum face nu, 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 dar introducerea, atâta. Dacă pleci și lumea zice: asta e Maria pe care o cunoșteam atât de bine, e o nouă surpriză pentru mine. Deci nu, n-am schimbat tot. S-ar putea să nu fie chiar așa, dar înțeleg. O să încerc, eu de acum încolo o să fac doar ce zice Horia Brânciu, pentru că el e un tip super pozitiv, care îți dă multă încredere și are foarte multă energie. Uite cum deschide vinul ăla. L-am deschis, vine acum. De unde ai atâta energie? Nu știu, care este secretul? Dar mi se pare că ești o inspirație pentru, mai ales pentru generația noastră, care tindem foarte mult să sunt deprimat, sunt anxios, nu mai pot. Mi se pare că tu ai mereu o atitudine din asta de... Da, vreau niște timp, frate, pentru mine. Nu mai da, chef să... Răspunsul este da, cu toate că, așa cum zicea și Mincu, în declarația lui de dragoste, proaspăta declarațiile publică de dragoste, frumoasă, pentru care Maria îi mulțumește din nou, eu nu sunt aceeași generație ca voi. Dar ești foarte tânăr. Eu sunt țâncul, acest țânc. Da, ideea este că și mie mi-e greu să cred că au trecut 30 de ani de când apărea un brașovean total bocciu pe postul național și spunea: bine ați venit la Robingo. Deci asta Robingo? Ce e asta? Asta e primul quiz show licență internațională din România. A, tare! 30 de ani. Acum 30 de ani, în 93, apăream pe ecran și spuneam niște lucruri. Iar eu înțelegeam că apărea pe ecran, erau niște cuvinte, dar nu, eu am început să dansez. Și după aceea directorii de la departamentul de diverzism mi-au spus: domnul Brânciu, ăsta este un spectacol serios. Ați venit cu energie. Le mulțumesc! La mulți ani, Maria! Cât pot spune că de 30 de ani sunt la fel de cunoscuți și au o carieră așa importantă, deci... Și de fresh. Și de fresh. Cum este acest vin de la...
Este vinul de la... Nu. Dar serios, pe bune, cine poate să spună că a rămas la fel de atât de mult timp? Fuego. Sau din ce în ce mai bine? Fuego. Nu, nu sunt de acord. Mi se pare că Fuego a rămas parcă la fel de când îl știm noi. El a avut schimbări, dar nu. De fiecare dată când ești pe ecran, eu am trecut prin patru televiziuni. Vă dați seama că de la TVR, la Antena 1, la Național TV, am fost acolo 2 ani de zile, 2003-2004, și după aceea la ProTV, au fost niște schimbări, dar de fiecare dată vin pe televizor, ești în atenția oamenilor. Deci, practic, ai o... Bine, am trecut prin Neața, când am făcut Neața cu 23 de ani de zile, când am făcut mai multe lucruri, mai multe spectacole. Și mi-aduceam aminte de alături de colegii mei de la Voce, cum am debutat la Vocea României în 2011. Au fost niște... Stone Miles, cum se spune în franceză, și cred eu că e bine să mă bucur de ele. Chiar dacă unii au crezut că deodată că am făcut un pas greșit, important e să fi învățat eu din pasul ăsta. Dar nu există așa ceva, să știi. Bravo, de asta o să cânți de azi înainte, pentru că nu există pași greșiți. Azi ce am vrut să te aduc. Băi, are o voce senzațională. Eu știu chiar că e foarte voce. Simpatic, pentru că m-am emoționat foarte rău, chiar n-am putut să cânt bine, dar ești foarte drăguț și... Are voce și na, nu a lucrat-o sau așa, dar clar ai putea, adică... Eu cred că am genul ăla de voce de ai curaj să cânți în duș când ești singur. Păi îți facem o cabină de duș pe scenă. Există un film la Horia, în spate, în duș. De Woody Allen, despre asta. Da. Personajul principal cânta. Există doar și în un duș. Desen animat cu Woody Woodpecker Show. Da. Dragii mei, iar acum vă spun când sunt născuți amândoi. Una este născut pe 22 noiembrie 1990, iar Alexandru Minculescu este născut pe 11 ale lunii, stai așa, august, în aceeași lună ca mine, 1987. Deci, practic, de fiecare dată, voi aveți o chimie numerologică, cel puțin. Deci, chiar 1-1-2. Bă, faza aia cu 1-1-2-2. Cu 11 și 11? Da. Aia e o fază interesantă, apropo, de povestit așa. Da. Mă rog, te rog, hai să nu-l întrerup. Îmi dați dreptate. Nu, sunt dreptate. Și avem dreptate și la niște care ați avut 11 iubiți înainte. Ha, ha. Nu. Nu, Mincu a avut mai puțin iubiți, mai multe iubite. Exact. Da, dragul, asta era acolo. Din nou, nu. Dublu. Nu, mi se pare formidabil că una e născut pe 11 și da, una da, e născut pe 22. Da, chiar e interesant, serios. Și e interesant oricum a avut o semnificație pentru noi cifra asta, 11 și 11. Am văzut un an de zile peste tot, vedeam 11 și 11, mai ales tot timpul pe telefon, când mă uitam era 11 și 11. Și într-o zi eram la un restaurant și m-am uitat pe jos lângă masă, era pe o piatră scris 11, 2 puncte 11. Și ce tot vedem 11 și 11? Și în anul respectiv ne-am cumpărat un apartament care are numărul 22 și am zis, bă, 11 plus 11. Și am semnat, am primit acordul și s-au finalizat așa discuțiile pe 11. A 11. A 11. Da. Ai situația să 11, putem 11 să... 11 e născut fratele meu. Serios? Da. Ce tare. Și fiimea e născută, cea mică, pe 1 a 11. A, ok. Andrei e născut pe 24 mai, n-are treabă. E geamăn cu frasul. Vreau să vă întreb, sincer, care este numele vostru de familie pe care acum la taxe și impozite îl citesc acolo? Maria Popovici. Și mai am un nume mic pe care uneori nu-l spun, dar pe mine o cheamă Maria Ștefana Popovici. Da. Păi, nu mi-am schimbat numele. Atunci când am semnat, mi-am păstrat numele. Erau hârtiile cu 50 de lei mai ieftine dacă poți să numele de familie. Nu știu de spun de ce, sincer, că îmi dau seama că eu pot să spun tuturor că mă cheamă Maria Popovici că și să fie în acte Minculescu. Uite, da, nevastă mea așa a făcut. Ce, că și-a păstrat? Și? Cum o să te cheme? S-a uitat așa la mine nonșalant, a zis... Alice. Dezvoltă. Adriana. Dezvoltă. Dumitrescu. Atât? Brenciu. Ah, ok. Și are și Dumitrescu și Brenciu. Da. Nu, eu nu. Am doar Popovici. Eu n-am ținut la chestia asta, că nu mi se pare ceva de nu vrei să-mi porți numele. Nu știu de ce. Pentru mine, în căpuțul ăsta al meu, era ciudat să am alt nume. Dacă așa mă cheamă, așa mă cheamă. Păi da, mă, de omul ăsta... Tocmai ți-am dat declarația lui de dragoste! Ia Brenciu are ups and downs, așa. Uite, m-am... Uite, de la... Am mai țipat la mine. Alexandru, vino și retușează-mă, te rog. Acolo e Alexandru, cum o probă nedițor. La finalul podcastului plecăm. Certați, da, domnul Brenciu, da, mergem acum, schimbăm, mă apuc de cântat.
Așa, mă vreau! Mergem acum la TVR1 să prezentăm Loto Bruno. Ia, mă, și Mimi! Așa, plângând, știi? Așa, așa. Una peste alta, sincer, te întreb. Câți ani ai petrecut tu în facultăți AS Cibernetică plus un ATC-ul? Păi în Cibernetică am stat 3 ani și în un ATC încă 3. În paralel, când am intrat la un ATC, eram și la master la cibernetică, dar mi-e jenă să zic că eu l-am absolvit cu diplomă, dar am fost o singură dată în 2 ani de zile și n-am învățat nimic, n-am prins nimic. Geniile, Mario! Da, geniile! Dar geniul, ca Chiulită. Păi nu puteai să te duci. Când erai la facultatea de actorie, nu mai puteai să faci altceva. Iar eu intrasem, dădusem admiterea la master pentru că nu știam dacă o să intru la actorie. Nu credeam că o să intru. Eu mă pregătisem, aveam 10 ședințe de pregătire la whisky și la pizza și nu știam că o să intru. Nu credeam, nu aveam nicio treabă cu asta. Tu mai ții minte ce ai dat la actorie acum, dacă te întreb? Asta a trebuit în 2009, nu? Da. Nu mai știu. Ai cântat Zaraza, nu vrei să ne cânti acum Zaraza? Doamne ferește, haideți, nu. Haideți, vă rog frumos, nu, vă rog din suflet, stați un pic, vă rog. Termină, nu, lasă, te rog frumos. Lasă-mi zbui. Capul meu. Doamne și doamnilor, știam că trebuie să... În momentul de față, vă atrag atenția că a fi stand-up nu înseamnă a pregăti dinainte 10.000 de poante. Nu. Dacă cineva, de exemplu, un spectacol. Domnul Mincu, spuneți-mi, Alexandru, domnul Alexandru, vedeți că în sală există o fată pe nume Zaraza și soțul vă dă 1.000.000 de euro. Aoleu, dansez în timp ce cânt. Banii mă motivează foarte mult. Nu te băga spectacolul Mincu. Imediat cum auzi de bani, s-a băgat, avea jumate că suntem căsătoriți. Băi, vă rog frumos, când veniți, doar refrenul. Și începe. E femeia din public. Doamna Zaraza? Doamna Zaraza. Ajutați și pe el, nu-l lăsați singur. Doamna Zaraza, puneți-i aparatul auditiv, doamna Zaraza. Doamna Zaraza, se aude? 900.000 de euro. Da. N-ai să știi, frumoasă Zaraza, băi, domnul! Cine te-a iubit? Băi, formidabil. Că ți-au plâns nebuni după tine și că ți-au murit. Vreau să-mi dai curaț, duce Zaraza, să mă îmbete mereu când apare Zaraza. Vreau să mor și eu. Extraordinar, băi! Ro 47 BTR. Pare rău, dar... Da, nu ele, băi, iar... Băi, Mario. Voi de ce încercați să ascundeți? Copii, dar muzica și comedia merg mână-mână. Absolut, dar nu am încredere în mine, nu încerc să ascund. Băi, e o diferență. Dacă omul ăsta cântă Zaraza pe scenă, o să vină 3 cliente care o să-i dea 3 milioane de euro mâine. Bă, ia, și dragi, noi făceam glumele alea. Lasă glumele alea, mă! Lasă glumele! Băi, vă rog frumos, mă! Dar să știi că asta este cea mai mare frică a mea, să cânt în public și nu vine să cred că am cântat acum din prima. Pentru că este... Dar să spun de ce. În primul an la facultate, la ora de canto, profesoara mi-a zis că am ambitusul foarte mare. Bestial. Și atunci am zis wow. Și în al doilea an mi-a zis, nu, tu ești șoșonel de ureche. Și de când mi-a zis tu ești șoșonel de ureche, n-am mai putut și n-am mai avut curajul să cânt vreodată. Să știi că eu îl înțeleg și eu simt mi-e asta. Foarte mi-e rușine. Rușine. Și acum, nu știu. Te înțeleg perfect, pentru că și la școala unde era fiica mea mijlocie, i s-a spus la fel. Ea era actriță, a făcut niște chestii, okay, și a spus un singur tip. Cine? Zi numele. Nu. Haide, zi. La actorie, la un ATC? Nu. Okay. La școală. Ok. I-a spus chestia asta. Deci asta este un lucru care noi ne luptăm. Dacă cineva la vârste de 20-25 de ani ne spune chestia asta, ne lovește atât de tare, da, încât trauma, nu trebuie să ai tu copilărie senzațional de urâtă, da, trauma în momentul ăla să se pune, știi, blocadă. Da, și te văd și te au toți colegii când ești. Și eu cred chestia asta, pentru că altfel nu mi-explic de ce atunci când sunt singură în casă mă aud de el sau cineva zice, păi, dar tu chiar ai voce și dacă mă pui tu să cânt aici, îți spun sincer, mi se închide gâtul, mă panichez. Și eu am un regret pentru că nu am lucrat niciodată vocea și noi de fiecare dată când mergem în Londra, mergem la musical. Am văzut și el Bucă Bormă de 3 ori și văd, Hamilton. Băi, frate, sunt amuzanți, dansează impecabil și când te rup și pe voce, mi se pare, bă, ce ghinion am avut. Eram și noi poate acolo. Nu e târziu, de asta sunt eu în viața voastră. Fii atent. La un moment dat, la Bucă Bormă, iau un concurs în West End, ca să înțelegeți. Cine strânge cei mai mulți bani?
nu știu, e într-o anumită parte a anului. Da. Deci fii atent. După spectacol, doamne și domnilor, vă atrag atenția că suntem, din nou strângem banii pentru o cauză nobilă. Fiecare spectacol de pe West End face chestia asta. Vă rugăm frumos, puneți afară. Și pentru a vă împinge să puneți mai mulți bani, vom face și noi poze în mijlocul, acolo, în lobby. Tăticule s-au dus toți în lobby și mi-a făcut la Book of Mormons și ea sunt câștigătorii tuturor concursurilor. Da, mai e și School of Rock, care se bate cu ei, da. Dar ăștia... Știi că School of Rock este singurul rol care la casting aș merge direct. Știi da. De ce, nu? Nu. Nu am văzut School of Rock. Pentru că ăla e un mai gras, care stă așa. Profesorul ăla, știi? Da, Jack Black. Știu filmul. Și stai așa și se bace pe burtă, așa. E o fază acolo. Și mi-a zis, ăsta e rolul meu! Ăsta este un bate unul pe burtă. Dacă ai acolo pătrățele, ieși afară, pătrățel! Înțelegi? Auzi, dar știi ce vreau să întreb? Care e faza ta preferată din Book of Mormon? Melodia aia cu Hasadiga Ibowai. Da, sunt mai multe, dar când se duce, la un dat când intră în iad, dacă mai țineți minte, și când îl vede pe Hitler și când îl vede pe toți mie îmi place când explică, când cântă aia cu Hasadiga Ibowai. What does Hasadiga Ibowai mean? Și explică și sunt toți mormonii. Da, credeam că o să zici că faza cred că faza preferată e, dacă mai ții minte, este ăla micuț care e mai de mult timp în sectă și vorbește despre un vis și noi înțelegem că el este de fapt homosexual și reprimă homosexualitatea. Da. Și îl ia valul când vorbește despre Shavisakara and then when you feel you're crushing. Ca să nu-ți recunoști, să nu lași să noi asta. Suntem puși de către marketing de pe Western și de pe Broadway să facem reclamă. Bucă, da, ne cerem scuze dacă am vorbit prea mult despre asta și poate unii la patru dat-te... bilete cumpărate la Horia Briciu, la Sala Palatului, primiți un bilet la Book of Mormon. Eu mă trezesc unor cântând aia cu Hasadiga Ibowai și după aia știu că înseamnă, deci este o jignire către Dumnezeu, e ceva nasol și ei cântă mormonii asta, pentru că nu înțeleg că cei din Africa cântă asta și nu știu despre ce e vorba și cântă mormonii ca fraierii Hasadiga Ibowai și mă trezesc pe stradă cântând și zic bă, stai puțin, cânt ceva foarte dar nasol. Dar nici nu știu, poate e inventat, poate nu înseamnă în limba aia. Stai să mă uit pe playlist-ul lor. Te duc up to the sky and say Hasadiga Ibowai. What does it mean? It means fuck to God. Deci nu e... Deci aici e tot playlist-ul, că mă uit pe Spotify și e tot playlist-ul aici. Da. În același timp, apropo de ce ai zis că discutam despre Hamilton, a fost unul dintre puținele musicalor la care ultima declarație a lui Burr, ăla care l-a împușcat pe Hamilton, a început să vorbească și să cânte. Ăla plângea, eu plângeam. Și am zis, Dumnezeu, plânge la un... Și mie mi-era rușine așa, dar plângeam, da. Băi, ce se întâmplă aici? M-am pierdut? Și nu știu, sunt la palme. Trezește-te la realitate! Dumnezeu, sunt niște... Și dacă vă duceți la ceva frumos, nebun, Kinky Boots e o chestie frumoasă. Am văzut! Uite, trebuie să mergem și noi să vedem în România Mamma Mia. Da, asta exact voiam să te întreb. Cum? În decembrie sunteți ai mei, în septembrie, unde suntem acum, pe 11 septembrie suntem acum, ca să știți foarte clar unde vă aflați, iar ceea ce vreau să vă spun este că în septembrie eu merg cu Theo Rose, pe care o apreciază, nu pot să spun că o iubește, o apreciez. Nu cunoaștem personal, dar ne place, am văzut-o pe Instagram și ne place foarte mult. Eu urmăresc tot ce face ea, e absolut minunat. Nu, i-am scris și eu, o ador, are așa un umor și ți-am spus, am cunoscut-o la tine în podcast, nu știam de ea. Poate să-mi cânte orice, poate să fac orice, mor după ea. Este absolut superbă din toate punctele de vedere tipa asta. Îmi place la nebunie. Nu sună acum care copil poate. Sinceritatea ei, tot. Asta e, alăptezi? Asta e prima întrebare. S-ar putea să nu-mi răspundă. Nu alăptatul mi se pare problema. Schimbatul scutecului. Da, mă, da. Lasă-mi pace. Dar, alăptezi? Nu, dar mănânc o ciorbă. Uite, vezi? Și noi mâncăm ciorbă. Fii atent aici. Când o să întorc camera, deci asta este Teo, o să-i vezi pe doi oameni care te apreciază. Ea spune... E un cuplu. Ea spune că e moarte după tine. Bine, ea-mi place. Stai, și spune. Vezi că în septembrie, în luna septembrie... Stai așa, n-am nimic între dinți, da? Stai. Nu, n-ai nimic între dinți. Okay. Deci asta e a mea, asta e tipul tău de... Deci, el te iubește, ea te dorește. Atenție! Deci e Teo. Bună! Salut! E Maria Popovici... Ce faci?
Bine, uite, tocmai îi spuneam, Horia, că te urmăresc și că te plac foarte, foarte, foarte mult, efectiv. Wow, și că îmi doresc foarte mult să te văd în sală la un show. Trebuie să mergem la show-ul lor, la show-ul ei. Dar de când? I-am scris că vreau să merg, dar dacă n-am mai apucat... Da. I-am explicat că trebuie să alăptezi. El este min cu soțul. Bună, Teo. Asta îi spuneam, că nu te cunoaștem personal, dar te urmărim așa pe net și ne place foarte mult de tine din videouri. Vrem să fim prietena noastră. Pentru că exact asta aș fi spus eu. Venim. Să știi că venim. Deci mi se pare că avem atâtea chestii în comun. Dacă mă suna Horia cu video, asta aș fi spus și eu. Am ceva între dinți. Te apreciez foarte mult. Mulțumesc și eu pe voi, mulțumesc. Auzi-mă, fie de aici, ieri repetam că noi suntem cu copiii de la Voce și Teo zice, dar nu, și asta vreau așa să comporte, zice Teo, zice, stai că ceva în gură și îmi scoate un fir de păr din gură, așa zice. Și de fiecare dată i-am zis, așa trebuie să te comporți. Arăți foarte bine, dragă, văd că te-ai relaxat de când am terminat repetiție. M-am apucat să mă spăl pe cap, e istorie. Să Da, asta e o realizare când ești părinte, am aflat și de curând asta. Iartă-mă, trebuie să te părăsesc pentru că Maria vrea să îmi cânte ceva. Bine. Are o voce senzațională. Și știi ce a cântat Mincu cum a intrat în platou? Ce? Zaraza. Ena? Băi, ești nebună, ăștia au voce, dar nimeni nu-i bagă în seamă cu voce. Au început să râdă prin țară, prin știi, oamenii ăștia au nevoie de noi. Înțelegi? Bine, hai să ne anturăm. Îți trimis și eu un video să le arăt cum am făcut eu ieri. Perfect, baftă, pupă-l pe Sasha din partea mea. Și din partea mea, pupă-l pe Sasha, pupă-l. V-am pupat. Pa, 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 pa. Pa. Foarte simpatic. Da. Mai îmi dai și mie niște vin, Horia, te rog? Noi suntem alcoolici, să știi. Nu doar tu. Băi, vreau neapărat să vă spun că mi-l trebuie și un om să se ocupe de chestia asta. Eu nu mai pot să... Mincu, noi avem show. Dar noi avem... Stai un pic, băi, tu n-ai ospătar? La podcast noi avem? Nu, eu one man show, în afară de... Uite, dau și pe masă. Ai deschis, ai servit, ai cântat, ai pus... Stai că... Spune vin, Horia, vreți... Dacă cer o cafeluță, ai un espresso, îți bate acolo, începe, bate, tăc, tăc, tăc. Mi-a adus supă, am mâncat supă de fructe de mare și pariză. Făcută de el, prinsă de el, fructele de mare, tot? Da, normal, prinsă de el, găite de el. El se scoală la 4, merge la pescuit. Merge la tenis, se întoarce acasă. Copii, dormiți? Bună dimineața, a venit tata. Adă harponul ăla, că mâine am podcast. Iese cu labe de alea de-n scapandă. Piană aici. Să mă, că nevastă s-a arătat timpul dopurile. Îți dai seama că se desfac? Băi, vrei să-i dau întâlnul și la nevastă? Da, să-mi dea împreună de atâția. Cred că nevastă lui a fost cu ideea, mai fă și tu un podcast, vorbește cu alții. Băi, stai aici. Deci sunt convins. Știți de ce am făcut podcastul ăsta cu voi? Nu. Îmi trebuie răspunsul clar, sincer, pentru că... Că suntem foarte simpatici. Nu putea să vină bobonete? Bagă și tu în piață, completezi asta, că nu mai pot singur. Nu. Deci pentru prima dată Marius a căutat câteva sunete. Trebuie să facem poante și tu, bobonete n-a putut să vină, ha-ha-ha, gomot. Am înțeles efectul ăsta. Dă puțin mai tare asta, că după aceea fie de aici. Deci, practic, și acum din nou muzică, pentru că asta vă închid gurile amândoi. Trebuie să cântăm. Așa? Hai, ia că m-am îmbătat, ce să cântăm? Fie de aici. Gata. Practic, voi doi ați urmat aceeași pași. Trebuie să fie oamenii conștienți de chestia asta. Deci, primul pas a fost un ATC-ul, amândoi. După aceea, teatrul în culise. Da. Și din 2016, în garsoniera ta. 13. În 2013 m-am mutat în garsoniera lui. În 2013 ne-am mutat împreună. Horia, dacă nu vreau ne țin chestiile astea. Da, dacă ea zice în 2013. Asta e frica. Asta e frică pe fața lui. Este, da. Dacă ea zice, așa e. Hai să vezi dacă vine nevastă ta cum se naște frica și nechită. Una peste alta, voi sunteți făcuți unul pentru altul. Mai așa e. Așa e, să știi. Și amândoi sunteți făcuți pentru mine. Lăsând gluma la o parte.
N-am fi putut unul fără altul. Adică, normal că oamenii nu știu detaliile și așa mai departe, dar chiar n-am fi putut unul fără altul. Că ne-am dat încredere unul altul, am lucrat împreună, am fost critic unul cu altul. Iar voi, de ani de zile, voi n-aveți o meserie cum sunt alții. Dom'le, sunt și contabil, dar mi-mi place să cânt. Nu, nu. Voi glumă all the way. Glumă all the way și asta s-a născut la Teatrul Independent unde am lucrat. Adică a fost o nebunie, a fost o tranziție așa, oarecum ne îndreptam spre asta fără să ne dăm seama. Nu știam de stand-up când am dat la teatru, când eram în facultate de teatru, nu urmăream. Știam de stand-up, dar nu urmăream, nu mergeam la show-uri, nu admiram comedianții, eram, vreau să fac teatru clasic, film. Și după aia a apărut asta cu stand-up și când a apărut, am știut din prima clasă o să fie. Tu ai urmărit serialul Chiquitita? Se numea Chiquitita și era acum 1000 de ani. Nu, când aș gata, Maria, ai pierdut da. Mult. Eram copii da. Când... Nu contează. Da. Amintirile rămân amintiri, Maria. Amintirile mă chin. Termină cu... Ți-am zis oprește din cântat. Nu mai pot acum. Tu știi că atunci când am fost mai mică, Maria a făcut balet. Tu ce ai făcut? Am făcut not și karate când eram mic. Nu pot să cred așa ceva. Da. Noroc că m-au trimis tu practic din copilărie ai statura ta de... Să știi că m-a ajutat, să știi că m-a ajutat foarte mult. Că am făcut sport și m-a dezvoltat. Și țin minte că eram prin clasa 5-a, 6-a și eram deja la karate și ne-au zis ia să stăm drepți. Să mergem drepți. De atunci n-am mai mers drept. Omul meu! Dar nu mai merg drept de atunci, nu mai pot. Când eram mic mergeam drept și normal că au râs toți. Ce vii bă, așa au umflat, s-au umflat mușchii pe tine, știi, cu glume de astea. Da. Și de atunci nu mai, nu știu, nu mai pot stau drept. Îmi vine să stau așa. Păi da, pe scenă... Nu, stau cocoșa pe scenă, dacă mă vezi, o să vezi, sunt... N-am observat. Dar e o chestie importantă pe care pentru voi sunt oameni, pentru fiecare dintre voi sunt oameni care vă vin la spectacole. Care vin, ok, sunt vreo 2, 3, 4, 10, 50, nu contează. Una, pentru că, băi, Maria e frumoasă. Băi, Mincu e un bărbat puternic, serios. Crezi că cineva dă bani pe bilete la un show de stand-up pentru cum arăți? Eu nu cred asta, să știi. Nici eu nu cred asta. Îți spun sincer că nu cred asta. Poate te place, poate pe lângă faptul că place ce faci, te place. Poate așa. Dar nu... Bineînțeles că doar nu o să-mi strici urechea, că îmi plac fizic, dar te trebuie să stau acolo o oră. Asta vreau să nu, zic, da. Dar atunci când iei un bilet, băi, la bătălia care e acum, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Noi avem, și știți foarte bine lucrul ăsta, stand-up e la început, că a fost deco înainte, că am observat pe toți, de la Chișu și mai departe, strădaniile lor și mă bucuram pentru ele, pentru că și eu știam ce înseamnă gluma de la Eddie Murphy citire de la vorba aia. Dar zic, băi, ideea este că încerci mai mult, o să fie mai mulți comedianți, stand-uperi, oameni care vor să vă spună glume. Clar. Și atunci, ce frumoasă e Maria, contează expresia asta, dai, cumpăr bilet. Pot să nu fiu de acord cu tine. Adică poți să spui asta, dar eu nu o să fiu de acord cu tine. Adică e ok să o spui și să fie părerea hai ta, dar nu e a mea. Pentru că noi suntem diferiți pe lumea asta. Da, absolut. Și e crezi foarte bine că suntem. Lumea vine la mine... 4.000 de oameni din sala aparatului, mă duc, vreau să-i aud vocea, nu. Vin așa, bă, cred că o să râd. Da, îmi place și melodia aia. Bă, unii zic, bă, are și o voce drăguță, deși eu, personal, nu cred că am o voce senzațională. Horia, tu ești un... Tu nu trebuie să-ți spunem noi asta. Cred că trebuia ceva să-l contrazică, cred că asta avea. Tu ești, ascultă-mă, oamenii vin la tine pentru că tu ești unic, nu mai există alt Horia Brenciu. Oamenii vin la tine pentru că tu ești tot pachetul. Tu ești showman, exact așa cum ți-a zis Micu la început, care include absolut tot. Include spiritul tău, voia ta bună, vocea ta, care, apropo, nu e perfectă. Tu ai depășit vocea. Tu nu ești un artist care doar e ascultat. Ești mai mult decât atât. E acel hit cum a cântat Septembrie. Și dacă vrei să ne dai și nouă două invitații la Sala Palatului, că uite câtă reclamă ți-am făcut. Faci o săptămână Sala Palatului sau cât faci? Mai ai luat-o pe persoană fizică? Eu cred că Sala Palatului e lui Brinciu, mă. Are 3 zile de Sala Palatului? La el. Are 7. Cum e să faci 3 zile de Sala Palatului? Te trezești, te duci la Sala Palatului, te culci, te întorci la Sala Palatului. Devine o obișnuință? Horia Brinciu e singurul artist care are periuță de dinți la Sala Palatului, pentru că a doua zi tot acolo merge. E sigur că e excelentă, e bună. E sigur că are prosopel la baia lui de la mic. Ba, asta e alu Brinciu, nu intrați aici. Doamnești, domnilor, probabil că v-ați întrebat unde sunt duetele de altă dată. Ai de capul meu. Un duet într-o soț și soție într-un soț și soție sunt niște duete care cu siguranță vă vor capta atenția, vă vor înflăcăra, imaginați. Știi, prezentările mele de acum 30 de ani. Foarte frumos. De aceea, astăzi, pentru prima dată, în această epocă a TikTok-ului, da, va fi prezent și pe TikTok acest moment, pentru că e imposibil să
nu-i urmărești m-am îmbătat și nu pe m-am Maria și pe Mincu cântând An de liceu. Ok, asta e ok. Acum eu sunt ok melodiile, mă. După acum sunt ok melodiile. Bă, e foarte greu, e foarte greu. Mie mi s-a trenat vinul, Horia, mersi. Deci, vorbesc cam... Cred că vorbesc prea mult. Vorbesc serios, hey, vorbesc prea mult. Nu, mă vorbesc prea mult, îmi cer scuze. Doamne, iartă-mă. Aolea, asta e greu, e vorbită, nu? Fii atent aici, secretul este următorul. Sunt anumiți artiști care fac așa. De exemplu, primul vers este Timp nu-i hain. Poți să faci așa. Timp încotro mergi. Pardon, scuze-mă. Tu ce ai zis? Dar eu nu știu când să timp încep. Timp încotro... Fii atent. Poți să zici așa. Timp încotro mergi. Și deja e poezie, trebuie să și cântă. Ai scăldat-o. Deci, ne luăm tonul, timp, mai sus, bravo, timp. Vezi că e mai bun decât tine? Este. Nu știu cum a ieșit. Perfect. Atenție, toată haide lumea. Alexandru, vezi cu aplauzele cum Alexandru se la final. Alexandru Tanasă, mai arăt ok? Da. Ce a zis? Ești ce? Ești tank. Mi-a zis că sunt asta tank. E vorba asta de pe TikTok, ești tank, așa se zice dacă ești marfă. Haide ești să cântăm, că mi-e greu oricum. Și când ți-ai făcut, ți-ai găsit locea. 2, 3 și... Timp încotro mergi spre ce meleagul noi grăbit alergi. Cum poți într-o zi să schimbi în oameni mari niște copii? Azi, ce frumos, în potpitit, cine stă? Stă ursulețul tău, ieri mult iubit. Și vrei ori nu vrei, anii de școală văd, se duc și ei. Atenție! Și toată lumea! Ani de liceu, cu emoții la română, scumpii ani de liceu, când la mate dai de greu. Oh, yeah. Ani de liceu, când ții soarele în mână și te crezi legendar, probleme. Oh, everybody! Ani de liceu, când se întâmplă o tragedie, când că el te-a zărit la un film cu alt băiat. Oh, ani de liceu, împletit cu poezie, pe ce ai tu mai bun, mai curat. Nu toaletele. Ani de liceu. Ligoată, atenție! Și pe tu. Și pentru cei de la Seral se pune foarte greu. Mie asta mi se pare foarte greu. Că nu știi cântat să cânti. E ok, dar e ok, auzi, e ok că nu știm să cântăm. Noi mai mult cu rap-ul. Nu. Cu rap-ul zici? Nu, porni. Dar rap-ul e mai vorbit, e mai. Vreau să spun că cântat cu Loredana Groza. Tu știi că am cântat cu Loredana Groza? Mișto, am dovadă pe YouTube. E foarte mișto. Chiar cine e mișto. Biugi Mafia cu aia cu Ridică-mă la cer. Și au cântat foarte... Și am și ridicat-o la cer la final. Și a și ridicat-o la cer. Pentru că ceilalți doi, Natanticu și cu Frânculescu, care trebuia să o ridice... Nu erau în stare să o ridice la cer. După camere, căutau momentul. Bă, da. În stand-up-ul românesc există un Superman, Alexandru Mincu, care e pregătit oricând să o ridice la cer pe Loredana Groza. Sănătatea. Doamna Loredana, când aveți de cara boxe. Loredana Groza, pe care o iubesc foarte mult. Îmi pare rău, dar ați cântat formidabil. Da, sunt sigur. Drept pentru care vine chiar acum o surpriză. Dacă ne pune să-și dansăm, eu mor. Mariachi. Ne aducem, iar ne aduci mâncare? Da. Ce tare e la podcast. Să știi că i-am zis că la podcastul de care anunț trebuie să vină și la noi, o să fii foarte dezamăgit la noi în podcast. Păi nu, acum trebuie să gătim sarmale când vii la noi la podcast. Mamă, frate. Asta când l-ai prins? Ieri, seară. Deci n-am dormit, vreau să vă spun că n-am dormit, asta este ceea ce am prins ieri seară, n-am dormit deloc pentru ca ce toate... Asta? Midi. Și asta? Moluște. Asta? Acolo sunt niște... Fecite? Baby. Ce?
Caracatiță? Nu, asta nu e caracatiță, e pește. Ăla e pește, ăsta este calamar pe care nu știți. Dacă vreți să vă dau eu cu, cu ăsta lămâie? Pe lămâie. Lămâie, da. Dă-ne cu lămâie. Ok, cu lămâie. Dau peste tot. Da, peste, da, peste tot. Perfect. I put every little thing she does is magic. Deci ăsta este. Cât e meniul la podcast? Nu există meniul la podcast, există meniul la rămă la podcast. Nu știam. Aveți un plic? Eu am 300 de lei, ok? An de liceu, cu emoții la română, scumpii, an de liceu. Băi, dar n-avem... Da, auzi, putem să mâncăm, da? Da, 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 te rog. Vreți păculite? Nu. Nu. E cu usturoi? Nu. Nu cu usturoi. M-am mințit. E cu usturoi și am show. Mi-a spus că a venit un tip. L-ai mai întâlnit vreodată pe tipul care te-a sărutat pe scenă? Nu, m-a traumatizat o singură dată, eram la Ploiești. Băi, și uite, ca să vezi, ca să vezi cum se întâmplă, cum sunt fazele astea. Mereu când avem show, eu sunt atent. Barul ăla din Ploiești, n-ai unde să stai, n-ai un, ai un loc în spate, dar în spatele barului și nu mai ești cum ar veni în sală. În culise versus sală. Dar nu ești în... Nu ești în există culise din care auzi atmosfera, auzi ce se întâmplă, okay. Și acolo sunt niște culise unde nu mai auzi, ești deconectat total. Așa. Și noi atunci stăteam mai aproape, undeva pe lângă bar. Și sunt doi stâlpi. Și fix atunci m-am dus până în spate și când am aud, în timp ce mă duceam în spate, o rumoare, o liniște în sală, o aud pe Maria zicând ceva, ok, trebuie să-mi revin. Băi, să te-am lupat pe buze? Nu, pe obraj. Dar m-a luat așa. Nu e ca și cum... Așa. Nu cred. M-a pupat și pe aia a făcut... Yes. Nu cred că aș fi avut timp să ajung la el, dar poate aș fi zis... Și aș fi urlat poate și ceva, știi? Oamenii poate să zică, bă, da, ce ți-a făcut? E foarte șocant că vine din întuneric, că vezi reflectoarele. Da, nu, da, ok, dacă te-ar fi pupat să-ți oferi o floare, poate ar mai fi scăldat-o. Dar poți să nu... Știi ceva? Când ești la orice fel de spectacol... Trebuie să știi că nu e tot spectacolul despre tine și ce ai simțit tu. Mai sunt alți 200, 300, 400 de oameni în sală. Nu e momentul tău. E momentul tuturor, da, să se întâmple. Nu înțeleg cum a avut omul la curaj să facă asta. Tu tocmai mi-ai demonstrat faptul pentru că... Da, pentru că o plăcea pe Maria. Vrei să spun pe șleau? Vrei să zică pe șleau, mă? Eu l-am trimis. Vrei să vine sănătos. Era Vrenciu de ghizant. Nu, nu mai văzut. Yes! Ia, nu e același... De exemplu, când sunt în public la un alt spectacol, de orice fel... Nu vreau să mă vadă nimeni, vreau să stau acolo, că am fost la spectacole de teatru interactive și nu vreau să deranjez. Cum au oamenii curaj să fac asta? Eu am fost la circ când eram mai mic, eram mai tânăr. Mă duceam la circ aici la, nu vă spun că am și jucat vreo 40 de spectacole, dar nu asta e cu, am și cântat acolo. Și ceva ce ne-ai făcut euforia. Da, n-am pupat-o pe Maria. A, așa, dar stai că nu, timpul e pierdut. Deci fii atent ce s-a întâmplat. La un dat era unul între animale, pe vremea când erau animalele, era un tip care venea, un clovn. Și când se uita așa la tine, aul. Era friki? Se era frică de el? Era de ce? Pentru că scotea 5 oameni în față, 5 oameni care făceau la diverse instrumente ceva, chipurile aceeași melodie, all together. Și nu. M-a scos odată cu Băsescu, dacă îți vine să... Hai, l-a găsit pe Băsescu, și a scos în față acolo. Am făcut amândoi ceva. Ca să înțelegi. Deci nu vrei să... ești la... Și nu poți să faci, nu, uite, copii... Deci oameni care sunt obișnuiți pe scenă vor să nu deranjeze, să nu intre în spectacol, ceea ce mi se pare incredibil cum oamenii au curajul să facă gesturi de astea. Eu cred că oamenii care vorbesc sau urlă sau vor au atenție și nu... Au chestia asta că e despre ei, nu le pasă că și alții în jur. Nu, la mine e alta. Eu nu știu unde... Dăm scenariu înainte. Mm-hmm. Ok, dăm... Nu-ți place să fii luat prin surprindere, Horia? Nu-ți place să mergi în podcasturi să fii luat prin surprindere? Stai ce acolo, stai cu mine în bagata! Ce ai de făcut în podcasturi? Nu încerca să mă pup în fața soțului Horia tău! Horia Brenciu, nu-ți place să fii luat prin surprindere în podcasturi și pus în situații? Hai să cântăm! Așa, stai că... Auziți, ce mai poți să se mai întâmple? Hai, să cântăm, așa, ce vrei să cânt? Așa trebuie să faci, păi, cu avionul. Păi m-am îmbătat, Horia! Așa trebuie să faci cu avionul. Nu te-ai îmbătat și știi foarte bine. Am o întrebare. Eu sunt singurul care bea dintre voi că mi se termină vinul sau voi, sau un pic mai puțin. Da, nu. Vrei să spun ceva? Nu, că o să pară că eu sunt ăla cel mai bețiv dintre voi. Foarte rău. Hai să cântăm acum ce vreți voi. Perfect, tot imediat. Ia ziceți ce să cântăm. Papa sunt, da. Și dacă noi dacă cântăm prost, nu e ca și nu ne afectează cariera. Nu mai îmi pasă de nimic, dacă vreți mergem și la aeroport. Băi, au nenorocit secretul muzicii. Nu mai fost de mult așa. Vrei să vă... Exagerez, dar scade bine. Deci, știi, să vă spun eu secretul muzicii? Care este? Nimeni nu o să spună, băi, ce, în România? Vă spun eu, de 30 de ani, nimeni n-a scris
A avut o voce spectaculoasă, a avut un spectacol senzațional și vocea lui a... Da, oamenii acasă nu, asta au spus. Când vin la tine spectacol, oamenii acasă asta spun. Nu, nimeni n-a spus niciodată. Am lansat berăria în urmă cu 10 ani, 11 ani era. Ai o berărie? Berărie H. A, e de la tine? De la tine? Era așa. Pavilionul H înainte acolo, l-am schimbat. Era... Înțelegi că nu e... B. Fără el nu e berărie. De la tine. De la tine este. Cu Horia, nu mai era. Știi, ai văzut că sunt agente de vânzare cu Horia Brenciu aici? Bun. Și nimeni n-a scris niciodată. Un singur om a scris o dată, băi, că ai falsat. Ei, nu cred. Ba da! Unde a scris? Pe internet? Da, bineînțeles! Și toți oamenii care vin la cele 17 spectacole de Crăciun la sala Palatului când te bați tu cu bănică. Păi... Ca două curși ploate. Când aveți challenge, care din voi are mai multe deci seri? Deci, crezi că la mie Horia vin pentru că nu le de place? De ce? Pentru că zâmbetul pe care îl poate degaja o persoană ca tine, o persoană ca Mincu, surpriza este de 10 ori mai mare decât o voce cunoscută. Surpriza că tu ai cântat astăzi, băi, ai cântat astăzi două piese, una perfect, Never Know How Much I Love, deci perfect, ai adus-o perfect, deci clar. Franklin, nu? Deja acum... Chiar n-a fost ok, fără frumos. Deja acum o să am pentru ea niște concerte. Niște boteze. Așa? Iar, iartă-mă, Mincu îmi spunea de multe ori, nu mă pune niciodată să cânt. Nu, deci cred că mi-a spus de mai multe ori decât tine. Da, mă, normal, este în afara zonei noastre de confort. An de liceu a atacat-o perfect în ton. Eu cred că Horia, asta aveam să fac o glumiță când ai zis că mi se pare foarte bun. Eu cred că Horia joacă table cu Ștefan Bănică și care câștigă la marți mai a două zile sala Palatului. Știi? Și apropo de roast-uri, care e cel mai bun roast pe care l-ați auzit? Cui a fost făcut și cine a făcut-o? Hai la noi în țară, pentru că... La noi în țară, cred că roastul lui Alex Velea a fost cel mai bine pus la punct. Da. Roastul care m-a surprins pe mine cel mai mult a fost ăla când am fost invitat în juriul la Ai Umor. Cred că puțin oameni chiar ne-au crezut pe bune. Bă, m-a convins Mincu că nu o să vină să-mi facă... Știi cum m-a convins? Își călca... Mincu calcă, la noi în casă el calcă hainele. Okay. Și își călca tricou. Și am zis, îți calci tricou doar ca să vii cu mine la platou? Te-au chemat să faci roast, nu mai poți să mă minți. Și mi-a zis, bă, hai să spun ceva. M-au chemat să-ți fac roast și am zis nu, pentru că nu voiam să stau cu stresul, să am emoții și pentru tine că ești în jur și să mă și gândesc că am ceva de făcut. Și l-am crezut, mă. Și Mihai îmi zicea, vezi că vine Mincu acum. Ziceam, Mihai, pune-mi pariu pe... Și eram și... Pune-mi pariu pe câți bani vrei tu, că Mincu nu vine, că știu foarte bine. Bă, și când am apărut pe scenă, mă gândeam... Mincu poate să mă mintă? Asta pentru că am Mincu avut... Mincu poate să mă mintă? Pentru că nu credeai, zi. Pentru că m-am scos cu replica asta. M-a văzut că îmi călcam ăla și m-am bărbierit în ziua aia. Și a zis, te pregătești așa, la filmare. Așa, te-ai bărbierit, da, că ție stă așa. Și atunci am zis, atunci mi-a venit aia panică. Că era bănuia că a văzut că toți invitații primeau rost. Și a zis, ok, normal că te-au chemat. Și mi-a venit asta, bă, uite, dacă ți-aș făcut rost, aș fi avut emoții mai mari. Și așa sunt lângă tine la filmare, lasă. Și cumva m-a crezut. Dar asta mie, eu am pierdut ani din viață în dimineața aia, ca să bag minciuna asta. Și ca să-ți menții. Da, pentru că eu tot îl întrebam, că eram sigură că minte. Și a fost foarte dur rostul și mie asta îmi place. Pentru că eu nu mă uit la ce a zis și m-a jignit. Îmi place să văd cum a construit gluma aia. Am înțeles, da. Și atunci eu la asta mă uit și îmi place. Filmul Ponte, da. I-a plăcut ei cel mai mult și mie mi-a plăcut când am găsit-o. Știi, uneori când scrii un rost, tu scrii practic 50 de glume ca să păstrezi 10. Corect. Și la un moment dat când le scrii, le mai zici unor prieteni și când una are un râs de la din prima, știi că aia o să fie bun. Corect. Și când mi-a plăcut gluma asta, mi-a plăcut foarte mult și Maria a râs cu suflet la ea. I-am zis, și e și mișto care are și adevăr în ea. Știi, ca la stand-up când te găsești într-o glumă, ea are mai multă valoare. Și am zis, Maria e frică de întuneric, deși trăiește în bezna minții. Și a râs din prima, că și-a dat seama de asta. Ceva cu cascada urlătoarea, că nu m-am mers la cascada urlătoarea că trăiesc cu ea. Dar într-adevăr foarte bună asta, că nu e frică de întuneric că trăiești în bezna. Da, mai spus câteva lucruri interesante acolo. Da. Dar eu lui Costel i-am spus de mai multe ori și noi pregăteam. Zic, bă, Costel zice, am o să-ți fac roast. Bă, am să o facem ca lumea, zic. Să facem la sala Palatului. Da, un roast la sala Palatului. Dar știi care e chestia? Că, zic, hai să facem. Și de fiecare dată nu, logistica era de așa manieră încât nu s-a pupat niciodată. Vreau o întrebare pentru tine. Crezi că te-ar afecta pentru că noi nu cenzurăm cuvintele?
Că folosim cuvinte necenzurate, că e limbaj licențios? Nu. Că asta e ideea. Diferența între noi da. Și exterior e vorba de câțiva zeci de ani de obișnuință. Mm-hmm. Înțeleg. La toate aspectele show business-ul nostru. Da, absolut. Da, 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 clar. Musical, concerte, stand-up. Deci, practic, noi ne-am câștigat libertatea cu 33 de ani. Da. Și americanii au luat-o de la începutul secolului. Da, da. Uh-huh. Obișnuințele, bine, s-au schimbat după al doilea război mondial, apropo de femeia în societate, da. Apropo de putere, apropo de tu acum. Da. Tu într-o societate americană anii 50, n-aveai cum să faci stand-up comedy, da, clar. Da, da, da. Deci depinde și de unde te-ai născut. Uh-huh. Dar în momentul de față, noi creștem. Ca atare, eu a fi o provocare pentru mine, în același timp, dacă stau cu minte în banca mea și nu fac nimic, nu dar e bine. Dar tu ai, la roast, este în felul următor. Deci roast-ul făcut în mod tradițional. Roast-ul nu este o surpriză, aceea este un mod netradițional de a face roast să fie surpriză. Roast-ul înseamnă că tu stai în mijloc, noi toți spunem ceva despre fiecare și apoi da, despre tine, corect. Iar tu la sfârșit vii cu replica. Ai un comeback pentru fiecare. Pentru replica, toată lumea. Pe care, dacă nu ești comediant, în mod normal, textul cineva ți-l scrie la care tu mai lucrezi. Tu te-ai potrivit foarte bine să fii personajul roast-uit, da. Pentru că tu ai jucat foarte bine comeback-ul. Chiar dacă ți-ai scrie tu glumele și ai pus în comedia, poți să scrii tu glumele scrii, și cineva să ți le așeze. Dar am putea să mai dăm câteva. Să-ți mai dăm câteva, pentru că poate sau să ne cunoaște niște lucruri despre ceilalți comedianți. Petrece mai mult timp că și Alex... avea un comeback book. Asta este foarte frumos la un roast. Pentru că o regulă a roastului este niciodată să nu lovești în jos. Deci nu dai în cineva care... Și dai în sus. Dai e în o sus, vedetă mai mare decât tine, mai mare cunoscut. Ca tine. Asta e regula. Aha. Roastul se făcea Never când un CEO se ieșea la pensie. Deci dădeai în sus. Și roastul se face cu dragoste. Roastul nu se face cu ură, cu ceva rău. Nu intri... Uite, când am făcut roastul lui Velea, unde a participat și Antonia, ceea ce mi s-a părut genial cum au fost atât de deschiși. Bineînțeles că comedianții au ajutat la materialul lor de a face asta. Și mi s-a părut o ieșire din zona de confort absolut perfect. Clar, și Antonia și Alex au primit foarte mișto. Da. Și toți oamenii de acolo de pe scenă îi iubesc pe Alex și pe Antonia. Noi îi iubim pe Alex și Antonia. Totul a fost făcut doar din dragoste. E evident că Alex are tatuaje. E evident că, nu știu, Mincu are ochelari. Și ce? Come on! E evident că s-a bărbirit odată în viață pentru rostul soției. Exact. Come on! Adică și chestia asta. Ce ți-e frică că o să zică lumea ce? Trebuie să fac o chestie, îmi stă pe creier. Ne salutăm acum? Tu știi? Nu, mai... Ah, okay, mai da, scuze, m-am... Ho, nebunul! Am semnat un contract. Deși ai aici. Să te bat în direct și în reloc. Tu știi cum e mustața și barba ta? Barbișonul tău? Cum? Precum pletele lui Samson. Ok. Ok. Așa, da, că dacă le dau... Rostul. Da. Înțeleg că dacă okay. le dau jos nu mai sunt. Nu, ideea este că... Nu, de fiecare dată l-am asociat pe Mincu. Eu sunt cu Vicontele de Brânjelon după 20 de ani și cei trei mușchetari, uite așa sunt eu. Ok. Uite așa, eu și ei. Eu sunt, practic, Richelieu, uite sunt eu. Da. În momentul în care l-am văzut prima dată pe Mincu, am zis... În mintea mea, bă, o producție franțuzească să vină, să facă, nu știu, la floretă, da. Dând așa un fel de bonsoir, nu știu ce, în franceză... Mon roi, și, da, e perfect pentru chestia asta. Eu l-aș pune la spectacole de epocă. Apropo, l-am văzut pe Gruia Sandu odată. Okay. În Napoleon. Într-un documentar. Eu maxim, nu, maxim rolul lui Miron Cosma dacă se face odată despre mine. Nu l-ai văzut cu părul desprins, mă scuzi. De. Nu, atunci n-am zis de Rahan și alt colegii lui. Da, să oprim chestia asta. Dar tu ești de acolo, îți spun eu. Și e păcat. De aia nu joc în nimic. Păi de ce, mă? Că nu e nicio producție franțuzească. Nu, lasă. Restăvăm și asta. Nu. Iertați-mă, dar în 2018, la Cununie... Da. Și în 2019, la petrecere... La care n-ai venit. Ți-am dat mesaj, ai zis că nu poți să vii, ți-am trimis invitație. S-au răcit sarmalele. Ia dă, scroll mai sus pe WhatsApp. Să știi că te-ai chemat. Dar ai avut zile morlaca sau nu știu unde naiba, te-ai dus la zilele orașului. Normal, trebuia să dai bani dacă veneai la noi. A zis și morlaca să mă enervează, asta e prea de tot. Trebuie să caut invitația. Sigur ți-am trimis. Mamă, câte mesaje am schimbat, Mario. Te gata. Mai bine mulțumesc, te-am auzit de dimineață la geam. Acum înțelegi de ce îți trebuie un om ca mine în viața ta. Ce faci? Tu vorbești cu Horia Breș. Cum te mai simți? Mai bine mulțumesc. Ce faci? Vin acum. Ce faci?
Vine acum, dăm și mie un punct de reper ca să știe de unde mă să-mi lase. Ce dracu' e asta? 1 august 2018. Da. E foarte lungă scrisoarea, nu o citim. Și după aceea a venit 9 noiembrie la sala Palatului, Costel, Mincu, Sorin și Cristi. Da, da, da. Băi, vreau să fiam de aici, îți dau o veste îngrijorător de puternică. Nu am primit... Intră în Media Links. Ce Media Link? E pe mesaj... Păi ce... da, da, intră la în poze? Media Links, nu că e poza, nu mă interesează, eu caut în mesaje. Da, nu mă interesează. Da, e tot din mesaj Media Link. Media Link. Ce nu, uite, uite, astea sunt toate Media Link-urile. Sunt 4 chestii. Da. Atât. Înseamnă că ai șters mesajele cu mine la un moment dat. De ce? Vom afla în episodul următor. Da. Nu am șters mesajele cu tine, Maria. Termin cu prostiile. Cum aș putea să-mi permit? Bună, Horia, la mulți ani. Scuze, te îndrăznesc. Poți în ajutorul tău? Haide, lasă, gata. Zic cu cununia. Bună ziua, cu admirație, respect. Te că ai intrat în mesajul. Maria și Mincu. Da, mă, nu puteai să vii. Nu, nu. Nu, sănătate multă. Nu mi-ai transmis invitația la nuntă. 100% ți-am transmis și nu puteai să... Poate uite, te-am sunat. Caută tu un mesaj, dacă o găsești, refacem nunta acum. Eu știu că te-am invitat pentru că aveam o mama unei prietene tare bune care era încântată dacă vii la nuntă. Nu, mă, nu, nu. Mi-ai spus că ia nu poți să vii și mi-ai explicat de ce e posibil să fii vorbit la telefon. Zic cu nunta în 2018. Care este mult mai grav, este mult mai grav dacă te-am anunțat telefonic și n-ai venit decât dacă ți-am dat SMS. Dar nu a spus că nu vrea, a spus că nu poate. Da, nu, eu... Stai că am dat media asta. Deci nu, dă mie media. Nu, erai plecat, erai plecat. La noi nu se... Păi nimica. Ceea ce înțelegem, mi se pare că întotdeauna un artist, dacă are un concert sau un eveniment unde poate să facă bani, e păcat să refuzi. Băi, ideea este că în dimineața vor face 10 ani de la căsătorie. Peste câți bani? Peste câți bani? A, peste 6. Da, o să facem la un moment dat, da. Și eu în cred 2008. Că trebuie să ne pregătim. Da. Pe acum. La sala ce Palatului. Noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Da. Îmi dă o melodie. Îl simt deja. Pentru că eu zic că dacă nu faceți un momentul ăsta, deci la 10 ani de căsătorie clar facem o petrecere. Absolut. Da. Pe cine invitați? Costel? Clar. Și tu și atât. De ce ești așa scârțară? Dă-ți drumul la... Băi, Mincu tocmai și-a făcut ziua în Sulina cu 33 de prieteni și 12 copii. Epic a fost. A fost epic. A făcut o mare petrecere. În Sulina, nu te-am chemat, că dacă la în Sulina acolo. Noi suntem îndrăgostiți de orașul acela. Îndrăgostiți de da, Sulina, și da. Eu la fel de Sulina, da. E super. Este, noi o să mergem în fiecare an în Sulina. Avem da. Cel mai tare ghid pe care ți-l recomand. Îți spun sincer. Du-te cu familia în Sulina și apelează la Mihai Călin, așa-l cheamă pe ghid Mihai Călin. Este the best. Prezentator, actor? Nu, este așa-l cheamă pe ghid. Nu, dar am fost anul trecut. E foarte mișto. Noi iubim foarte mult locul ăla, l-am descoperit acum 2 ani și de atunci tot mergem. Și și-a făcut Mincu ziua acolo, deci noi chiar dăm petreceri foarte mari. La 10 ani la Sulina? Clar, sau la 10 ani de căsătorie mi-aș face sincer o petrecere în același loc în care mi-am făcut nunta. Unde a fost asta? A fost un loc, se cheamă The Wedding House și e undeva într-un sat, e făcut un loc de-asta așa, super. Un foarte frumos. Deci, în aer liber. E perfect. Da. Poate peste câțiva ani. Data aia vii și tu. Peste câțiva ani, când o să ne bucurăm de cei 10 ani. Băi, dar mi-ați adus și mie alea? Fica ta a plecat, cred că, definitiv. Nu, n-am mai putut. Ia să văd. Una, două, trei, una, două, trei și una, două, trei. Nu, am rezolvat! Nu reacționează nimeni oricum. El crede că vorbește cu cineva. Nu vor singur. Să știți că aici nu e nimeni. Suntem doar noi trei. Numai și Tănasă. Tănasă. Cum? Tănasă. Tănasă. Tănasă mai ești? În calar, mama. Tănasă, Tănasă, pregătește-te. Puiule, îmi trebuie retuș? Pregătiți acum pentru că... Tu te uiți pe vreo cameră când zici că nu-mi trebuie retuș? Nu se vede pe nicio cameră. Băi, tu... Deci vreau să scăpăm de anumite probleme. Imediat după ce zic oprim camerele, cu toate că nu o să oprim niciodată. Scăpăm anumite probleme. Tu ai voce, ești deschisă și nu ai pic de sudoare. Tu ești perfect, nu-ți mai arăți niciodată barba, nici chiar pentru rostul. Arăt oribil fără barbă. Pentru rostul meu. Bă, l-am văzut pe Guardiola zilele trecute la televizor. Vin cu mustață pentru rostul tău dacă se face. Dacă îți face rostul tău, nu, pentru mine tot? Lași bani. Se face, se face la sala Palatului, îl facem. Mai liber în noiembrie, luăm atunci. Perfect. Atenție, acum e momentul să... Cât de rău poate să mai fie? Ăsta e senzațional, numai că acum Mincu va face ceea ce îi place lui mai mult. Rap. Ok, Doamne ajută, că asta mai vorbim mai... Ia stai.
Ok. Vrei căști? Da. Auzi, ia, da. Auzi, nu gata, vreau. Nu vrei? Mai e rușine, hai să cântăm. Da, asta era vorbit. Era mai așa. Te-ai de căști, stai ca asta acum. O sticlă de vin. Ia uzi. Hai de că tragem videoclip. Hai de pâncă, vinul ăla prin plan. Încerca cum să spun că am greșit, dar tu nu vrei să asculti, nici măcar nu te uiți la mine. Iubito nu e bine, mai lasă de la tine. Știu, sunt vinovat, de ce ai plecat? Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât să fii a mea. Nu vreau decât să fii a mea. Nu vreau decât să înțelegi cât de mult te iubesc. Fără tine nici o clipă nu pot să trăiesc. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg. Oare de ce ai plecat? Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fim iar cu tine. Vine acum, vreau să te simt lângă mine. Să ne amintim de clipele când totul era bine. Amândoi, de mână ne plimbam. În nopțile târzii sub ploaia ne sărutam. În loc te priveam și spuneam: te iubesc, o să te părăsesc. Ce? Unde? Te iubesc, o să te părăsesc. Niciodată nu voi iubi o altă fată. Întoarce te iubită, vreau să fim din nou ca altă dată. Și un refren, zici acum. 1, 2, 3 și nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg. Oare de ce ai plecat? Aici. Eu mă ocup de Maria și Mincu, da? Cum? Unde? În Ștefănești de jos. Da. 300 de euro. 500 de euro. Ei, trebuie să-și tragă și eu. Chiria tati. Nu, este doar o piesă, 500 de euro. Cum? Oricât. Vă contactez să vedem dacă suntem liberi. Mulțumesc frumos. Cu cine am vorbit? Cu nimeni, că ai telefonul închis, Horia. Ești într-o psihosă. Lasă-mă să vorbesc cu... Băi. Da, cum? Da, da. Nu. Sunt... Zile că vrem fructe de mare. Sunt mare. El del mar. Eu sunt spaniol. Sunt impresarul lor. Del mar. Da. Am mai cântat. Gracias. De nada. Mi-a zis de noadă. Da. Hasta luego. La revedere. Mulțumim. Avem un concert în zonele astea ale Bucureștiului și vom face un turneu. Da. Toate orașele de pe centură. Perfect, în mulțumim turneu. Frumos. Da. Am mai fost Maria pe centură. L-a mai făcut. Da, știu că e, da, nu e o problemă. Hai de vină înapoi. Bun, și acum să începem hard part. Știu că avem partea 1, partea 2 la podcastul ăsta, nu? Sunt două părți. Dragul meu, Alexandru. Ce asta? Ce se întâmplă? Da, Horia. Mincu, vreau să te întreb, fii atent aici. Vorbim despre evoluție. Ce ai nevoie? Nimic. Yeah. Ai nevoie de ceva, zi-mi. Ce? Vrei make-up artist? Vrei ceva? Nu vrei make-up artist? Nu vrei vreau masaj? Make-up artist. Vrei... Chiar vrei vin? Vreau. Vrei vin? Nu, aș vrea să nu mai beau vin. Eu vreau vin. Nu mai vei vin. Haideți să continuăm podcastul, perfect. Care atenție. Va dura 4 ore, oameni buni, ca să știți. E un nu, podcast... Nu e 4 ore. Sunt aproape 4 ore. Fii de aici. Fii de aici. Vreau să... Vezi că acum urmează partea nasoală. Da. Vreau să știu dacă mai primești de la soție mesaje de genul: hai, vino mai repede acasă să facem sex, că m-am spălat cu gelul de la duș. Da, primesc. Scump. Deci, primesc. Deci mie mi se... Alo. Lasă lumina aia, uite de aici. Deci mi s-a părut... De unde e asta? De pe internet. Eu am pus asta pe internet vreodată. Da. Băi, știi de unde e asta? Cred că a fost, ai postat-o pe story și a făcut o știre pe un tabloid ceva. A fost și răspunsul lui, vrei să-l afli? Da.
Astea sunt publice, Marie. Dubios. Sunt foarte proastă, foarte îmi pare dubios. Rău. Nu, 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 mi se pare senzațional. Da? Eu cred că mesajul ăla, da. Erai singura femeie din România care puteai să semnezi un asemenea mesaj, nebun, spectaculos, da, siropos. Da, mă, și ce? E adevărat. Tu nu primești mesaje de astea la soția ta sau nu aveți geluri de duș scumpe? Nu băga mortul în casă. Noi nu cu duș. Noi nu, la noi nu merge dușul. De asta mi s-a părut, de asta, tu îți dai seama că oameni din toată țara au zis, uite, domne, ce duș au ăștia, da. Vrem să fim în dușul lor. Deci, răspunsul a venit imediat. Mai simte răspunsul tău? Hei, hei, aș veni, dar nu știu cum dracu am făcut, că am vrut să ies la basket, era terenul ocupat și am ajuns la bere. Bun. Și acum răspunsul înapoi, că a venit un răspuns. Ia. Mai simte răspunsul tău? Nu mai știu ce. Finalul glumei a fost din partea Mariei, divorț. Ah, okay. Și toate astea le-ai publicat pe story și au făcut unii știri din asta, nu? Nu știu ce e în capul meu uneori. Băi, chiar de aici. Dar n-am mai făcut de atunci, ok, că am mai pus. Deci mai ăsta, ăsta e un lucru. Băi, trebuie să fim atenți la ei, că sunt spectaculoși, sunt, sunt suculenți, sunt cum vrei tu să spui. Da, mă, pentru că noi spunem chestii pe față care, de care alții nu vorbesc pentru că nu dă bine. Și pentru mine nu există chestia asta că nu dă bine, nu-mi pasă. Și pentru că nu-mi pasă, nu-mi pasă. Toată lumea, de fapt, dă mesajele astea. Da, dar îți mai spun un mesaj pe care soțul tău l-a publicat. Te rog. Tot spațiu public. Nu, spațiu public. Nu, nu e improvizat spațiu de public. Mine. Citez. În spatele oricărei femei de succes este un prost care îi face 100 de poze ca să nu-i placă niciuna. Da. Da. Te iubesc și mulțumesc că existi. Da. Da. Mulțumesc. Da. Da. Nu, uite, nu. Băi, noi suntem alcoolici și eu ți-am spus. Nu, 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 ultima, ultima. Dar ce facem noi la show-ul ăsta, beți? Dar nu suntem beți, mă, ce-i? Eu nu mai știu cum mă cheamă, de mult. E foarte bun video ăsta. Îți spun eu, nu te cheamă la mulți ani copii. Sănătate. Prima oară când, vreau să știi că e prima oară când cânt într-un podcast și prima oară când beau într-un podcast așa, la modul ăsta să mă îmbăt. E prima oară când sunt mai multe de prima oară. Când într-un podcast. Iartă-mă, da, eu vorbesc, dar... Mai mergeți împreună la Edinburgh să vedeți spectacole? Oh my god, absolut, n-am mai fost anul următor. În august singur o să mergem. A fost o pauză cu pandemia când s-au făcut show-urile cu niște restricții, da. Și spectacolele de teatru, dar o să mergem 100% în 2024. La cine vă veți duce? La oricine. Tu aici acolo ești ca într-un magazin mari. Cu bomboane și intri să ții bomboane de peste tot. Nu mergi la mari. Deci Edinburgh este ca și cum de la Piața Victoriei până la Unirii și dincolo, oriunde ai intra. Se întâmplă ceva. McDonald's, chit că este un pub, se întâmplă un spectacol, că e jazz, de că teatru, este rock, că e muzică, orice. Așa e. Și la modul frumos. Tot orașul este plin de spectacole. Și am făcut și eu spectacole acolo, m-am dus și am cerșit la propriu. Am zis, dau flyere pe stradă, pot să urc 5 minute? Am filmări cu Maria când și a fost flyere. Foarte interesant, m-am dus să dau flyere o oră. A fost foarte interesant în două situații în care am făcut stand-up în străinătate în engleză. Am urcat și... Ai făcut stand-up în engleză? Da. Te lasă să urci în serii în care urcă oameni din mai multe nații. Și de fiecare dată după spectacol, oamenii care participă în festival stau cu flyere să vină la show-ul lor solo. Și eu nu aveam show solo, eram turist, doar am venit să urc 5-10 minute. Și spectatorii veneau doar la mine să mă întrebe unde mai e show. Și la fel și la Teo, care face stand-up, a făcut tot așa într-un showcase de ăsta cu mai mulți străini. Și doar la el veneau să zică, mamă, ce bun ai fost. Și a fost o mândrie așa românească. Și odată în Amsterdam, tot așa m-am milogit, unii să mă lase pe scenă. Și înainte să urc, au zis, asta chiar o zic cu un pic de trufie, dar au zis, o să urce acum o româncă, am cumpărat-o împreună cu microfonul ăsta și a venit la pachet. Și am urcat pe scenă cu așa o furie că m-a umilit și le-am distrus seara. Au râs spectatorii atât de mult că oricine a urcat după aia nu mai râdeau și după show veneau spectatorii doar la mine să vorbească. Și olandezii și nemții ăia erau super ofticați. Am avut, mi-am scris un material în engleză, l-am tradus, l-am modificat, l-am făcut și am urcat din ce aveam eu în România, le-am mai nu știu ce. Și am avut așa, după ce am încercat să mă umilească, să spună că a venit cu microfonul ăsta, aoleu, a fost o satisfacție foarte mare. Mi-am adus aminte de asta, na. Eu știu că aveți și un... Am citit prin declarație voastră și aveți un tip pe care l-am văzut datorită vouă, un tip mai în vârstă, care a făcut o poantă despre fisa de 16 ani care a invitat un... Phil Jupitus. Wow, ce departe research. Da, Phil Jupitus e un... De ce?
Știi cât de bun este acel om? Extraordinar. Da, da, e stilul meu. Adică exact stilul tău. Exact stilul tău. E, și este doctor honoris causa la Universitatea din Canterbury. Tipul e, na, cu titluri. A avut o poantă extraordinară. Și e foarte bun. L-am văzut într-un show așa, cât încăperea asta, cu niște oameni în jurul lui și leșinai de râs. Atât de bun. Asta e frumusețea. Poți să vezi niște oameni extraordinar de talentați și de buni într-o încăpere cu 10 oameni. Ei fac show ca și cum sunt la Sala Palatului. Da. Când am fost prima oară la Edinburgh, asta m-a șocat. Noi ne mai adaptam. Dacă vedeam că avem puține rezervări la stand-up, încercam să aducem energia la mai mic. Mm-hmm. 50 de oameni o aducem la mai... Da, 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 50 da, da, da. De puțin. Nu, ei intrau la 10 oameni. Good evening, ladies and gentlemen, welcome to the stand-up show. Ia bun, că sunt și unii care fac tam-tam. Iar și pe aia nu ăsta, sunt buni. Iar tipul ăsta, Phil Jupitus, care e doctor honoris causa, a făcut-o extraordinară într-un pub, într-un club de comedie. Nu erau 50, erau 100, 120 de oameni. Și niște glume atât de bune și exact despre asta vorbea, despre cum oamenii... În vârstă, de vârsta lui, să zicem, sunt șocați de limbajul vulgar, trivial. Dar e un material foarte bogat ăsta. Da, și a avut glume despre asta și perspectiva unui părinte. Dar eu fiind pe TikTok, pe normal, adică mie îmi place orice se întâmplă pe social media, nu... Bine, în afară de cărcotași și hateri aferenți, nu mă interesează ăștia și nu le dau, știi, a da salut apa sau la mare, da. Apa la mare nu e. Dar și știu asta de foarte Doamne, mult timp. Ferește. Dar când e vorba de uitat și de nebunii, eu sunt primul la chestia asta. Și cred că eu cred că tot timpul vreau să transform, și asta cred că nu o să le convină oamenilor când se audă, vreau să transform încet, încet, cel care are orchestră și foarte multe lucruri vrea să se transforme într-un stand-upper dacă îi place feedback-ul. Exact cum ai zis tu. Da. Voi doi aveți un frigider acasă? Avem. Da. Avem două acum. Două. Bravo. Iar pe unul dintre frigidere e o tăblie. Pe care scrieți în fiecare zi ceva. Nu mai avem, ne-am mutat. Dar acum avem un frigider și un frigider... Stai, poți să spun ceva? Acum avem un frigider normal și un frigider de vinuri. Și am fost acasă la niște prieteni și am început să le povestim. Eram pentru prima oară la ei acasă. Așa. Și am început să le povestim cum noi ne-am luat frigider de vinuri. Și mă simțeam atât de mândră că am frigider de vinuri. Și au zis, hai să o facem și noi turul casei. Și aveau 3 frigidere de vinuri. Imense! Și m-am... Frumos, foarte frumos la voi aici. Dar nu mai avem tăblie cu băi, dar am avut la un moment dat. Nu dați la o parte tăblița. Ne-am mutat și nu păi mai voi avem. Voi scriați pe tăblița asta în fiecare dimineață. Ce am scris ea? Nu știu. A, nu știu. Scriați prostii, nebunii, ce aveți de făcut în ziua respectivă. Vreau repunerea tăbliei. O punem înapoi. Bun, ești gata? Dar primim agenda cu Horia Brenciu, da? Primești mai multe cu Horia Brenciu, vreau ești gata? Iar acum, doamne și domnilor, partea cea mai dură. Hai, nu da, un rost, viața. E mai mult decât un rost. Bagă-mi și mie niște sunete combinat cu... Waka, waka, da. Întrebările. Știi ce credeam că o să gândi? La cucaracea, la cucaracea. Da. Prima întrebare. Când vine următorul copil? Ah, scuze, asta e pentru Ancasera. Asta a fost o modă bună, trebuie să râdeți. Ce funny. Mersi. Când vine un copil, vrei să ne întrebi? Nu. Am sărit peste asta, am indus chestia asta, trec mai departe la ea. Ok. Pe mine nu mă deranjează întrebarea asta, să știi. Știu că mulți oameni sunt deranjați de ea și înțeleg de ce nu e ok. Nu. Dar nu mă deranjează întrebarea. Nu știi că e vorba aia. Primul copil și după ce vine copil, al doilea că vine. Știi, fiecare dată. Și ai tu 6.000 sau câți ai. Da, 1.000 de... Maria, o lună în turneu în țară sau un show epic în Las Vegas? O lună în turneu în țară. Mm-hmm. De ce? Pentru că sunt oamenii noștri aici. Serios. My people. My people. Mm-hmm. My chiar people. Așa e. They are my people. Mincu, roast sau roast beef? Ah, roast. Întotdeauna e mai funny roast. Corect. Mai ales că eu numai acum mănânc. Eu sunt pe fasting. Asta ca să știți. Maria, rol permanent la Las Fierbinți sau într-un film de Micuțu? Eu știu, depinde ce film de Micuțu. Mai elaborează, vreau să știm exact. Mai elaborăm un pic, nu știu, nu-mi dau seama. Așa, mi se pare nu știu dacă aș vrea un job permanent la un proiect. M-am ferit, am primit oportunitatea de a avea joburi permanente la proiecte și m-am cam ferit. Am spus nu. Mi-e ciudat așa să fiu legată de ceva. Singurul lucru de care ești legat este... Stand-up-ul și Mincu.
În ce ordine nu cânt? Măi, la Mincu se subînțelege. Absolut. Vorbeam de carieră. Las-o așa, Horia, că îmi faci probleme. Se uită soacra mea. Să zicem că n-am fost atent. E ok. Pentru o sună asta, că nu contează. Suntem toți ventriloci aici, nu știu de cum. Mincu, jocul preferat în copilărie era? Fața ascunselea, pentru că la fața ascunselea ne combinam. Asta era. Cum? Ne combinam. Nu înțeleg. Când începea primul joc, să știi că soția ta înțelege altceva în verbul a combina. Deci primul față ascunselea se juca pe bune. Chiar ne ascundeam și veneam să scuipăm cine așa. Scuipăm. După aia la al doilea ne combinam. Fiecare pleca cu câte o fată undeva și nu mai juca nimeni față ascunselea. Să te așa undeva. Făceați? Câți ani aveai aici? Scuze-mă? Nu știu, 5-8, clasele 5-8 atunci. Clasele 5-8? Da. I-am avut o copilărie foarte mișto în Constanța, unde acolo era the shit. Voi mai țineți minte bancurile voastre din copilărie? O parte din ele, da. Tu ai prins bancurile cu bulă? Da. Alea carticele alea mici, de rău, știi că pe categorie. Bancurile cu bulă, în general. Ulterior au fost alea scoase, pentru că era... Da. Ce mai scoatem? Hai să facem o chestie cu bulă. Știu că am scos și eu o carte în anii 90. Serios? Cu întrebări de la Robingo. Ah, da, tare. Da, era carte de cultură generală. Mai ții minte vreun banc cu bulă? În clipa asta, nu. Perfect. Mi-am să-ți spun. Nici eu. Maria, mici sau pizza? Băi, vezi ce greu e asta, depinde de mood. Ai poți zice pizza. Eu? Ah, okay. Ai hai zice răspuns. Pizza. Las că vine întâi mai și te rezolvăm. Dar îmi plac mici enorm, da, superb. Nu. Ar fi prea frumos apare. Nu. Cu vinul alb și cu peștele mici ar veni ca nu ca da, așa e, fie, fie de întrebare cu tentă. Mincu, Free Willy sau Moby Dick? Încerc să înțeleg a doua parte a întrebării. Înțelegi? Asta încerc e cu dublu sens, de exemplu asta. Eu zic pentru să zici Free Willy și vedem noi. Și eu zic Free Willy, dar ce dracu înseamnă Moby Dick? Nu, să ai de unde să știi. Herman Melville e Moby Dick, așa, balena albastră, care este omorâtă până la urmă de către, sau omoară mai mulți capitani de vas și după aceea este capturată. Oh my god, n-aveți idee în ce zonă m-am dus eu. Da, asta eu înseamnă să vii la podcast și să te eliberezi de eu această... Eu nu m-am gândit la filme, eu m-am gândit dacă porc chiloți sau nu. Ridică-te, Ioane, ridică-te, Gheorghe, așa. Maria, dacă avea 100 de mii de euro cash... De ce presupui că n-am? Acum, când ai 100 de... Sau zic cash din spate. Acum, că ai la îndemână. Nu, unde ce înseamnă? Ia după portofelul tău. Stai, cash înseamnă... Acum că ai în portofelul tău 100 de mii de euro cash și trebuie să iei chiar astăzi, de toți banii, un cadou lui Mincu. Ah, hai că te întreb, care ar fi acest cadou? E ușor. E ușor? I-aș lua cadou 6 luni de locuit undeva unde poate să facă surf. Da. Tu le iei cu surf, că ai de-astea? Surf. Atât? Surf. N-am făcut kitesurf. Scuze-mă. Surfing. Și l-ai trimit acolo singur? Nu m-aș duce cu el. Păi de-aia e 100 de mii, că vine proastă. Și ea, e pachetul din ăla. Din nou avion? Ori inclusiv. Mă, pentru el aș zbura oriunde, să știi. Dacă și-ar dori să meargă să facă surf o perioadă în Bali, m-aș duce pentru el și aș strânge din dinți. Dacă aș consemna da. Toate declarațiile pe care le-ai făcut da. Și dacă le-aș pune pe toate într-un montaj, da. Această emisiune s-ar transforma într-o lacrimogenă. Ai făcut cele mai multe declarații de dragoste din viața ta. Da. Serios? Ai făcut până să vin? Am făcut și până să vin. Oh, ce. Dă-mă o lămâie, te rog. Asta mai ești. Ok, mergem mai departe. Asta e o întrebare dură. Mincu, da. Cu ce bărbat, și vreau să-mi dai un nume clar, cu ce bărbat din lume nu ai lăsa-o pe Maria să stea la șpriț? Înțeleg întrebarea ta nu și zona în care te duci. Nu în e... primul rând... Cu Brenciu, că n-ar tăcea. Vine acasă căpiată. Da, voiam să mă duc în zona. Stai, voiam să... Jason Momoa. Voiam să mă duc în zona de glumă, dar m-am dus în zona nu, de sexiness. Nu, dar eu am detectat un alt personaj care îi place, Adina Or, cu câteva minute, cu 10 ore înainte 6 de ore, când am început ca să i-am zis Matthew McConaughey și-a făcut așa. Matthew McConaughey, da. Matthew McConaughey cred că ar fi la modul că... să rămână cât e ceasul. Bă, cred că dacă vă întreabă pe voi Matthew McConaughey cât e ceasul, ați fi... Maria. Da. Shaorma sau ciorbă făcută de Mincu? Shaorma.
Absolut. Și urma este absolut perfectă. Are tot ce vrei într-o lipiuță. O dată pe lună cred eu că e sănătos să mănânci o șaurma. Dar poți să mănânci o șaurma sănătoasă. Poți să mănânci o șaurma care are carne, care are un sos făcut de tine și care e mai ok, care are salată și nu are cartofi. Simt o invitație la tine acasă. Accept. Te aștept cu mare drag. Mincu, shopping online sau o lași pe Maria să-ți cumpere hainele? Online. Eu online. Nu fac asta. Dar pentru că eu mereu când cumpăr online, le pun în coș și așa? Mă duc cu telefonul la Maria. Uite, cum e asta, ce așa părere e, pentru și că... începe. What? Cămașa albă, cum unii scurte, du-te dracu, mi le taie de acolo. Adică, așa dar e, așa ca... e. Ajut un pic, dar nu mi se pare așa. Cămașa cu mâne scurte, ce? Bicepsul e urât dacă se vede? Nu, nu, cred că uneori ia niște decizii mai aiurea și încerc să-l ajut. Voi sunteți total avansați față de mine, pentru că eu nici nu mă apropii de shopping online. Fetele mele cele mari, inclusiv nevastă mea, ele fac totul. Și brusc, tu! Cine? Corieră, deschideți! Dar n-am comandat nimic! Soția! Asta e ultimul cuvânt pe care aud. Soția. Maria, casă cu curte și piscină sau penthouse? Casă cu curte și piscină. Ai înțeles? Mhm. Perfect. Mincu, simplu și la obiect. Ai face închisoare pentru Maria? Da. Normal. Serios? Astea sunt întrebări dure. Pentru că tocmai ai fost prins. Pentru că n-ai plătit contribuția pe iunie. Pentru că un flagrant. Și intră din cod după ușă. E tocmai un flagrant. Da, își face pușcări. Te invit aici, nu vei regreta. Este celula ta. Ai atâtea săpunuri să le scapi pe jos. Le meriți, sigur le vei gasta. Te invit aici, este și dragnea. Numai că a ieșit. Poate da. Scrie okay. O carte. Maria, dragă, te rog frumos să-mi spui un loc inedit în care a trebuit să susții un show de stand-up. Aolo, ce frică mi-a fost că mă întrebi altceva. Dacă vrei, nici nu am pus întrebarea asta. Dau înapoi montajul. Și iar acum în urmă de la întrebare? Un loc inedit unde a trebuit să susțin un show de stand-up. Încerc un pic să mă gândesc repede. Păi, cred că tot mai mi l-am spus cu 2-3 oameni. Ăsta ar fi interesant. Da, inedit ca și spațiu sau da, inedit da, ca și da. Situație? Ca și spațiu. Adică aici dau un exemplu, muzică. Atunci când Beatles a urcat pe acoperiș și poliția a intervenit și toată lumea era, a fost un spațiu inedit. Până atunci, practic, și când au făcut în 64 pe teren. Deci ca să înțelegi, ăsta era terenul de fotbal, ei s-au pus în mijloc, iar publicul stătea nu în jurul scenei, ca arene, să înțelegi. Da. Pe peluză și pe toate gradenele. Uite, în pandemie a fost unul, dar e emoționant un pic. Am avut un spectacol de stand-up, deci nu mai făcusem de foarte mult timp spectacole și singura variantă era să faci pe terase și am plecat cu managerul nostru prin țară și așa trebuia cu distanțare, cu nu știu ce. Da. Ne era dor să facem show-uri și am ajuns la Baia Mare, deci foarte departe, să facem un show și a început o furtună, nu o ploaie. Și în jur de 30 de oameni au rămas acolo. Sub umbrele au rămas la show și am luat umbrela, geaca de ploaie tot și am stat pe scenă, urlam în microfon ca să mă audă. Cred că a fost unul dintre cele mai tari show-uri din viața mea. Oamenii care au rămas lângă noi și erau, Mincu s-a așezat la masă cu unii să vorbească, că nu mai avea unde să-l facă. A fost foarte frumos, a fost ceva ce nu o să o iei niciodată și oamenii care au rămas acolo pentru mine sunt foarte importanți. A fost foarte frumos, era o perioadă când nu aveam nimic de lucru și... Nu vorbesc deloc de partea, aoleu, n-aveam de lucru partea financiară, cât partea de nu ne mai puteam exprima niciun fel. În afară de Instagram, erai... Da. Cine mai erai? Că nu mai aveai cum să Când faci te mai întors acolo, pe terasa aia? Pe terasă nu, că n-am mai avut ocazia, dar în Baia Mare, da, m-am întors și... Eu zic să te întorci pe terasă și să cânti și o melodie. Clar, eu de acum două acolo melodii. Să cânt, e clar. Ai două melodii să alegi. Una da. Este Purple Rain. Purple Rain, da. Ai cântat Purple Rain? E foarte grea. Hai, cântăm! Purple Rain, Purple Rain. Mai îmi pasă. Just wanna see you, Purple Rain. E ca atunci când ești bătut, mult timp nu mai simți. Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Și nu uitați, la Baia Mare ne vedem la spectacol pe terasa Purple Rain. Ăsta este mesaj promoțional pentru tine, pentru terasa respectivă. Mulțumesc. Dar există și o altă melodie. Voi 30. Care e? Voi 30 de spartani. 30-300. Uh-huh. Voi 30 de spartani care s-au fost acolo, vă invităm din nou și așa. Sau există altă melodie. Blame it on the rain. Asta știi? Uh-huh. Nu prea. Sunteți altă generație. Vorba lui Mincu, sunteți altă generație. Posibil să o știu. Milli Vanilli, ea care făceau playback.
Nu făcea playback, pare nu știu. Îmi pare rău, dar nu știu. Îmi pare rău că nu trebuie știu. Trebuie să vă spun. Ei îți dau doi tipi foarte spectaculoși. Biceps, triceps, cariceps, exact. Tot puși, nu știu ce. Erau spectaculoși împreună. Și Frank Farian, producătorul, îl simite așa cum era un anunț. Și asta era piesa. Blame it on the rain, yeah, yeah, blame it on the stars, big champagne all night. Până într-un zi la un spectacol, când erau pe CD acolo, nu pe stick, nu pe... Și s-a prins CD-ul. Și a făcut așa. Blame it on the set, blame it on the set, blame it on the set, blame it on the set. Ăia sau prima dată au încercat să reproducă primele lupuri. Ba, 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 ba. Dar n-a mai mers. Oleu. Și de atunci a fost o decădere a lor până când au ieșit în față. Nu noi am pus vocea pe melodiile noastre. Oh my God, au zis asta. Da. Jesus. Mai trăiești, cred că doar unul s-a sinucis. Săracii. Dar după multă vreme. Oh. Ideea este că a fost una dintre cele mai... Gândește-te că tu ești iubită și după aceea îmi pare rău. Nici glumele sunt spuse mine și când sunt pe e un, o tipă la un microfon în spate și da, vorbește nasol, dar pe de altă parte ei știu asta de la început. Da, da. Deci da. Ascundeam da, ceva. Da, îți creezi o realitate foarte falsă. Da. Iartă-mă, n-am vrut să abat atenția. Ne vedem la Baia Mare pe terasa cu ploaia. Mincu, Toma Caragiu sau Adem Brădulescu? Greu. Așa te vreau. Nu e întrebare la care să răspunzi din prima, pentru că, uite, știi de ce nu e o întrebare la care să răspunzi din prima? Pentru că e ca și cum ar trebui să faci un top al comedianților sau al actorilor. Da. Greu, nu se poate, diferit, pentru că este subiectivă treabă. Nu e ca în sport. În sport, 50 de metri care a scos sub 5 secunde, locul 1, în mod evident. Aici sunt două tipologii, doi actori foarte buni, foarte diferiți. Și unii ori să zică că Toma Caragiu e mai bun, alții ori să zică că Dem Rădulescu. Pentru mine personal... au un farmec aparte atât de puternic încât mi-ar fi foarte greu să aleg pe cineva. Mi se pare că a fost nevoie de amândoi să-i avem în cultura românească ca să ne influențeze. Frumos. Vezi ce frumos? Amândoi, dar vezi? Eu pot omul să aleg între ei doi. Omul ăsta s-a uitat la TVR în urmă cu 30 de ani. Așa e și eu pot să te uiți acum pe YouTube. Eu aș alege Dem Rădulescu, dar pentru alege că e personal, pentru că așa, nu știu. E nevoie de amândoi pentru că amândoi au influențat alți copii care au vrut ai să dreptate, fie actori. Ai dreptate. De-aia e mișto diversitatea. La Splash aș vrea să încercați din nou săritura de la 5-70... Ah, scuze, asta e pentru Neamărin. Eu nu aș mai merge la Splash niciodată, că am fost foarte surprinsă că n-am putut să sar și m-am simțit așa vinovată că nu mi-am dus treaba până la capăt, dar poate Mincu ar mai merge la Splash. Eu când am fost la Splash, în emisiune nu s-a dat filmare, dar am sărit de la 5, el a fost maximum, de la 5 metri. Am urcat la 7 și la 10, e mult prea sus pentru mine, e prea ciudată. Și este împotriva firii de a te conserva, de a... Nu-ți vine să te arunci în gol de la 70 metri. Mă, foarte... onorale vine. Nu ne vine nouă. Trebuie să fii un pic mai puțin cerebral. Asta e viața. Mie eu nu o să mă duc la Splash. Prefer să not. Mi-ar plăcea să fiu un juriu, pentru că aș putea atât de mult și să înțeleg cât de greu le e, dar și să fac mișto mult. A, da, e mai simplu. Ok, tocmai ai dat o invitație pentru așa? Da, nu, le-am spus și lor, le-am spus. Ah, ok. Mi-au închis. Mi-au zis, dar n-avem numărul. Dacă ai avea o baghetă magică, în ce animal l-ai transformat pe Mincu? Într-un... nu știu, mereu când mă gândesc la Mincu, mă gândesc la un animal drăguț și pufos, așa și bun. De ceva mic să fie ținut acolo. Nu, și mereu a alintat. Drăguțel. Exact, întrebările astea au fost create pentru că eu am intrat în mintea Mariei. Clar, de mult. Și am pregătit foarte bine pentru podcastul ăsta. Da, și vreau să așa aș gândi și eu. Nevastă mea ar fi o pisică Maine Coon. Bine, avem două acasă. No, ai Maine Coon? Ce tare. Nice. Da, acum e gravidă una dintre ele. Ce drăguț. Nu vrem. Mersi, pui, nu te mai uita așa la noi că nu luăm niciun pui. Avem canapea nouă, nu vrem pui. Abia ne-am luat casă, pa. Dar sunt foarte mișto. Sunteți niște impostori nenorociți. Derbedeilor. Huo! Așa. N-aveți suflet! Mincu, 3 zile în pustietate cu cortul sau o săptămână cu rulota? Rulota. Ai fost odată cu rulota cu el? Nu. Nu. Cu cortul am fost când eram tinerei, vama veche. Nu, dar rulota. Dacă ar fi acum să aleg, aș alege rulota. Maria, Andreea Marin sau Mihaela Rădulescu? Foarte greu de ales. O să spun Mihaela Rădulescu, doar pentru că nu știu ce să aleg. Te înțeleg câteodată. Eu pot să te înțeleg. Mincu, fotbal sau Formula 1?
Fotbal. Nu mă pasionează fotbal. Maria, filmul românesc preferat este? California Dreaming. Bă, dar rapidă ești, frate. Bă, dar unde te-ai născut, fato? Mi-a plăcut foarte mult. Am văzut de 20 de ori. Da, foarte ce bun umor film. Bun, ce foarte chestie bun legat film. De românisme, de tot perfect. Foarte bun film. Mincu, ești la munte. E dimineață. Te trezești. Care este primul lucru pe care îl faci să surprinzi plăcut pe Maria, care încă doarme? O trezesc. O trezesc cu mângâieri încet. Oh, aleu, Mincu, se uită lumea la podcast. Iartă-mă, o întrebare adiacentă. Poți să stabilești exact ce parte a corpului? Cu mâna. Pe mână cu mâna. Cu mâna mea, adică nu... Haideți, făsărite și copiii, domnul Brânci. Da. Maria, boboreță sau micuțu? Micuț. Da. Bă, dar rapide. Și bam. Bam. Mincu, slănină cu ceapă sau sushi? Slănină cu ceapă. E de-al meu. Ăsta ne-a făcut azi noapte, deci ca să înțelegi. Că asta face... Eu sunt convinsă că tu nu minți și tu azi noapte făceai asta. Eu cred că după tu nu dormi. Maria, completează propoziția. O soție adevărată ar trebui să... Fie cum crede ea că trebuie să fie. Scați așa. Ia-ți spre ea, mă. Bine, fie andai. Uite, așa trebuie să dai exemplu. Mincu, un soț devotat niciodată nu uită să... O întrebe cu ce a greșit. Așa se răspunde, domnișoară! Așa excelent, se... excelent, excelent. Știi că a cuzut și microfonul. Vrăjeală de calitate. Nu, da, da, asta e școala veche. V-ați trezit voi, tineri. Tănase, dormi! Tănase e subjugat! Deci că mă pregătesc pentru concerte, mă pregătesc pentru Tănase. A fost și Tănase în podcast. Am a, cât a și el, da, e treaba să fac. Bun. Eu cred că e mâine, de fapt, de când suntem aici, eu cred că e a doua zi, 12 Maria, septembrie. Maria, cu ceva timp în urmă, ai spus într-un platou TV că Mincu nu lasă șosete prin casă și nici firmituri. Așa este. Și acum e la fel? Absolut. Da. E foarte curat. Nu, chiar sunt un exemplu. E un bărbat extraordinar. Pentru că m-a crescut foarte bine maică mea. Să strâng, să spăl, să spăl, să calc. Old school. Mincu, ai spus într-o emisiune că ești alergic la frișcă. Nu. Ba, da. Poate am glumit. Nu mă interesează glumă, dar n-am văzut niciun semn de zâmbet acolo. Alergic la frișcă, ok. Fiind. Ai regretat vreodată asta? Era, era cu skepsis. Nu. Eu știu cine folosește frișcă. Dar pot să zic dacă vrei în situații în zona sexuale, asta, că se lipește. Dacă vrei, ar fi funny, dacă vrei în zona asta. Așa? De ceva mâncat și sexual. La început am combinat-o pe Maria. Te rog, ceea ce te rog, nu știu de ce a rămas cu mine. Te rog. Aveam un... Uite-te la mine, nu-i bine să spunem asta din casă, te rog, nici nu. Bă, nu mai contează. Nu mai contează. Important e că ai rămas, ceea ce nu înțeleg. Aveam un jacuzzi și niște mici de-a doua zi pe care am încălzit la microunde într-o caserolă. Și a căzut și am stat în jacuzzi și am mâncat mici reîncălziți, oribil, fără niciun gust, cu muștar în jacuzzi. Ăsta este suprema dragoste. Maria, întoarce-te la mine. Băi, hai să băgăm o melodie de dragoste, că asta e supremă, asta e supremă. Eram studenți, mâncam orice. Era oribil superb, la gust. Superb, erau mici întăriți, erau uscați. Poți să scrii o melodie, mici în jacuzzi, îți dai seama? Eram în jacuzzi. Mă rup la sala palatului. Dar nu știu, amilor, iar acum o creație liberă, mici în jacuzzi. Exact. Întrebarea este cum împarți 5 mici la 2. Lasă-l că îl creează acum. 5 mici la 2. El simte, uite, simte mici în jacuzzi. E ok apa pentru asta e introducerea. Jacuzzi. Jacuzzi. Unde ești tu, jacuzzi? Apă caldă în București. Apă caldă în București. Te topești, te topești, te topești. Partea amuzantă, mai up-tempo pozitivă. Dar vin micii, dar vin micii. Reîncălziți. Reîncălziți. Dar plin de dragoste vin micii, da, vin micii, plin de dragoste și de tine. Mai lucrez la ea. Da. Foarte mișto. Excelent.
Crezim că trebuie să aplaudăm. Nu, 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 nu. Băi, Maria, machiată sau naturală? Naturală. Mincu, ce rol ai fi putut juca cu brio în Stăpânul Inelelor? Nu cred că știu. Nu prea m-am uitat la Stăpânul Inelelor. Nu știu cum se cheamă personajul, nu știu să zic. Nicio problemă? Pe toate. Răspunsul pe toate. Da. Ești bun pe... Maria, într-un interviu, îi reproșai soțului tău că trage de el, că tragi tu de el să pună pe pereți câteva tablouri. Și încă fac asta. Trag de el să punem tablourile pe pereți. Le-a așezat până la urmă? Le-a așezat, dar acum în noua casă încă are de așezat multe tablouri. Au venit corpurile de iluminat azi? Nu, nu au venit. Ne cerem scuze, a fost un moment. Dacă vă tentează ceva din nu, decorul vostru... Din nu, așteptăm, așteptăm corpurile de iluminat, că în funcție de ele mai are de pus 3 tablouri pe holul de la intrare. În funcție de lumina. Nu e chiar așa, domnul Horia. Noi suntem niște și am crezut că tot e ușor. Mincu, în același interviu, îi reproșeai soției tale care are un mare defect. Sparge, citez, prea mulți bani pe haine. Unde ai văzut ceva? Da, Maria a corijat acest defect. Da, face asta. Nu pot să zic că nici eu nu dau mulți bani pe haine. Adică nu mă plâng că femeia își cumpără multe haine. Dar ce mă termină psihic pe mine este că după ce și-a multe haine și avem dressing-urile pline, îmi spune că n-are cu ce să se îmbrace, ceea ce nu mai pot să înțeleg. Nu am. Acolo e problema mea. Nu am. Pentru că la noi sună curierii de 5 ori pe zi. Eu simt că nu am timp pentru mine în casa mea. Mă uit la tine și văd viața mea. Deci viața tuturor. E ceva. Haideți să ne oprim și să înțelegem că nu avem haine. Punct. Fii atentă. În ultima perioadă am mai slăbit. Oh. Și mi-au venit câteva măsuri pe care de mult nu am mai prins. Dar nu fac altă dată greșeala de a-mi arunca măsurile mai mari. Ok. Tu acum ești perfectă și... Eu cred că sunt perfectă tot timpul. Deși în ultima vreme să știi că m-am îngrășat, dar tot perfectă sunt. Nu e așa, Mincu? Da, mi se pare că, mi se pare că trebuie că să zic da. Eu cred că suntem perfecți oricum. Că până la urmă uneori ai o perioadă când arăți într-un fel pentru și în alt fel nu înseamnă că ești perfect. Da? Nu? Pentru integritatea ta corporală. Nu, dar stai puțin, pe bune. Horia nu e perfect? Mi se pare că se vorbește prea mult despre subiectul ăsta și nu contează. Da, deci, serios. Deci, eu cred da, că ești sigur, perfectă. Da, sigur, bună idee că ți-ai ținut hainele. Dar deși cred că nu o să te mai îngrași. Cred că dacă ai slăbit așa o să rămâi. La revedere. Serios. Asta e. Mai ales că acum o mănânc o dată pe zi. Fac foarte... Muzut. O singură suntem dată de 4 ore aici, am mâncat de 6 ori. Ultima întrebare. Să zicem că tot ce a fost astăzi este începutul unei glume. Da. Chiar este, Horia. O încep eu... Iar voi o continuați. Deci sunteți pe scenă acum fiecare dintre voi. Bun, tăiți-mi microfonul. Maria. Da. Începe așa. Bă! Am fost la brânci la podcast. Și fii atent ce s-a întâmplat. M-a pus să cânt și să mănânc parizer în același timp. Ceea ce eu nu știam că trebuie să facem și noi. Cream că face doar el, în mod normal, la concertele lui. Ceea ce a fost... Plăcută, o plăcută surpriză pentru mine este că nu credeam că o să mă facă cineva să cânt, dar se pare că Horia a fost al doilea om din viața mea după soția mea care m-a dezvirginat în... Ei, mulțumim mult, domnule, de la podcast! Corect pentru un premiu pe măsură! Și am câștigat 6 creveți. Ai câștigat 6 creveți. Ah, nu, n-ați câștigat 6 creveți. Ah, băi, mâncăm creveții. De... Tanasă doarme. Mâncăm de 6 ore aici. Tanasă, Tanasă. Tanasă. Pentru că de fiecare dată când inviți doi îndrăgostiți care își mărturisesc mai rar, dar la obiect dragostea lor, e bine, atunci merită să vă prezentăm ultimul nostru deliciu. Nu se poate așa ceva, dar ce buget aveți voi la podcastul ăsta, bă, băiatule? Iar noi în podcast avem apă. Tartă. Deschideți poarta soarelui. A venit fetele cu peștele. Are GoPro ăsta, dă-mi un pic. Da. Și de când a început podcastul, face așa cu el. Pentru cine are rău de mișcare. Mi s-a cine montează. Dă princi, uite, ăsta e brutul de la GoPro. Montează cu pastile de rău de mișcare. Ia. Tartă, frate. Avem 100, avem 140 de episoade de podcast, n-am avut în niciunul mâncare. Deci fii atent, hai să spun ceva un scenariu, iartă-mă. Zi. Noi o să te chemăm la noi la podcast, n-ai cum să zici, nu? Că e aiurea că noi am venit la tine. Vezi că nu-ți dăm nimic, nu trebuie să cânti, e doar o masă, avem o cameră. Dar o să cumpărăm pentru tine alcool și ce să-i dăm, mă? Ce vrei tu o să cumpărăm pentru tine? Voi o puneți de așa manieră.
chestia asta? Când o să vin eu crește salsa mele? Ia ce n-ai? Ia aici. Cum? Lasă, taie pâinea acolo. Taie aia. Da, aia și tu ceva, da. Să vii cu pachetelul cu mâncare, cum nu, vin. Păi adus nu, o, nu, nu, o tartă întreagă. Eu sunt vin cantina partidului, e și a dumneavoastră. Pentru că în timp ce priviți tarta asta și vă imaginați oare cum tăiem noi tarta asta, e bine, răspunsul este habar n-am. Faci așa. Deja, nimeni nu se pricepe, mă, pentru voi am două surprize. Domeniile Cuza insistă să ne mai îmbătăm. Ăsta e pentru tine cu pahar cu tot. Mulțumesc frumos. Bineînțeles că este ce asta? Chiar mi-a plăcut. Este vorba de Sauvignon Blanc sec. Excelent, chiar mi-a plăcut. Anul 2021 a fost un an foarte bun. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Ei, mulțumim frumos. Bem în continuare când plecăm de aici. Și acum să gustăm tarta. Băi, și e desertul preferat al lui Mincu, apropo, l-ai nimerit la modul preferatului desert. Ceva dulce cu fructe. Mai aveți? Mai avem ceva? Jesus! Wow! Nu cred. Câte cadouri într-un singur podcast. Acesta este cana pe care mie îmi place orice zi în care mi-ar putea zâmbi. Super frumos. Pentru ea. Și asta e poftă de băut pentru tine. Poftă de băut pentru mine. Dar, pentru că ai insistat, asta e agenda. Sunt cine vreau să fiu. Când o deschizi, scrie aici poantele tale. Dar vreau să și semnezi, te rog frumos. Da. De la... Să semnezi. Voi semna. Vezi că eu fac inimă, fac așa. Și fac și un soare. Asta e semnătura mea. Maria, ne vedem la sala palatului. Clar, vin să cânt cu tine. Mi se pare normal. Că știi cum e când vin eu, se mai golește din sală, mai pleacă lumea și se mai risește. Și acum pauză de mers la pipi. Iar acum... Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Vreau să vă gustați prima dată ăsta din... Nu, nu merge, nu. Nu. Eu n-am cam niciodată tartă așa. Da, tai așa. Uite, cu furculița. Stai, mă, uite, bagi așa și iei niște cremă. A, uite așa, stai așa. Am reușit. Fii atent. Ce tare că asta chiar e desertul tău preferat. Uite cât de frumos am tăiat eu. Uite, un pic. Pe agenda, frate. Am stricat agenda cu Horia Brânciu. Foarte bun. Auzi, ți-a plăcut gluma din team building că pe personajul chema Horia Brânciu? Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut faza mea preferată din team building când el leșină și apar tu adevăratul Horia Brânciu. Deci niciodată n-aș fi crezut. Asta este o ironie foarte bună. E foarte bună și tot nu există român care să nu fi râs la gluma aia. Și nu da, e ceva jignitor, nu e nimic, e foarte bună gluma. Reacția publică a fost cât se poate. Bine, dar și e o poantă, de exemplu, gândește-te că ai un punchline la final de intrare în spectacol. Da. Și tot timpul zici Horia Brânciu, Horia Brânciu, Horia Brânciu. Dar să știi, și la sfârșit apare Horia Brânciu. Să știi că perfect. Tu pentru mine ești un exemplu de om care are o carieră atât de mare în spate și este atât de deschis în a face tot felul de glumițe și de colaborări și de poante. Pentru că atunci ne-am cunoscut prima oară când ai venit să facem promo la pentru Costel. Eu dacă aș fi fost în locul tău cu 30 de ani în spate, n-aș fi venit la un promo filmat pe stradă în fața clubului 99 și fost, am treabă. Sănătate. Salut Horia, ne-am gândit să facem un promo, îți batem afișul tău cu sala palatului, tu să apari. Și tu ai zis, da, unde sunteți? Și ai venit și ai fost atât de deschis și ai energia asta debordantă care este molipsitoare și puțini oameni sunt atât de nu știu, normal și deschis să fie vesel tot timpul. Abia aștept să facem următorul. Voi face la Obregea. Este o secție specială în care putem se face se cheamă Horia Brânciu chiar după tine. Pavilionul Horia Brânciu. Pavilion pentru că chiar lângă Maria Popovici care e mai jos că e pentru bolile mai Maria nașpa. Popovici este la pavilion visători. Maria? Și avem și secția alcoolici, Minculescu și mai nu dăm nume că nu sunt aici. Ideea este că atunci chiar mi-a părut foarte, foarte bine să fiu alături de voi și cred că ăsta este rostul. Ăsta este rostul oamenilor care se urcă pe scenă să facă un fel de uniune morală, mentală, sentimentală, pentru că nu pierd nimic dacă eu îți fac ție reclama la spectacol și viceversa.
lumea la spectacolul nostru vine pentru ori, nici nu știi pentru ce motive. Poate că, hai să râzi, vine la spectacolul tău pentru că l-a văzut toată pe Mincu la spectacolul tău și absolut, mai vreau să-l văd. Absolut. S-a îndrăgostit o tipă de Mincu. Și caută motivația spectacolului tău ca să-l vadă pe Mincu. Absolut. Nu știi. Dar mulți oameni de acolo vin pentru tine pentru că ești o fată nebună, deschisă, vulnerabilă, sinceră, autentică și ai și poante bune și așa cum zicea și soțul, ai pus feminismul pe harta asta a stand-up-ul românesc. Și chiar vreau să spun că sper că ai dat și sper că după tine, cred că ai dat tonul multor fete să se urce pe scenă. Sper, nu pot să-mi atribui asta, că n-am de unde să știu de ce s-au apucat de asta, dar sper că evident. Da. Adică e mișto chestia asta. A făcut asta, a impulsionat foarte multe fete, unele au preluat din stilul ei, ceea ce e absolut normal și e un punct foarte important. Și mă bucur pentru ele, să știi, adică... Am așa o oarecare mândrie când văd o colegă că e bună și mă bucur că am observat asta, că mă gândeam oare când o să văd o colegă că e bună o să simt gelozie sau mândrie. Interesant. Și simt mândrie și am zis, ok, atunci sunt mulțumită cu viața mea dacă mândrie. Chiar dacă nu am nicio motiv să am mândrie că ea singură și-a făcut spectacolul, dar am așa un fel de, ce bine că am o colegă că umblu cu dârlăie și atât timpul m-am plictisit de ei. E, vreau să atrag atenția tuturor fetelor că Maria... Nu mai este cea pe care o cunoșteați ieri. Mă, cu camera vorbesc. A, da. Iartă-mă. Cu cei care ne privesc. M-am apucat de cântat. Dacă pleci, ia mă și pe mine. Camerele tale sunt acolo. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Doamne și domnilor, de astăzi spectacolele Mariei nu vor fi simple. Vor fi complexe. Iar, dacă sunt în sală și Mincu vine pe scenă, vă rog frumos, strigați, nu o să vă refuze. Cântă-o pe aia cu haide înapoi. Nu fă asta. Nu fă asta, că o să facă lumea asta. Nu strigați. Duceți-vă la el și sărutați-l, fetelor. Vă distrug. Vă omor. Iar voi, bărbați, care vă duceți la spectacole Mariei. Stați, dracu, potoliți în scaunele alea. Și pupați-o după aceea. Ce așa așteptați? Așteptați, faceți-o păză cu ea? Pot să vă pup? Doamnă. La care Maria, în gluma ei... Ați mâncat usturoi? Nu. Atunci nu. De când cu Brenciu la podcast numai cu usturoi. Și pentru că muzica trebuie să fie coordonata noastră... Normal, că vine, mai vine o melodie. Unde ești tu, oare? Unde ești tu, oare? Singurele dăți în care intru sunt undeva pe la început. Până treceți în revistă tot textul ca să nu, vă apropiați? Nu, că sincer am ascultat și azi dimineață melodia asta, culmea, în timp ce mă machia Alexandru Tanasă, căreia nu i-a mai păstat de mine în timpul podcastului, se vine la retuș. Băi, eu caută-ți un loc de muncă. Ideea este că nu știu dacă știu să o cânt frumos, dar încercăm. Fiind melodia ta, mă simt mai prost că nu știu să o cânt bine. Ne vedem luna viitoare. Până atunci, bucurați-vă de lucruri simple, de Maria, de Alexandru Miculescu. Pe tine te cheamă tot all the way Mincu. Da, toți oamenii și pe stand-up și în prieteni îmi zic Mincu. Nu ți-e doar câteodată de Alexandru? Familia. Tu faci la mulți ani de Sfântul Alexandru, îi spui? Da, fac. Dar Alexandru doar maică-mea și sora mea îmi zic. Dar Mincu e Mincu, poți să-mi zici Mincu. Sau Nicu, cum cred unii oameni. Da, mai sunt. Mulțumesc frumos că ați venit, a fost o plăcere pentru mine. Mulțumim și nouă, ne-a făcut ai fost, mare plăcere. Perfectă, ai fost... Mulțumim, Horia, ești drăguț. Care e lovitura ta preferată din karate? N-am. N-are, pentru N-are că dragostea, dragostea el bate vis. Cu dragostea orice. Că dragostea lovește cel mai adânc. Nu, e de mine. Nu uitați, hitul Mici și Jacuzzi va apărea în decembrie, exact când Fuego împodobește bradul. Mici în brad. Încep eu, ușor. Haide, te ascultăm. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa. Fă un fulg în palma ta, pentru mine, pentru tine n-ar fi prea. E la terța de jos, ca să știi. Nu caut cuvinte greu de înțeles.
pe asta, Mincu. Nici multe. Bine, bine. Motive. Bine, Alexandru. Ca să iubesc. Băi, o să scânt astea toată ziua în casă. Ascultă-mă bine. Ia-mi de aici. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cerul albastru eu și tu, el călcând, ea privindu-l admirativ. Atenție! Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, dragostea mea voi păstra. Le mulțumim foarte frumos lui Marius, care a stat alături de noi, lui Dudu, care a mânuit sunetul, Andrei, care e cu minte, Andrei, care e și el, dar bineînțeles, domnul Tanasă, parcă nu numere toi dintr-un trip de apași. Tanaka, nu, Tanasă! Iar noi ne vedem luna viitoare, continuăm! Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața. Uită-te către el. De lângă perna ta. Asta-i dragoste, love story. Poate o mai schimbi așa. Îmi place tu așa cum ești eu. Când mă cer și când mă ier și speranța că nu te vei schimba. Mai schimba și te vei. Atenție, Maria. Nu că pășesc pe ea din spate. Da, da. Hai, hai toată lumea. Na 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 na. La 14 bilete pe masă mai tocar. Da, da, da. Dar îmi mulțumim, Horia. S-a tras ceva? Băi, s-a tras că e, mă interesează. Eu pot să iau de la capăt. Dar nu cred. O încostică de vin nu mai. De adică e o... Fix să începem cu autograf. De cât timp suntem aici? De cât e ceas? Cât a fost podcastul? 3 ore 40. Și deci, Horia. Ah, ce frumos. Uite-mă. Adică tu scrie scopul vieții mele. Scopul vieții cuiva, dar pentru mine. Și n-am tot din condei, mă, băi, dă-i te bani de așteaptă, nu m-ai crezut. Așa am cunoscut. Scrie pe o chestie de plăzică. Fiind deșteaptă, în fața omului. Alexandru? Da. Alexandru, aici, sub ea... Ce-a mai rămas? Pentru mine ești inspirație. Nu cred, asta vreau să scriu. Nu, amă, nu! Vreau să scriu că ești inspirație. Hai să-și trec. Gracias.
5, nu am asta e, ar trebui așa. Por. Deci eu semănam cu Mingu în tinerețe, băi. No, mai dar eu semănam cu Mingu, ai înțeles? Poster de Latino Guy? Asta a fost primul meu album, la 35 de ani. Nu știu, prin ce o arătat în perioada vieții ca un om care te vrăjește pe Tinder și se ia bani. În poza asta putea să te cheme lejer Joachim Brenciu. Când era cicoara mă bocită. Ne-a arătat chiar era. Haide, cântă! Panică și vreo modică.